Cassandra Clare. Dispozitive infernale. Prințesa mecanică. Volumul 3. Prolog. York 1847. Mie teamă, spuse fetița, care stătea pe pat. Bunicule, poți să stai cu mine. Aloisius a scoase un mârâit iritat când își trase un scaun lângă marginea patului și se așeză. Acel sunet era doar în parte adevărat de fapt, era încântat de faptul că nepoata să avea atât de multă încredere în el, că adesea el era singurul care o putea liniști. Pe fată nu o deranjase niciodată atitudinea lui morocănoasă, în pofida firii ei delicate. Adele, n de ce să te temi, o liniști el ai să vezi. Fetița îl privi cu ochii mari. În mod normal, ceremonia primei însemnări ar fi trebuit să se aibă loc într-una dintre marile încăperi ale Institutului din York, însă, ținând cont de starea precară a sănătății și a nervilor lui Adele, se luase hotărârea ca aceasta să se desfășoare în siguranța dormitorului ei. Fetița stătea la marginea patului, cu spatele foarte drept. Rochia ei roșie de ceremonie se asorta. Cu panglica cei ținea strâns părul blond și frumos. Ochii erau mari. Prin comparație cu chipul subțire și mâinile slabe. Era la fel de fragilă precum o ceșcuță de porțelan. Frații tăcuți, spuse ea. Ce o să-mi facă? Dăm mâna, spuse el, iar ea își ridică brațul drept cu încredere. El îl întoarse și văzu pe sub piele traseul venelor de un albastru deschis ei își vor folosi stelele știi ce ai o stelă, pentru a desena o pecete pe tine. De obicei se începe cu una previziunii, despre care ai învățat deja, dar în cazul tău, vor începe cu o rună de forță. Deoarece nu sunt foarte puternică. Pentru a-ți îmbunătăți Constituția, ca supa de vită, spuse Adele, strâmbând din nas. Aloisius râse. Să sperăm că nu va fi atât de neplăcut. Ai să simți o mică înțepătură, dar trebuie să fii curajoasă și să nu plângi, înrucât vânătorii de umbre nu plâng de durere apoi înțepătura o să dispară, iar tu te vei simți mai bine și vei fi mult mai puternică. Pe urmă, ceremonia va lua sfârșit, iar noi vom merge jos, unde vom sărbători cu torturi glazurate. Adele și că ele. Și o petrecere. Da, o petrecere. Și cadouri. Lovi cu degetul în buzunar, unde era ascuns un pachețel o cutie. Mică, un pachet în hârtie albastră, elegantă, în care se afla un inel de familie. Am unul pentru tine chiar aici ai să-l primești când ceremonia însemnării va lua sfârșit. Nu s-a mai dat niciodată o petrecere în cinstea mea. Ei bine, acum vei avea partea de una, înrucât de vii vânător de umbre, spuse Aloisius. Știi de ce e important acest lucru, nu-i așa? Primele tale pe ce ți, ți asigură statutul de nefilim, așa cum suntem eu și părinții tăi. Asta înseamnă că faci parte din conclav. Că faci parte din familia noastră de războinici. O familie diferită și mai bună decât toate celelalte mai bună decât toate celelalte, repete i-a când ușa. lui se deschise și intrară doi frați tăcuți. Aloisius văzus când de frică din ochii nepoatei sale. Adele își trase brațul din strânsoarea lui, iar el se încruntă, nu-i plăcea să vadă frică în progenitura lui, deci nu putea nega faptul că frații erau lugubri în tăcerea lor și în mișcările nepământene, lunecoase se mutară într-o parte a patului, când ușa se deschise din nou și intrară părinții lui Adele, tatăl ei, fiul lui Aloisius, în echipament stacoșu, soția lui, îmbrăcat într-o rochie roșie, care arăta precum un clopot de la talie în jos, cu un colier auriu la gât de care atârna uruna în cheli. Îi zâmbiră fetiței, care le întoarse un zâmbet tremurat, chiar și atunci când frații tăcuți o conjurară. Adele Lucinda Starcuader. Era vocea primului frate tăcut, fratele Cimon. Ai ajuns la vârsta maturității. E timpul să capeți prima pecete angerului ești conștientă de onoarea care ți se oferă și vei face tot ce-ți stă. În putință pentru a o merita. Adele în cuvință din cap ascultătoare. Da. Și accepti aceste pecețe ale îngerului, care vor rămâne pe trupul tău pentru totdeauna, ca o aducere a mintea tuturor lucrurilor pe care îi le datorezi îngerului și a îndatoririi sacre față de această lume. Dădu din nou din cap, ascultătoare. Aloisius era deosebit de mândru. Le accept, spuse ea. Atunci începem o stelă străluci în mâna albă, prelunga fratelui tăcut. Acesta luă brațul tremurător al lui Adele și puse vârful stelei pe pielea ei, după care începu să deseneze. Linii negre învârteșite ieșeau din vârful stelei, iar Adele privea uimită cum simbolul puterii căpăta formă pe pielea palidă a brațului ei, un model delicat de linii care se intersectau între ele, trecând peste venele ei, învăluindu-i mâna. Stătea încordată toată, cu dințișorii. Vă râți în buza superioară, îi aruncă o privire lui Aloisius, iar el se înfioră când văzut ce se afla în ochii ei. Durere. Era normal să simți o oarecare durere când primei o pecete, dar ceea ce văzu în ochii lui Adele era agonie. Aloisius se ridică brusc, dărâmând scaunul. Opriți-vă! Strigă el, dar era prea târziu. Runa fusese isprăvită. Fratele tăcut se dădu înapoi, uitându-se lung. Pestele era sânge. Adele scâncea însă nu uitase că bunicul o prevenise că nu trebuia să plângă, dar apoi, pielea ei sfâșiată și plină de sânge începu să se decogească de pe oase, înegrindu-se și arzând sub de parcă ar fi fost o flacără, iar ea nu putu decât să-și lase capul pe spate și să țipe fără încetare. Londra 1873 Will? Charlotte Firekild împinse încet ușa sălii de antrenament de la institut. Will, ești acolo? Un geamăt înăbușit fu singurul răspuns. Ușa se deschise larg, scoțând la iveală o încăpere mare, cu tavan înalt, Charlotte se antrenase acolo de când era mică și știa fiecare deformare din podea. Ținta antică vopsită pe peretele de nord, ferestrele cu rame pătrate atât de vechi, încât erau mai groase jos și mai subțiri sus. În centrul încăperii stăteau ilhirondale, hirondale, cu un cuțit în mâna dreaptă. Își întoarse capul pentru a se uita la Charlotte, iar ea se gândi, nu pentru prima oară, că era un copil ciudat, cu toate că la 12 ani de-abia îi mai putea spune copil. Era un băiat foarte drăguț, cu păr des și negru, ușor buclat acolo unde îi atingea gulerul, umed acum din pricina sudorii și lipit de frunte. Când ajunsese pentru prima oară la institut, pielea era bronzată de soarele și de aerul de la țară, însă cele șase luni petrecute în oraș alungaseră culoarea, făcând ca îmbujorarea de pe punct să iasă în evidență. Ochii erau de un albastru neobișnuit de luminos. Într-o bună zi avea să fie un bărbat cipeș, dacă putea face ceva în legătură cu încruntarea care îi strâmba permanent trăsăturile. Ce vrei, Charlotte? Se răsti el. Încă vorbea cu un ușor accent cales, o tărăgânare a vocalelor care ar fi fost încântătoare, dacă tonul lui nu ar fi fost atât de aspru. Se șterse cu mâneca pe frunte când i-a făcut un pas pe ușă, după care se opri. Te caut de câteva ore, spuse ea cu o oarecare severitate, cu toate că acel ton dur nu a avut niciun efect asupra lui Will. De fapt, când îi avea toane, nu prea exista vreun lucru care să aibă efect asupra lui, iar el avea mereu toane. Nu-ți aduce aminte ce ți-am spus ieri, că astăzi sosește un nou băiat la institut. Știu asta. Will a Acesta se înfipse chiar lângă cercul de pe țintă, mărindu-i încruntarea. Doar că nu-mi pasă, adăugă el. Băiatul din spatele lui Charlotte scoase un sunet înăbușit. Un hohot. De râs gândia, dar el oare chiar râdea. Fusese avertizată că băiatul care venea de la institutul din Shanghai nu stătea bine cu sănătatea, însă tot fusese surprins atunci când el coborâse din trăsură, palid și legănându-se precum o frunză în vânt, cu părul negru și ondulat înspicat cu fire argintii, ca cel al unui bărbat de 80 ani, nu al unui băiat de 12 ani. Avea ochii mari, negri argintii, ciudat de frumoși, dar tulburători pe un chip atât de delicat. Will ar trebui să fi politicos, spuse ea acum, după care îl trase pe băiatul din spatele ei și îl împinse în sală. Nu-l băga în seamă pe Will, are toane. Will Hirondale ți-l prezint pe James Carstairs, de la Institutul din Shanghai, Gem, spuse băiatul. Toată lumea îmi spune, Gem. Mai făc un pas în sală, studindu-le cu o curiozitate prietenoasă pe... Will? În vocea lui nu se simțea nicio urmă de accent, spre surprinderea lui Charlotte, însă i-aș aminti că tatăl lui era, fusese, englez. Și tu poți să-mi spui așa, adaugă el. Ei bine, dacă toată lumea îți spune așa, nu prea îmi face o favoare, nu-i așa. Tonul lui Will era acid, pentru un băiat atât de tânăr, era extrem de dezagreabil. Cred că ai să-ți dai seama, James Carstairs, că dacă îți vezi ideale tale și mă lași în pace, va fi foarte bine pentru amândoi. Charlotte oftă în sinea ei. Sperase din tot sufletul că acest băiat, de aceeași vârstă cu Will, avea să se dovedească instrumentul care să-l dezarmeze pe Will de furia și răutatea lui, dar se vedea că Will spusese adevărul atunci când o înștiințase că nu îi păsa dacă un alt vânător de umbre venea la institut. Nu voia prieteni, nu avea nevoie de ei. Charlotte îi aruncă o privire lui Gem, așteptându-se să-l vadă clipind surprins sau rănit, însă el pur și simplu zâmbea ușor, ca și... Când Will era un pisoi care încercase să-l muște. Nu m-am mai antrenat de când am plecat din Shanghai, spuse el mi-ar prinde bine un partener, cineva cu care să mă antrenez. Și mie, spuse Will. Dar am nevoie de cineva care poate să țină pasul cu mine, nu de o creatură bolnăvicioasă care arată de parcă se îndreaptă cu pași spre mormânt. Deci bănuiesc că ai putea fi bun drept țintă, Charlotte știind ce știa despre James Carstairs, un lucru pe care nu îl împărtășise și lui Will, simți că îi se întoarce stomacul pe dos. Se îndreaptă cu paștărșit spre mormânt, o, oh, Doamne Dumnezeule! Ce anume îi spusese tatăl ei? Că gem era dependent de un medicament pentru a putea trăi, un soi de leac care îi putea prelungi viața, dar nu i-o putea salva. Of, Will! Dădu să se interpună între cei doi băieți, ca și când îl putea proteja. Pe gem de răutățile lui Will, care de data asta erau mai veridice decât putea ști el, dar apoi se opri, Gem nici măcar nu-și schimbase expresia. Dacă prin se îndreaptă cu paștărșit spre mormânt voiai să spui că mor, atunci da, să știi că sunt pe moarte, spuse el mai am vreo doi ani de trăit, trei dacă sunt norocos, cam asta mi s-a spus. Nici măcar Will nu putu să-și ascundă șocul, se înroși până în vârful urechilor. Eu? Însă gem porni spre ținta vopsită pe perete, când ajunse acolo, smulse cuțitul din placa de lemn. Apoi se întoarse și se duse direct spre Will deși era mai delicat, aveau cam aceeași înălțime și, stând la doar o palmă de părtare, se uitară unul la altul și își susținură privirile. Dacă vrei, poți să mă folosești drept țintă, spuse Gem pe un ton simplu, de parcă ar fi vorbit despre vremea de afară. Se pare că n-am de ce să mă tem, ținând cont că nu prea le ai cu aruncatul. Se întoarse țintii și lăsă cuțitul să zboare. Acesta pătrunsen. Mijlocul țintei, vibrând ușor, sau, continuă gem întorcându-se spre Will, ai putea să mă lași pe mine să te învăț. Înrucât eu mă pricep foarte bine la asta. Charlotte îi urmări cu atenție. Vreme de jumătate de an îl văzuse pe Will îndepărtându-i pe toți cei care încercaseră să se apropie de el, tutorii, tatăl ei, logodnicul ei, Henry, cei doi frați Lightwood, cu o combinație de ură și cruzime înțepătoare. Dacă n-ar fi fost faptul că ea era singura persoană care îl văzuse plângând, se gândea că și ea ar fi renunțat, acum mult timp, să mai creadă că Will avea să fie vreodată bun cu cineva. Și totuși, iată-le aici, uitându-se la Jim Carstairs, un băiat care părea atât de fragil, încât aveai senzația că era plămădit din sticlă, în vreme ce expresia lui dură se transforma treptat în incertitudine. Tu nu ești cu adevărat pe moarte, spuse el pe un ton extrem de ciudat, așa -i. Gem Jim dădu din cap. Așa mi s-a spus. Îmi pare rău, spuse Will. Nu, zise Gem pe un ton bălând. Își dădu jos sacoul și scoase un cuțit de la cingătoare. Nu fi ca toți ceilalți. Nu-mi spune că-ți pare rău spune că vrei să te antrenezi cu mine. Întinse cuțitul spre Will, cu plăselele înainte. Charlotte își ținu respirația, temându-se să facă vreo mișcare. Simțea că urma să fie martora unui moment foarte important, cu toate că nu știa ce anume avea să se întâmple. Will întinse mâna și luă cuțitul, fără să-și dezlipească ochii de pe chipul lui Gem. Când lua arma, degetele lui le atinseră pe ale lui Gem. Era pentru prima oară, gândi Charlotte, când îl văzuse pe Will atingând pe cineva de bunăvoie. Am să mă antrenez cu tine, spuse el. Capitolul 1. Un tărăboi infernal. Decembrie e luna perfectă pentru măritiș, spuse croitorea sa. Printre boldurile pe care le ținea cu dibăcie între buze, după ani și ani. De practică. Știți cum se spune, când zăpada iute vine, mărită-te și te va ține. Prinse un ultim bold în rochie și făcu un pas înapoi. Gata, spuse ea. Ce părere aveți? E făcută chiar după unul dintre modelele lui Ward. Tesa se studie în oglinda de pe peretele camerei sale. Rochia era cusută dintr-o mătase aurie, așa cum presupunea obiceiul vânătorilor de umbre, care considerau că albul era culoare de doliu și refuzau să-l poarte la nuntă, în pofida faptului că însă și regina Victoria lansase acea modă. Corsajul strâmt era tivit cu dantelă belgiană, care, de asemenea, se regăsea și pe mâneci. E minunată! Exclamă Charlotte, apoi își în palmele și se aplecă înainte, ochii ei căprui străluceau de încântare. Tesa, culoarea asta te prinde atât de bine! Tesa se întorcea dintr-o parte în alta în fața oglinzii. Auriul îi aducea în obrașa acea culoare de care avea mare nevoie. Corsetul în formă de clepsidră îi modela și iar cu ea silueta, iar îngerul mecanic din jurul gâtului o liniștea cu ticăitul lui constant. Sub la târna pandantivul cu jad pe care îl dăruise gem. Își lungise lanțul astfel încât să le poată purta pe amândouă în același timp, neputând să se desparte de vreunul. Nu crezi, totuși, că Dantela e un ornament ușor exagerat. Deloc. Charlotte se lăsă pe spate și, fără să știa dea seama, puse o mână protectoare pe pântece. Ea fusese din totdeauna prea subțire, slabă, ca să spunem adevărul, pentru a avea nevoie de un corset. Iar acum, când urma să aibă un copil, începuse să poarte rochii simple și largi, în care arăta ca o păsăruică. Tesa e pentru nunta ta. Dacă există o ocazie când poți purta. Ornamente în exces, asta e, imaginează-ți doar. Tesa-și petrecuse multe nopți făcând exact același lucru încă nu era sigură de locul în care ea și Gem aveau să se căsătorească, ținând cont că cei din Consiliu încă mai discutau situația lor. Dar când își imagina nunta, era mereu într-o biserică, mergând spre altar, poate la brațul lui Henry, fără să arunce priviri în stânga și în dreapta, ci doar înainte, la alesul inimii ei, așa cum trebuia să facă o mireasă. Gem avea să poarte un echipament, nu cel în care se lupta, ci unul ca o uniformă militară, făcut la comandă pentru această ocazie, negru, cu manșete aurii și rune aurii în relief pe guler și rever. Avea să pară foarte tânăr, de fapt, amândoi erau foarte tineri. Te să știa că era neobișnuit să te căsătorești la 17 și la 18 ani, însă se aflau într-o cursă contra cronometru. De era ceasul vieții lui Gem, care părea dornic să se oprească. Își duse o mână la gât și simți vibrația familiară a îngerului mecanic, iar aripile lui îi zgâriară palma. Croitoreasa sa se uita la ea nerăbădătoare. Era mundană, nu nefilimă, însă avea darul vederii, la fel ca toți ceilalți care îi slujeau pe vânătorii de umbre. Domnișoară, vreți să vă scot dantela? Înainte ca Tessa să poată răspunde, la ușă se auzi un ciocănit, urmat de o voce cunoscută. Sunt eu, Gem. Tesa, ești acolo. Charlotte se îndreptă de spate. Oh! Nu se poate să te vadă îmbrăcată în rochie de mireasă. Tessa o privi perplexă. De ce, Dumnezeule, nu poate să mă vadă? E un obicei de al vânătorilor de umbre, aduce ghinion. Exclamă Charlotte, ridicându-se în picioare. Repete. Ascunde-te după șifonier! După șifonier! Tessa Ichni, când Charlotte o apucă de talie și o împinse în spatele șifonierului, așa cum ar fi procedat un polițist cu un infractor care opunea rezistență. Eliberată, tesa. își scutură rochia și se strâmbă la Charlotte. Apoi amândouă pândiră pe după șifonier, în timp ce croitorea sa, după ce le aruncă o privire uluită, deschise ușa. În cadrul ușii se ivi părul argintiu al lui Gem. Arăta puțin în orânduială, cu haina strâmbă. Încurcat se uită nedumerit prin cameră înainte ca privirea să-i cadă asupra lui Charlotte și Tesei, pe jumătate ascunse de șifonier. Slavă Domnului! Exclamă el, habar n-aveam unde ați dispărut. Gabriel Lightwood e jos și face un tărăboi infernal. Will, scrie -le. Îl imploră Cecilie hirondale. Te rog! Măcar o scrisoare! Will își tădu pe spate părul negru, îmbibat de sudoare, și-i aruncă. O căutătură urâtă surorii lui, Țineți picioarele în poziția corectă, se mărginie el să-i spună. Îi arătă cu vârful pumnalului, aici și aici. Cecilie oftă și și mută picioarele. Știu să că nu stătea în poziția corectă, o făcuse intenționat pentru a-l săcăi pe Will. Era ușor să-și enerveze fratele. Măcar atât aș amintea despre el de când avea 12 ani chiar și să-l provoace să facă ceva, cum ar fi să se cațere pe acoperișul ascuțit și abrupt al conacului lor, avea ca rezultat același lucru, o flacără albastră de furie în ochii săi, maxilarul încleștat și, uneori, în final, Will cu un braț sau un picior fracturat. Desigur, acest frate, aproape adultul lui, nu era fratele pe care și le amintea din copilărie. Devenise mai explosiv și mai retras. Moștenise toată frumusețea mamei lor și întreaga încăpățânare a tatălui și se temea ea, predilecția acestuia pentru vicii, cu toate că ghicise asta numai din schimbul de șoapte ale ocupanților institutului. Ridică-ți pumnalul. vocea lui era la fel de rece și de profesională ca cea a guvernantei ei. Cecil îl ridică. Îi trebuise ceva timp să se obișnuiască cu senzația pe care i-o dădea echipamentul pe piele, tunica largă și pantalonii, centura de petalie. Acum se mișca îmbrăcat în echipament la fel cum se mișcase întotdeauna în cea mai comodă cămașă de noapte. Nu înțeleg de ce nu e în considerare să le scrii o scrisoare. O singură scrisoare, nu înțeleg de ce nu e în considerare să te duci acasă, îi zise Will. Dacă ai fi de acord să te întorci în Yorkshire de bunăvoie, ai putea înceta să-ți mai faci griji pentru părinții noștri și eu aș putea aranja să. Cecilie îl întrerupse, căci auzise discursul de o mie de ori. Ai zice de un rămășac. Cecilie era în egală măsură, încântată și ușor dezamăgită să vadă scânteia din ochii lui Will, exact la fel cum scânteiau și ochii tatălui lor atunci când se sugerau prin soare între domni. Bărbații erau atât de previzibili, ce fel de rămășac! Will făcu un pas în față. Și el era îmbrăcat în echipament, ce vedea pe cețile de pe încheieturile minilor, runam nemosine de pe gât. Îi trebuise ceva timp pentru a vedea pe cețile altfel decât un lucru care desfigurează, însă acum era obișnuită cu ele, după cum se obișnuise cu echipamentul, cu marile săl din institut care reverberau și cu locatarii ciudați de aici. Ea arătă spre peretele din fața lor. O țintă veche fusese pictată pe peretele negru, cercul din centrul țintei într-un cerc mai mare, dacă nimeresc în centru de trei ori, trebuie să le scrii o scrisoare tatei și mamei și să le spui ce faci. Trebuie să le spui de blestem și de ce ai plecat. Chipul lui Will se închise asemenea unei uși, în felul în care se. Întâmpla mereu atunci când i-ai solicit acest lucru. Cecii n-ai să nimerești de trei ori fără să ratezi. Ei bine, atunci n-ar trebui să te îngrijoreze rămășagul, William. I-a folosit din adins numele lui întreg. Știa că venind de la ea îl deranja, deși atunci când cel mai bun prieten al său, Banu, parabataiul său, ea aflase încă de când venise la institut că acestea erau lucruri diferite, gem, o făcea, îi părea să o ia drept un termen de afecțiune. Posibil fiind că el încă mai avea amintiri cu ea bebeluș, ținându-se după el pe piciorușele rotofeie, strigându-le Will, Will, într-o galeză șoptită. Ea nu-l strigase niciodată William, de fiecare dată numai Will sau pe numele lui Cales, Guilin. El mișe ochii, ochii lui de un albastru întunecat, de aceeași culoare ca ei. Când mama lor spusese cu afecțiune că, atunci când va fi mare, Will avea să fie un frânge inimii, Cecilie o privise cu suspiciune. Pe atunci Will era numai brațe și picioare, slăbănoc și dezordonat și mereu murdar. Îl vedea acum, cu toate că îl văzuse atunci când intrase prima dată în sufrageria institutului și el se ridicase uluit, iar ea gândise, ăsta nu se poate să fie Will. El își întorsese ochii spre ea, ochii mamei lor, iar ea văzuse mânia din ei. Nu fusese câtuși de puțin încântat să o vadă și unde în amintirile ei existase un băiat slăbănoc cu o claie de păr negru ca un țigan și cu frunze în veșminte, acum, în locul său, era acest bărbat înalt și înspăimântător. Cuvintele pe care voise să le rostească îi se dizolvaseră pe limba și îi răspunsese cu aceeași monedă, o căutătură urâtă pentru o căutătură urâtă. Și așa fusese de atunci, îl suportându-i cu greu prezența, de parcă i-ar fi fost o pietricică în pantoful lui, o pacoste constantă, dar minoră, ce ci trase adânc aer în piept, își ridică bărbia și se pregăti să arunce primul cuțit. Will nu știa, nu avea să știe niciodată despre. Orele petrecute de ea în această încăpere, învățând să echilibreze. Greutatea cuțitului în mână, descoperind că o bună aruncare a cuțitului începea din spatele trupului. Ea ținu ambele mâini în jos și își duse apoi brațul drept la spate, în dreptul capului, înainte de a-l aduce, împreună cu greutatea trupului, în față. Vârful cuțitului era pe direcția țintei. Îl eliberă și-și trase brusc brațul, inspirând cu un icnet. Cuțitul pătrunse fix în centrul țintei una, spuse Cecilii, zâmbindu-i cu superioritate lui Will. El o privi cu chipul împietrit, smulse cuțitul din perete și îl înmână din nou. Cecilii l-aruncă. În cea de-a doua aruncare, la fel ca în prima, cuțitul zbură direct spre țintă și se înfipse acolo, vibrând asemenea unui deget batjocoritor. Două, spuse Cecilii pe un ton sumbru. Will își înclește maxilarul în timp ce trase cuțitul și îl aduse. Ea îl luă cu un zâmbet. Încrederea îi curgea prin vene asemenea unui sânge nou. Știa că putea să facă asta, întotdeauna fusese capabilă să se cațere la fel de sus ca și Will, să alerge la fel de repede, să-și țină la fel de mult respirația. A zvârli cuțitul. Acesta nimer ținta, iar ea sări în sus, bătând din palme, uitând de maniere, pe moment, în încântarea dată de victorie. Părul îi se desprinse din agrafe și i acoperi fața și îl dădu pe spate și îi zâmbi lui Will. O să scrii scrisoarea. Ai fost de acord cu rămășagul. Spre surprinderea ei și el îi zâmbi. Oh, o voi scrie, îi spuse, o voi scrie și apoi o voi arunca în foc. La izbucnirea ei de indignare, el ridică o mână, am spus că o voi scrie. N-am spus niciodată că o voi trimite. Ce cilicni! Cum îndrăznești să mă păcălești în halul ăsta? Ți-am spus că nu ești croită din stofă de vânător de umbre, altminteri n-ai putea fi atât de ușor păcălită. Nu intenționez să scriu nicio scrisoare, ceci. Este împotriva legii și cu asta basta. Ca și cum ție ți-ar păsa de lege, Cecii bătu din picior și imediat mai iritată ca oricând, le detesta. Pe fetele care băteau din picior. Will miji ochii. Iar ție nu-ți place să fii vânător de umbre. Ce spui de asta? Voi scrie o scrisoare și ți-o voi da, dacă îmi promiți că o livrez personal acasă și nu te mai întorci. Cecilii tresări. Avea multe amintiri despre confruntări țipate cu Will, despre păpușile din porțelan pe care le avusese și pe care el le spărsese aruncându-le pe geamul din pot, însă acolo, în amintirile ei, era și bunătate, fratele care îi pansase un genunchi tăiat sau care îi legase la loc panglicile din păr atunci când acestea se deslegau. Bunătatea aceea lipsea din persoana care stătea acum în fața ei. Mama plânsese în primii doi ani după ce îi plecase, spusese, ținând-o pe cecilii la pieptul ei, că vânătorii de umbre aveau să înlăture toată. Iubirea din el, un neam rece, îi spusese ea lui Cecili, un neam care îi interzisese să se căsătorească cu soțul ei. Ce putea el să vrea de la ei, uil al ei, micuțul ei? Nu mă voi duce, zise Cecili, pironindu-și fratele cu privirea. Și dacă tu insiști că trebuie, eu voi, voi. Ușa podului se deschise și în cadrul ei apărugem. Ah, făcu el, vă amenințați reciproc, înțeleg. Asta s-a petrecut toată după amiaza sau de-abia ați început, el a început, spuse Cecili, arătând spre uil cu o mișcare a bărbici, cu toate că știa că n-avea rost. Gem, parabataiul lui Will, o trata cu bălândețea dulce și distantă rezervată surorilor mai mici ale unui prieten, însă avea să-i țină întotdeauna partea lui Will. Bălând, dar cu fermitate, îl punea pe Will mai presus de orice altceva pe lume. Ei bine, aproape orice. Când Cevili venise prima dată la institut, cel mai tare fusese impresionată de Gem, avea o frumusețe. Nepământeană, neobișnuită, cu părul și ochii lui argintii și cu trăsăturile acelea delicate arăta ca un prinț din cărțile de povești și poate că ea s-ar fi gândit să se atașeze de el, dacă n-ar fi fost cum nu se putea mai limpede că el era cu totul îndrăgostit de Tessa Grey. O urmărea cu privirea oriunde se ducea, iar vocea ei se schimba atunci când îi vorbea. Ceciliu auzise cândva pe mama ei spunând amuzată că unul dintre băieții din vecini se uita la o fată de parcă i-ar fi fost unica stea de pe cer și acela era felul în care se uita gem la Tesa. Cecilii nu era ofensată, Tesa era plăcută și amabilă cu ea, chiar dacă puțin timidă, și mereu cu nasul într-o carte, la fel ca Will dacă acela era genul de fată pe care îl voia gem, ea nu s-ar fi potrivit niciodată cu el, și cu cât rămânea mai mult la institut, cu atât mai bine își dădea seama cât de ciudată ar fi devenit relația ei cu el. El era extrem de protector cu gem și ar fi supravegheat un mod. Constant, ca nu cumva să-l supere sau să-l rănească în vreun fel. Nu. Ei era mult mai bine dacă nu se implica, Tocmai mă gândeam să o facem pachet pe Cecilii și să o dăm hrană rațelor din Hyde Park, zise Will, dându-și părul de pe față și făcându-i lui Gem favoarea de a-i oferi un zâmbet rar. Mi-ar prinde bine ajutorul tău. Din păcate, va trebui să-ți amân puțin planurile de suroricit. Gabriel Lightwood e jos și am două vorbe pentru tine. Două dintre vorbele tale preferate, cel puțin atunci când le pui la oaltă. Nătând Sadia. Întrebă Will. Nu mizerabil. Gem rânși. Variola demonului, precize el. Sofia echilibra tava de argint într-o mână cu ușurința dată de exercițiul îndelungat, în timp ce cu mâna cealaltă bătu la ușa lui Gideon Lightwood. Auzi sunetul unui mers târșit, grăbit și ușa se deschise în lături. Gideon stătea în fața ei în pantaloni, bretele și o cămașă albă, cu mânecile suflecate până la coate. Erau pe mâini ca și cum și-ar fi. Precut degetele prin părul care era și elut. Inima ei făcu un mic salt. În piept, înainte de a se liniști. Se forță să se încrunte la el, Domnule Lightwood îi spuse, v-am adus brioșele pentru care ați sunat, iar Bridget v-a pregătit și o farfurie cu sandvișuri. Gideon se dădu înapoi un pas pentru a-i permite să intre în cameră. Era la fel ca celelalte camere din institut, mobilier întunecat și greu, un pat imens cu baldachin, un șemineu mare și ferestre înalte, care, în acest caz, dădeau spre curtea de dedesubt. Sofie simțea privirea lui ațintită asupra ei în timp ce traversa camera pentru a pune tava pe masa din fața focului. Se îndreptă de spate și se întoarse spre el, cu mâinile împreunate pe șorț. Sofia începu el. Domnule Lightwood îl întrerupse ea. Mai doriți ceva? El o privi pe jumătate revoltat, pe jumătate trist. Mi-aș dori să-mi spui Gideon. v mai zis, nu vă pot spune pe numele de botez. Sunt vânător de umbre, nu am un nume de botez. Sofie, te rog. Făc un pas spre ea și continuă, înainte să mă mut la institut, am crezut că eram pe cale să devenim prieteni. Și totuși, din ziua în care am sosit, ai fost foarte rece cu mine, Involuntar, Sofie își duse mâinile la față. Își aminti de conașul Teddy, fiul fostului ei angajator, și de modul îngrozitor în care o înghesuia prin cotloanele întunecate și o lipea de perete, de mâinile care se strecurau pe sub corsetul ei, de felul în care îi spunea la ureche că era mai bine să fie mai prietenoasă cu el gândul o umplea de greață, chiar și acum. Sofie. În colțul ochilor plin de îngrijorare apărurăcute. răcute. Ce este? Dacă ți-am greșit cu ceva, dacă te-am desconsiderat, te rog să-mi spui ce pot să fac pentru a îndrepta, nu mi-ați greșit cu nimic și nici nu mi-ați desconsiderat. Sunteți. Un gentleman, iar eu sunt o servitoare, orice altceva ar fi o purtare. Necuvincioasă. Vă rog, nu mă faceți să mă simt ne la locul meu, domnule Laitud. Gideon, care ridicase pe jumătate mâna, o lăsă să cadă pe lângă corp. Arăta atât de copălșit de durere, încât lui Sofie îi se înmuie inima. Eu am totul de pierdut, iar el n-are nimic de pierdut, își reamintia. Era ceea ce își spusese în sinea ei, târziu în noapte, culcat în patul ei îngust, cu amintirea unei perechi de ochi de culoarea furtunii bântuindu-i gândurile. Am crezut că suntem prieteni, zise el. Nu pot fi prietena dumneavoastră. El făcu un pas înainte. Și dacă te-aș ruga să, Gideon? Era Henry în fața ușii deschise, cu răsuflarea tăiată, îmbrăcat cu una din îngrozitoarele lui jiletci în dungi verzi și portocalii. Fratele tău e aici. Jos? Gideon făcu ochii mari. Gabriel e aici? Da. Strigă ceva despre tatăl vostru, însă jură că nu o să ne spună nimic dacă nu ești și tu de față. Vino? Gideon șovăi privind când la Henry, când la Sofie, care încerca să pară invizibilă. Eu, acum, Gideon. Henry are ori vorbea tăios, iar când o făcea, efectul era neașteptat. E plin de sânge, adăugă el. Gideon păli și întinse mâna după sabia care atârna într-un cuier de lângă ușă. Imediat! Gabriel Lightwood se sprijinea de peretele de lângă ușa de intrare în institut, fără haină, cu cămașa și pantaloni imbibați în stacoșul. Afară, prin ușa deschisă, te s-a văzut răsura familiei Lightwood trasă la baza scărilor, cu blazonul cu flăcări pe portieră. Probabil că Gabriel o mânase singur. Gabriel zise Charlotte liniștitor, de parcă încerca să calmeze un. Cal sălbatic. Gabriel, spune-ne ce s-a întâmplat, te rog, Gabriel, înalt și zvelt, cu părul lui șaten năcleit de sânge, își frecă fața, cu ochii tulburi. Și mâinile ei erau pline de sânge. Unde e fratele meu? Trebuie să vorbesc cu fratele meu. Vine acum. L-am trimis pe Henry să-l aducă, iar pe Ciril să pregătească trăsura institutului. Gabriel, ești rănit. Ai nevoie de iraț. Charlotte avea o voce foarte maternă, ca și cum băiatul nu ar fi sfidat -o niciodată cu privirea din spatele jilțului lui Benedict Lightwood, de parcă nu ar fi conspirat niciodată cu tatăl lui ca să ia, Institutul. Ai mult sânge pe tine," zise Tessa, pornind spre el Gabriel, nu e numai al tău, nu." Gabriel o privi. Era pentru prima dată, gândi Tessa, că-l vedea atât de răvășit. În ochii lui nu era decât teamă uluită, teamă și confuzie. Nu. E al lor, al lor." Al cui?" Era Cideon coborând în grabă treptele, cu sabia în mana dreaptă. Cu el veneau și Henry și Gem, iar în spatele lor, Will și Cecily. Gem se opri pe trepte, tresărind, iar Tesaș du seama că o în rochia de mireasă. El făcu ochii mari, însă ceilalți se precipitau deja, așa că fu dus în jos, pe trepte, ca o frunză purtată de vânt. Tata e rănit. Continuă Gideon, oprindu-se în fața fratelui său. Tu ești rănit. Ridică o mână și îi prinse bărbia fratelui în căușul palmei, întorcându-le cu fața către el, deși Gabriel era mai înalt. Se vedea clar în privirea lui că era mai mic ca vârstă, ușurare că fratele lui era acolo și un licăr de resentiment față de tonul lui categoric, Tata a început Gabriel. Tata e un vierme. Will se scurt. Era îmbrăcat în echipament, de parcă tocmai ieșise din sala de antrenament, iar părul îi atârna în bucle de pe tâmple. Nu se uita la Tesa, însă ea se obișnuise cu asta. Willr are ori se uita la ea, doar atunci când era nevoit să o facă. E bine să vedem că ai îmbrățișat felul nostru de a vedea lucrurile, dar e o modalitate foarte neobișnuită de a o anunța, remarcă el. Înainte de a se întoarce spre fratele său, Gideon îi aruncă lui Will o privire urâtă. Ce vrei să spui, Gabriel? Ce-a făcut tata? Gabriel scutură din cap. E un vierme, repete el, cu glas egal. Știu. A acoperit de o cară numele Laitud și ne-a mințit pe amândoi. Ne-a făcut mama de râs și a distrus-o, însă noi nu trebuie. Să fim ca el. Gabriel se trase din strânsoarea fratelui său, cu dinții scânteindu din pricina încruntăturii furioase. Tu nu mă asculți! Exclamă el, e un vierme. Un vierme. Odihanica un a furisit de șarpe uriaș de când mort mai n-a încetat să-i mai trimite leacul, starea i s-a tot înrăutățit. S-a schimbat. Rănile alea de pe brațe au început să se extindă. Pe mâini, pe gât, pe fața lui. Ochii verzi ai lui Gabriel îi căutau pe ai lui Will. A fost variola, nu-i așa. Tu știi totul despre ea, nu-i așa. Nu ești un soi de specialist. Ei bine, nu e nevoie să te porți de parcă eu aș fi inventat-o, îi răspunse Will. Numai fiindcă eu am crezut că e adevărată, Există relatări despre asta, vechi povești în bibliotecă, Variola Demonului. Întrebă Cecilii cu o expresie nedumerită. Will despre ce vorbește el. Will deschise gura, înroșindu-se ușor la față. Tesa și-a un zâmbet. Trecuseră săptămâni de când Cecili venise la institut și. Prezența ei încăl deranja și supăra pe Will. Nu părea să știe cum să se poartă împreajma surorii lui mai mici, care nu mai era copila pe care și-o amintea și a cărei prezență, insista el, nu era binevenită. Și totuși, Tesal se urmărind-o pe Cecili din priviri, cu aceeași iubire protectoare pe care uneori o îndrepta asupra lui Gem. Cu certitudine, existența variolei demonului și felul în care o căpăta cineva era ultimul lucru pe care ar fi vrut să-i explice lui Cecili nimic din ceea ce ar trebui tu să știi, murmură el. Gabriel se uită la Cecili și rămase cu gura căscată. Te văzut cum o studia din cap până în picioare, Probabil că ambii părinții ai lui Will erau foarte frumoși, gândite sa, căci Cecil era la fel de drăguță ca Will, cu același păr negru strălucitor și cu aceeași ocuimitor de albaștri. Cecili întoarse cu îndrăzneală căutătura, având o expresie curioasă, probabil că ea se întreba cine era băiatul care părea să-și. Antipatizeze atât de tare fratele. Tata a murit. Vrugi de un să știe, cu un glas gătuit. L-a omorât variola demonului. Nu l-a omorât, răspunse Gabriel. L-a schimbat, Acum câteva săptămâni ne-am mutat la Chisvic. Nu a spus de ce. Apoi, în urmă cu câteva zile, s-a încuiat în biroul său. N-a vrut să iasă, nici măcar să mănânce. Azi dimineață m-am dus în biroul lui să încerc să-l smulg din moleșeală. Ușa fusese scoasă din țâțâni. Era o dără de ceva alunecos care se întindea pe coridor. Am urmat-o până jos și apoi în grădină. Gabriel se uită în jur, spre intrarea acum tăcută, și adăugă, a devenit vierme. Asta tot încerc să vă spun, nu cred că ar fi cu putință, zise Henry în tăcerea lăsată, să a, fie călcat. Gabriel îl privi dezgustat. Am căutat prin grădină. I-am găsit pe unii dintre servitori. Și când spun că i-am găsit pe unii dintre ei, asta înseamnă exact ceea ce spun. Au fost făcuți bucăți. Gabriel înghiți și își privi hainele pline de sânge. Am auzit un sunet, un urlet ascuțit. M-am întors și l-am văzut venind spre mine, un vierme uriaș, orb, ca un dragon ieșit dintr-o legendă. Avea gura larg deschisă și în ea se vedea șirul de dinți ascuțiți ca niște pumnale. M-am răsucit pe călcâie și am luat-o la goană spre grașturi. A șerpuit după mine, dar am sărit în trăsură și am ieșit pe poartă. Creatura tata nu m-a urmat. Cred că se teme să nu fie văzut de vecini. Ah! Făcu Henry. Așadar, prea mare pentru a fi călcat. N-ar fi trebuit să fug, spuse Gabriel, uitându-se la fratele său. Ar fi trebuit să stau și să lupt cu creatura. Poate că s-ar fi putut discuta rațional. Poate că tata e undeva înăuntru creaturii. Și poate că te-ar fi rupt în două, spuse Will. Ceea ce descri tu. Transformarea în demon e ultimul stadiu al variolei. Will? Charlotte ridică mâinile în sus. De ce n-ai spus așa? Știți, cărțile despre variola demonului sunt în bibliotecă, spuse Will pe un ton rănit. N-am împiedicat pe nimeni să le citească. Da, dar dacă Benedict urma să se transforme într-un șarpe enorm, cred că ai fi putut măcar să menționezi asta, zise Charlotte. Ca o chestiune de interes general. Mai întâi, continuă Will, nu știam că avea să se transforme într-un vierme uriaș. Stadiul final al variolei demonului este transformarea într-un demon. Ar putea fi de orice fel. În al doilea rând, procesul de transformare durează mai multe săptămâni. Aș fi zis că până și un idiot cu acte în regulă, așa cum e Gabriel, ar fi putut să-și dea seama de asta și să anunțe pe cineva. Pe cine să anunțe? Întrebă gem. Venise mai aproape de Tesa în timp ce conversația continuase. Așa cum stătea unul lângă celălalt, își atinseră ușor mâinile. Conclavul. Poștașul. Pe noi. Pe oricine, zise Will, fulgerându-le cu. O privire iritată pe Gabriel, care începuse să-și recapete culoarea și arăta furios. Nu sunt un idiot cu acte în regulă, lipsa actelor nu prea demonstrează inteligența, murmură Will. Și după cum am spus, tata s-a încuiat în biroul lui în ultima săptămână, iar tu n-ai considerat că asta necesita o atenție specială, zise Will. Tu nu-l cunoști pe tata, spuse Gideon pe acel ton egal al vocii pe care îl folosea uneori când discuțiile despre familia sa erau imposibil de evitat. Se întoarse cu spatele la fratele său și își puse mâinile pe umerii lui Gabriel, vorbind liniștit, pe tonuri măsurate pe care niciunul dintre ei nu le putea auzi. Gem, alături de Tessa, își petrecu degetul mic pe după al ei. Era un Gest obișnuit de afecțiune, unul cu care Tesa se obișnuise în ultimele luni, suficient cât, uneori, când stătea unul lângă altul, ea să-și întindă mâna fără să se gândească. Asta e rochia ta de mireasă. O întrebă în șoaptă. Tesa a fost salvată de a mai răspunde de apariția lui Bridget, care avea în mână un echipament. Gideon se întoarse brusc spre ceilalți și spuse, chisfic. Trebuie să mergem. Gabriel și cu mine, dacă altcineva nu vrea. Să mergeți singuri, Întrebă-te sa, destul de speriată cât să vorbească fără să-i fi venit rândul. Dar de ce să nu apelați și la alții pentru a merge cu voi, conclavul, spuse Will, cu ochii săi albaștri pătrunzători. Nu vrea să știe conclavul despre tatăl lui. Tu ai vrea. Întrebă Gabriel cu ardoare. Dacă ar fi vorba de familia ta. Schiță un zâmbet disprețuitor. Nu contează. Nu e ca și cum ai ști ce înseamnă să fii loial, Gabriel, vocea lui Gideon era dogenitoare. Nu-i vorbi lui Will în felul ăsta. Gabriel păru surprins, iar Tesa cu greu ar fi putut să-l învinuiască. Gideon știa de blestemul lui Will, de credința care îi cauzase ostilitatea și purtarea nepoliticoasă, așa cum știau toți cei de la institut, însă povestea o știau doar ei doi și nimănui din afară nu i se spusese despre asta. Vom veni cu tine. Sigur că vom veni cu tine, spuse Gem, dând drumul minitesei și pășind în față. Gideon ne-a făcut un serviciu. Noi n-am uitat, nu-i așa, Charlotte. Firește că nu, răspunse Charlotte, întorcându-se. Bricht, echipamentul eu sunt deja echipat, zise Will, în timp ce Henry se dezbrăca repede de jiletcă, schimbând-o cu o jachetă de echipament și cu o centură pentru arme, gem făcut la fel și, deodată, intrarea se afla în plină mișcare, Charlotte vorbindu-i în șoaptă lui Henry, cu mâna pusă peste abdomen. Tessa și întoarse privirea de la acel moment de intimitate și văzu un cap brunet a plecat alături de unul blond. Gem era alături de Will, cu stela scoasă, trasând o rună pe gâtul lui Will. Cecilii se uită la fratele ei și se încruntă și eu sunt îmbrăcată deja în echipament, anunță ea. Will ridică brusc capul, făcându-le pe gem să mârâie iritat. Cecilie în niciun caz. Nu ai niciun drept să-mi spui dacă pot merge sau nu. Se răstia și ochii scăpărară. Merg și eu. Will se uită în direcția lui Henry, care ridică din umeri scuză. Are dreptul. Se antrenează de aproape două luni, e o fetiță, și tu făceai aceleași lucruri la 15 ani, îi zise gem pe un ton calm, iar Will se răsuci brusc spre el. Preț de o clipă, toată lumea păru să-și țină răsuflarea, chiar și. Gabriel. Gem îi susținu privirea lui Will cu fermitate, iar Tessa vu. Impresia, nu pentru prima dată, că între ei avea loc un schimb de cuvinte nerostite. Will oftăși și-și miji ochii. Tesa va fi următoarea care va dori să vină. Sigur că vin, spuse Tesa. Se prea poate să nu fiu vânător de umbre, dar și eu m-am antrenat. Gem nu se duce fără mine. Dar ești îmbrăcat în rochia de mireasă, Protestă Will. Ei bine, acum că ați văzut-o deja cu toții, nu mai pot să o port când mă căsătoresc, zise Tessa. După cum știți, asta aduce ghinion. Will mai ceva în galeză, ninteligibil, dar clar pe tonul unui om înfrânt. În cealaltă parte a încăperii, Gem îi aruncă Tesei un zâmbet slab, îngrijorat. Ușa institutului se deschise, lăsând strălucirea soarelui de toamnă să pătrundă înăuntru. Ciril se opri pe prag, încercând să-și recapete răsuflarea. A doua trăsură e deja gata, anunță el așadar, cine vine? Către consulul Josiah Wayland de la Consiliu Stimate Domn, după cum sunteți, fără îndoială, conștient, după 10 ani de activitate, mandatul dumneavoastră de consul se apropie de sfârșit. A sosit momentul să numiți un succesor. În ceea ce ne privește, ne gândim foarte serios la numirea lui Charlotte Branwell, născută Firekilt în calitate de conducătoare a Institutului din Londra, a desfășurat o activitate deosebită și credem că veți fi de acord cu acest lucru, căci a fost numită de către dumneavoastră după moartea tatălui ei. În Înrucât apreciem în cel mai înalt grad opinia și considerația dumneavoastră, vom fi recunoscători să ne comunicați orice gânduri ați avea cu privire la această chestiune. Al dumneavoastră, cu multă stimă, Victor Uitelau, închizitor, în numele Consiliului. Capitolul 2. Viermele biruitor. Când trăsura institutului intră pe poarta casei Lightwood din, Chiswick te s-a putut să vadă locul, spre deosebire de prima dată când fusese acolo, în toiul nopții. Un lung drum cu pietriș, flancat de copaci, ducea spre o casă imensă, albă, cu o alee circulară în față. Casa se asemăna cu schițele templelor clasice grecești și romane pe care le văzuse ea, cu liniile sale puternice, simetrice și coloanele drepte. În fața scării era trasă o trăsură, iar câteva alei cu pietriș șerpuiau spre o rețea de grădini. Și ce grădin minunate erau, Chiar și în octombrie era plin de flori, trandafiri roșii târzii și crizanteme de un bronz portocaliu, galben și auriu închis mărginea au aleile care șerpuiau printre copaci. Când Henry oprit trăsura, te sa coboră, ajutată de gem, și auz sunetul apei. Un părău, bănuia, al cărui curs fusese deviat pentru a trece prin grădini. Era un loc minunat, pe care putea cu greu să-l asocieze în mintea ei cu aceeași locație în care Benedict dăduse balul lui Diavolesc, cu toate că vedea cărarea care cotea pe după casă, aceeași pe care pășise în acea noapte ducea la o aripă a casei care arăta ca și cum fusese recent adăugată. Trăsura familiei Lightwood ajunse în spatele lor, condusă de Gideon. Gabriel, Will și Cecilie se dă dură jos. Frații Hirondale încă se mai certau atunci când coborâ și Gideon, Will ilustrându-și argumentele cu mișcări ample ale brațelor. Cecilie se încrunta la el, expresia furioasă de pe chipul ei făcând o să se mene atât de mult cu fratele ei, încât în alte împrejurări, ar fi fost amuzant. Gideon, și mai palid decât înainte, se răsuci, ținând sabia scoasă din teacă în mână trăsura Tatianei, spuse el scurt când Gem și Tesa ajunseră lângă el. Arătă spre vehiculul tras în fața scărilor. Ambele portiere erau deschise. Probabil că s-a hotărât să facă o vizită. Tocmai acum. Gabriel părea furios, însă ochii lui verzi erau tulburi de frică. Tatiana era sora lor, recent căsătorită. Blazonul de pe trăsură, o cunună de spin, era, probabil, simbolul familiei soțului ei, gândite sa grupul încremen în timp ce Gabriel se duse la trăsură, scoțând o spedă de la centură. Se aplecă înăuntru și blestemă cu voce tare. Se trase înapoi și privirea lui o întâlni pe a lui Gideon. Pe banchete e sânge, spuse el și chestia asta. Împunse cu vârful spedei o roată, când o trase, de pe ea se întinse o dără vâscoasă, urât mirositoare. Will își scoase un pumnal serafic din haină și strigă cu voce tare, Eremiel. Când lama a început să strălucească, o stea albă și palidă în lumina de toamnă, el arătă mai întâi spre nord, apoi spre sud. Grădinile înconjoară casa și coboară până la râu, spuse el ar fi trebuit să știu. Într-o noapte l-am urmărit pe demonul marbas până aici. Indiferent unde se află Benedict, nu cred că va părăsi acest loc. Are toate șansele să fie văzut. Noi mergem în partea de vest a casei. Voi luați-o spre est, zise Gabriel. Sipați dacă vedeți ceva și venim de îndată. Gabriel își șterse speda de pietrișul alei, se ridică și-și fratele într-o parte a casei. Will se îndreptă către cealaltă parte, urmat de Gem, Cecili și Tesa. Will se opri la colțul casei, scrutând grădinile cu privirea, atent la orice zgomot sau prezență. O clipă mai târziu, le făcusem celorlalți să-l urmeze. În timp ce mergeau, tocul pantofului Tesei se agăță într-una din pietrele de sub gardul viu. Se împiedică, dar se redresă imediat, însă. Will aruncă o privire în urmă și se încruntă. Tesa, o strigă el. Fusese o vreme în care îi spusese Tes, însă acum nu i mai spune așa. N-ar trebui să vii cu noi. Nu ești pregătită. Măcar așteaptă întrăsură. Ba nu, ripostă Tesa pe un ton revoltat. Will se întoarse spre Gem, care părea să-și reprime un zâmbet. Tesa e logodnica ta. Convinge-o să fie rațională. Gem, ținând sabia baston într-o mână, se duse spre ea. Tesa, te rog, fă-o ca pe o favoare pentru mine, vrei. Tu nu crezi că eu pot să lupt, zise Tessa, dându-se înapoi și privindu-l în ochii lui Fiind că sunt fată. Nu cred că poți să lupți fiindcă ești îmbrăcată în rochie de mireasă, îi spuse Gem. Cei drept, nici Will nu cred că ar putea lupta îmbrăcat în rochia asta. Poate că nu, spuse Will, care avea uzul unui liliac. Dar aș fi o mireasă strălucitoare. Cecilii ridică o mână și arătă în zare. Ce-i aia? Se răsuciră toți patru și văzură o siluetă alergând spre ei. Soarele le bătea în față și, pentru moment, în timp ce ochii săi se obișnuiau cu lumina, tot ceea ce văzu era o pată. Pata se transformă rapid într-o siluetă de fată care alerga. Nu mai avea pălărie, părul ei șaten flutura în vânt. Era înaltă și osoasă, îmbrăcată cu o rochie fucsia, care cândva probabil că fusese elegantă, însă acum era ruptă și pătată de sânge. Fata țipa într-una și se năpusti glonț spre ei, aruncându-se în brațele lui Will. El se clătină îndărăt, aproape scăpând din mână pumnalul Remiel. Tatiana, Tesa nu-și putea da seama dacă el o împinsese sau ea se trăsese înapoi singură, dar indiferent cum, Tatiana se îndepărtă puțin de Will și te izări chipul pentru prima dată. Avea un chip îngust. Unghiular. Parul ei era nisipiu ca al lui Gideon, ochii verzi ca ai lui. Gabriel și-ar fi putut fi drăguță dacă nu ar fi avut acea expresie de dezaprobare pe față. Cu toate că avea obra și uzii de lacrimi și găfaia, exista ceva teatral în asta, de parcă ar fi fost conștientă că toți ochii erau ațintiți asupra ei. Un monstru uriaș plânse ea, o creatură l-a înșfăcat pe dragul de Rupert din trăsură și a dispărut cu el. Will o îndepărtă ușor de el. Ce vrei să spui cu a dispărut cu el? Ea i arătă. A acolo, suspină ea. L-a tărât în grădinile italiene. La început a reușit să scape din gura creaturii, dar l-a fugărit pe alei. Indiferent cât de mult am țipat, n-a vrut să-l lase je, jos. Izbuc din nou în lacrimi. Ai țipat, zise Will. Asta a fost tot ai făcut, am țipat mult, se răsti Tatiana, pârând jignită. Se îndepărtă de tot de Will și îl țintui cu ochii ei verzi. Văd că ești la fel de lipsit de amabilitate ca întotdeauna. Privirea ei se îndreptă spre Tessa, Cecilii și Gem. Domnule Carstairs zise ea bățoasă, de parcă s-ar fi aflat la o petrecere în grădină. Când o privi pe Cecilii, miji ochii și tu, oh, în numele îngerului. Will își făcu loc să treacă pe lângă ea, Gem, zâmbindu-i Tesei, îl urmă. Nu se poate să fie altcineva decât sora lui Will, îi zise Tatiana lui Cecilii, în timp ce băieții începură să se îndepărteze. Petesa o ignoră deliberat. Cecili o privi cu neîncredere. Sunt, deci nu-mi dau seama ce importanță are. Tesa, vi. Vin, răspunse Tesa și îi se alătură, fie că îl o acolo sau nu, sau Gem, nu-i putea privi mergând în întâmpinarea pericolului și să nu fie acolo unde erau și ei. După un moment, auzi pașii șovăielnici ai Tatianei pe pietriș în spatele ei se îndepărtau de casă, spre grădinile exterioare, pe jumătate ascunse, de dincolo de gardurile vii. Îndepărtare în lumina soarelui, strălucea o seră din lemn și sticlă, cu o cupolă pe acoperiș. Era o zi frumoasă de toamnă. Bătea un vânt aspru și în aer se simțea mirosul de frunze. Te s un foșnet și privi spre casa din spatele lor. Fațada netedă și alba acesteia se înălța semiață, întreruptă doar de arcadele balcoanelor. Will șoptia când el se întinse și desprinse mâinile din jurul gâtului său, îi scoase mănușile și acestea se alăturară măștii și a agrafelor lui Gesie pe podeaua din piatra balconului. Apoi își scoase și el masca și o aruncă. De o parte, trecându-și mâinile prin părul negru și umed, îndepărtându-și-l de pe frunte. Partea inferioară a măștii lăsase semne pe pomții lui, ca niște cicatrice abia vizibile, dar când i-a dădu să le atingă, el îi prinse ușor mâinile și le împinse în jos. Nu, rosti el, lasă-mă pe mine să te ating primul. Am vrut, roșind puternic, tesaș desprinse privirea de la casă și de la amintirile pe care îi le evoca. Grupul ajunse la o deschizătură în gardul viu din dreapta. Prin ea se vedea ceea ce era în mod clar, grădina italiană, înconjurată de copaci. În interiorul grădinii se afla o serie de statui cu eroi clasici și figuri mitologice. Venus turna apă dintr-o urnă în fântâna centrală, în timp ce statuile unor mari istorici și oameni de stat, Cezar, Hirodot, Tucidide, se priveau, cu o clipsiți de expresie, peste aleile care porneau din același centru, existau și poeți și dramaturgi. Tesa iuțind pasul, trecu de Aristotel, Ovidiu. Homer, ai cărui ochi erau acoperiți de o mască din piatră pentru a indica faptul că era orb, Virgiliu și Sofocle, înainte ca un țipăt pătrunzător să străbat aerul. Se răsuci pe călcăie. La câțiva metri în urma ei, Tatiana stătea neclintită, cu ochii ieșiți din orbite. Tesa țeșni spre ea, cu ceilalți pe urmele ei, ajunse prima la fată, iar Tatiana se prinse orbește de ea, de parcă ar fi uitat pe moment cine era. Rupert gemutatiana, Tatiana, holbându-se înaintea ei, iar Tesa, urmărindu-i privirea, văzut cizma unui bărbat ieșind de sub gardul viu. Se gândi o clipă că probabil omul zăcea leșinat pe pământ, restul trupului fiind ascuns de frunzi, dar când se aplecă în față, își dădu seama că cizma și cei câțiva centimetri de carne mușcată și însângerată care ieșea din cizmă, era tot ceea ce se vedea. Un vierme de 13 metri. Murmurău-i spre gem în timp ce mergeau prin grădina italiană, iar cizmele lor, mulțumită, unei rune inaudibilă, nu scoteau niciun zgomot pe pietriș. Gândește-te la mărimea peștelui pe care l-am putea prinde. Gem strâmbă din buze. Nu e amuzant, să știi. Ba e un pic. Will, nu poți să reduci situația la niște glume cu viermi. Vorbim despre tatăl lui Gabriel și Gideon. Nu vorbim despre el, îl vânăm printr-o grădină plină de sculpturi, deoarece s-a transformat într-un vierme. Un vierme de Monic spuse Gem, oprindu-se să arunce o privire precaută după un gard viu. Un șarpe uriaș, ar ajuta asta la umorul tău deplasat. A fost o vreme când umorul meu deplasat îți crea un oarecare amuzament, oftă Will. Cum s-au mai schimbat lucrurile, Will? Gem fu întrerupt de un țipăt pătrunzător. Amândoi băieții se întoarseră la timp pentru a o vedea pe Tatiana Blackthorn mergând cu spatele drept în brațele tesei. Te s-au prinse, sprijinind-o, în timp ce Cecili se îndreptă către o gaură din gardul viu, scoțând un pumnal. Serafic de la brâu cu ușurința unui vânător de umbre experimentat. Will nu auzi vorbind, dar pumnalul a brusc în mâna ei, luminându-i fața și dându-i lui Will fior de groază în stomac. El o luă la fugă, cu gem urmându-l îndeaproape. Tatiana atârna fără vlagă în brațele Tesei, cu chipul îngrozit. Rupert. Rupert. Tesa se lupta cu greutatea celeilalte fete, iar Will voi să se oprească să o ajute, dar gemul o făcuse deja, punând o mână pe brațul Tesei, iar acest lucru era cât se poate de rezonabil. Era logodnicul ei și asta trebuia să facă. Will își îndreptă imediat atenția în altă parte, înapoi către sora lui, care trecea prin gaura din gardul viu, cu pumnalul ridicat. Strecurându-se spre rămășițele înfiorătoare ale lui Rupert Blackthorn. Cecili? O strigă Will exasperat. I-a dus să se întoarcă. Și întreaga lume explodă. Un jet de praf și noroi în fața lor, înălțându-se ca un geizer spre cer. Bulgări de pământ și de mălcădeau zuruind peste ei asemenea unei grindini. În mijlocul geizerului se afla un șarpe enorm, orb, de culoare cenușie albicioasă, Culoarea cadavrelor, gândi Din Dinspre el venea un isca de mormânt. Tatiana scoase un vaiet și leșină, trăgând o și pe tesa în jos odată cu ea. Viermele începu să se zvârcolească încoace și încolo, încercând să iasă din pământ. Gura i se deschise, era mai puțin o gură și mai mult o despicătură imensă care îi împărțea capul în două, dotată cu dinți ascuțiți ca de rechin. Din gât slobozi un săsăit pătrunzător. Oprește-te! Strigă Cecili! Întinse pumnalul în fața ei, arăta în rutotul neînfricată. Înapoi, creatura furisită. Viermele se aruncă înspre ea. Ea se ridică iute în picioare, cu pumnalul în mână, în timp ce fălcile imense ale viermelui coborau, iar Will sări asupra ei, doborând-o din calea creaturii. Se rostogolirea amândoi într-un gard viu în timp ce capul viermelui lovi pământul acolo unde stătuse ea, lăsând o adâncitură considerabilă. Will? Cecilii se trase de lângă el, dar nu suficient de repede. Lama pumnalului ei se rafică-i de lui brațul, lăsând în urmă o arsură roșie. Ochii ei erau un foc albastru. Mișcarea asta a fost inutilă. Nu ești pregătită. Țipă Will pe jumătate scos din minți de groază și de furie. Ai să fii omorâtă. Rămâi unde ești. Întinse mâna să ia pumnalul, dar ea se răsuci în picioare. Un moment mai târziu, viermele se târa din nou spre ei, cu gura. Deschisă. Când se repezise la sora lui, Will își scăpase pumnalul, care se afla acum la mai bine de un metru departare sări într-o parte evitând la câțiva centimetri fălcile creaturii, iar apoi gem fu acolo, cu bastonul sped în mână. Împlântă lama cu putere în trupul viermelui. Un țipăt infernal izbuc din gâtlejul viermelui, care se trase înapoi, împroșcând sânge negru. Cu un săsăit, dispăru în spatele unui gard viu. Will se răsuci pe călcâie. Nu mai vedea bine pe Cecili. gem se aruncase între ea și Benedict, și acum era plin de sânge negru și de noroi. În spatele lui Gem, te sau trăsese pe Tatiana în poala ei, fustele lor erau înfoiate la oaltă. Cea Tatianei, de un roz țipător, amestecându-se cu faldurile rochiei aurii de mireasa a tesei, acum distrusă. Tesa se aplecase deasupra ei, ca și cum ar fi vrut să o împiedice să-și vadă tatăl, și o bună parte din sângele demonului ei. Împroșcase parul și hainele. Palidă la față, ridică privirea pentru a o întâlni pe cea a lui Will. Preț de o clipă, grădina, zgomotul, izul de sânge și duhoarea demonică dispărură, iar el era singur, într-un loc liniștit, numai cu Tessa. Voia să alerge la ea, să o strângă în brațe. Să o protejeze. Însă era dreptul lui Gem să facă toate acele lucruri, nu al lui. Nu al lui. Momentul se risicite, Tessa se ridică în picioare, trăgând o în sus pe Tatiana, petrecându-i brațul fetei pe după ei, cu toate că Tatiana se rezemase de ea, pe jumătate inconștientă. Trebuie să o duci de aici va fi omorâtă, îi zise Will, scrutând grădina cu privirea. Nu are niciun fel de pregătire. Gura se începu să ia acea formă a încăpățânării, pe care Will o cunoștea prea bine. N-aș vrea să vă părăsesc. Cecilia arăta îngrozită. Crezi că? Oare creatura nu s-ar abține? E fiica lui. Dacă ăsta. Dacă el mai are vreun sentiment și-a mâncat ginerele, ceci rosti scurt Will. Tesa, du-te cu Tatiana dacă vrei să-i salvezi viața. Și rămâi cu ea pe lângă casă. Ar fi un dezastru dacă s-ar întoarce iar aici. Îți mulțumesc, Will, murmură Gem, în timp ce Tessa se îndepărta cu fata cât de repede putea, iar Will simți cele trei cuvinte ca pe niște ce în inima sa. Ori de câte ori îl făcea ceva să o protejeze pe Tessa, Gem credea că era de dragul lui, nu de dragul lui Will. Will își dorea mereu ca Gem să aibă dreptate. Fiecare că avea un nume. Vinovăție! Rușine! Iubire! Ce țipă! O umbră se interpuse în fața soarelui, iar gardul viu din fața lui Will zbură cât colo și el se trezi scându-se la gâtlejul roșu întunecat al uriașului vierme. Fire de salivă i-a dintre dinții enormi. Will își făcă sabia de la cingătoare, dar viermele deja dădea înapoi, cu un pumnal înfipt într-o parte a gâtului. Will îl recunoscu. Fără să se întoarcă. Era al lui Gem. Auzi strigătul de avertismental, lui său, apoi viermele se repezi din nou spre Will, iar el îi înfipse sabia pe dedesubtul fălcii, într-o mișcare ascendentă. Sângele îi țâșni printre dinți, împroșcându-i lui Will echipamentul cu un săsăit. Ceva lovind dosul genunilor și, luat pe nepregătite, căzu, lovindu-se cu umerii de pământ. Seneca, rămânând fără aer. Coada subțire, inelata a viermelui era înfășurată în jurul genunilor lui. Dădu din picioare și văzut stele, chipul încordat al lui Gem, cerul albastru de deasupra lui. Zdran, o săgeată se înfipse în coada viermelui, imediat sub genunchii lui Will. Benedict slăb strânsoarea și Will se rostogol pe pământ, departe de el, străduindu-se să se ridice în genunchi, la timp pentru a-i vedea pe Gideon și pe Gabriel Lightwood alergând spre ei pe cărare. Gabriel ținea în mână un arc. Îl încorda în timp ce alerga, iar Will își tădu seama cu o oarecare surprindere că Gabriel. Lightwood tocmai trăsese în tatăl său pentru a-i salva viața lui Will. Viermele ricoșă îndărât, iar Will simți niște mâini la subsoare care îl ridicau în picioare. Gem. Îi dădu drumul lui Will, care se întoarse pentru a-și vedea parabataiul cu bastonul spede deja scos și uitându-se urât în față. Viermele demonic părea să se contorsioneze în agonie, unduindu-se, în timp și mișca dintr-o parte în cealaltă capul imens, dezrădăcinând cu fiecare mișcare tufele din jur. Frunzele se răspândiră prin aer, iar cei câțiva vânători de umbre se necară din pricina prafului. Will o auzi pe ceceri tușind și ar fi vrut să-i spună să alerge înapoi spre casă, dar știa că n-avea să o facă cumva, viermele mișcându-și fălcile, reușise să scoată speda, arma căzuză îngănind la pământ printre tufele de trandafiri, mânjite de sânge negru. Viermele începu să alunece înapoi, lăsând o dără de vâscozități și de sânge. Gideon făcu o grimasă și se năpusti să apuce cu mâna lui înmănușată speda căzută. Brusc, Benedict se ridică la fel ca o cobră, cu fălcile căscate din care. Picura sânge. Gideon ridică speda, părând îngrozitor de mic în fața imensei creaturi. Gideon, era Gabriel, alb la față, ridicându-și arcul. Will se răsuci într-o parte în timp ce o săgeată trecu pe lângă el și se înfipse în trupul viermelui. Viermele scând și se întoarse, ferindu-se cu o viteză incredibilă. Pe când se îndepărta târându-se, o mișcare a cozii lovi marginea unei statui și o sfârmă, Statuia explodă într-un nor de praf, căzând apoi în bazinul ornamental. În numele îngerului, l-a zdrobit pe Sofocle. Remarcă Will în vreme ce viermele dispărea în dosul unei structuri mari în forma unui templu grecesc. În ziua de azi, nimeni nu mai are pic de respect pentru clasici. Gabriel, gâfâind, își lăsa arcul în jos. Prostule! Îi spuse el fratelui său pe un ton sălbatic. Ce-a fost în mintea ta de te-ai repezit așa la el? Gideon se răsuci, îndreptându-și speda însângerată către Gabriel. Nu la el. La chestia aia. Gabriel, ăla nu mai este tatăl nostru. Dacă nu poți să suporți acest fapt, am tras o săgeată în el. Țipă Gabriel. Ce mai vrei de la mine, Gideon? Gideon clătină din cap de parc ar fi fost dezgustat de fratele lui, chiar și Will, care nu-l plăcea pe Gabriel, simțe o undă de compasiune pentru el, el chiar trăsese în bestie. Trebuie să-l urmărim, zise Gideon. S-a dus în spatele pavilionului fals, în spatele cui? Întrebă Will. În spatele pavilionului fals, Will, răspunse gem. E o construcție decorativă. Presupun că nu există un interior adevărat. Gideon scutură din cap. Nu e decât niște ipsos. Dacă noi doi mergem pe o parte a pavilionului, iar tu și James pe cealaltă, cecili, ce faci? Vruil să știe, întrerupându-l pe Gideon, știa că suna ca vocea unui părinte zăpăcit, dar nu-i păsa. Cecili și vârâse pumnalul la brâu și, aparent, încerca să se cațere. Pe unul dintre arbuștii de tisă din gardul viu. Acum nu e momentul să te cațeri în copaci. Ea se uită mânioasă spre el, cu părul negru fluturându-i peste față deschise gura să-i răspundă, dar înainte să poată vorbi, se auză un sunet ca de cutremur și pavilionul explodă în cioburi de ipsos. Viermele se repezi spre ei cu viteza terifiantă a unui tren scăpat de sub control. Când ajunseră în curtea din fața casei Lightwood, pete sau dureau gâtul și spatele. Corsetul de sub rochea de mireasă o strângea, iar greutatea Tatianei o apăsa dureros în numărul stâng. Se simți ușurată să vadă trăsurile apărând în raza vizuală, ușurată și, de asemenea, surprinsă. Scena din curte era atât de pașnică, Trăsurile erau acolo unde le lăsaseră ei, ca pășteau iarbă, iar fața de casei era intactă. După ce pe jumătate o cărase și pe jumătate o târâse pe Tatiana spre prima trăsură, te s trase tare de portieră și o ajută să urce, strâmbându-se de durere când unghiile celeilalte fete se înfipseră numerii ei în timp ce se sălta, trăgându-și fustele în spațiul din interior. O, Dumnezeule! Gemu Tatiana! Ce rușine, o rușine teribilă! Că ar putea conclavul să știe cum a decăzut tatăl meu, oare n-ar fi putut, măcar pentru o clipă, să se gândească și la mine? Te sa clic. Chestia aia, spuse ea. Nu cred că era capabilă să se gândească la nimeni, doamnă Blackthorn. Tatiana se uită amețită la ea și, preț de o clipă, te se ifujenă de resentimentul pe care îl simțise pentru cealaltă fată. Nu-i plăcuse că fusese expediată din gradină, unde ar fi putut, poate, să dea o mână de ajutor, însă Tatiana tocmai își văzuse soțul sfâșiat în bucăți în fața. Ochilor ei de către propriul tată, merita mai multă compasiune decât. Simți și Tesa. Tesa spuse pe o voce mai blândă. știu că ați trecut printr-un șoc groaznic. Dacă ați vrea să vă întindeți puțin, ești foarte înaltă, îi spuse Tatiana. Domnul nu se plânde asta. Te s-a făcut ochii mari. Și ești îmbrăcată în mireasă, continuă Tatiana. Nu e foarte bizar. Nu s-ar fi potrivit mai degrabă să ai un echipament. Înțeleg că nu este prea flatant și că nevoia te duce unde nu-ți este voia, dar... Deodată se auzi un bubuit puternic. Tesa se desprinse de trăsură și privind jur. Sunetul venise din interiorul casei. Henry gândi Tesa. Henry intrase singur în casă. Firește, creatura era în grădină, însă, fără doar și poate, era casa lui Benedict. Se gândi la sala de bal, plină de demoni ultima dată când fusese acolo, și își ridică fustele cu ambele mâini. Doamnă Blackdorn, rămâneți aici, îi zise ea. Trebuie să descopăr de unde provine zgomotul. Nu, Tatiana sări în sus. Nu mă lăsa aici. Îmi pare rău. Tesa porn mergând cu spatele, scuturând din cap. Trebuie. Vă rog să rămâneți în trăsură. Tatiana strigă ceva în urma ei, însă ea deja se întorsese și alerga în sus pe trepte. Trecu prin ușa de la intrare și păși în holul imens, cu pardoseală din pătrate de marmură albă și neagră, asemenea unei table de șah. Din tavana târna un candelabru uriaș, cu toate că niciuna dintre lumânări nu era aprinsă, singura lumină venea prin ferestrele înalte. O scară monumentală se răsucea în sus. Henry! Strigă-te, sa! Henry, unde ești? De la etajul de deasupra se auziră un strigăt și încă o bubuitură. Tesa în sus, împiedicându-se când călcă pe tivul rochiei și sfâșind-o, nerăbdătoare, de durochia la o parte și continuă să alerge pe un coridor lung ai cărui pereți erau vopsiți în albastru pal și pe care atârnau zeci de gravuri în rame aurite, apoi trecu printr-o ușă. Dublă și pătrunse într-o altă încăpere. Era cu certitudine camera unui bărbat, o bibliotecă sau un birou. Draperiile erau dintr-un material greu, de culoare închisă, iar pe pereți erau agățate tablouri în ulei cu nave de război. Pereții erau acoperiți cu tapet de un verde intens, deși, pe alocuri, acesta părea să fie împestrițat de pete ciudate de culoare neagră. În aer plutea un miros ciudat, unis ca cel de pe malurile tamisei, acolo unde putrezeau lucruri ciudate în lumina cenușii a zilei. Și pe deasupra, mirosul ca de cupru al sângelui o bibliotecă se răsturnase, un amestec de sticlă spartă și de lemn rupt, iar pe covorul persan de alături era Henry, luptându-se cu o chestie cu piele cenușie și cu un formidabil număr de brațe. Henry țipa și dădea de din picioarele sale lungi, iar chestia, un demon, fără îndoială, îi sfâșia echipamentul cu ghearele, iar botul ca de lup spre fața lui Henry. Tesa se uită disperată în jur, își vătraiul care zăcea lângă șeminul fără foc și șarjă încercă să-și amintească antrenamentele, acele ore în care Gideon îi vorbise cu grijă despre calibrare, viteză și priză, dar în cele din urmă, instinctul păru să fie cel care conduse vergeaua lungă din metal spre torsul creaturii, unde, dacă ar fi fost un animal adevărat, pământean, ar fi trebuit să se găsească cutia toracică. Auzi ceva zdrobindu-se când arma o pătrunse. Demonul slobozi un țipăt puternic și prelung ca al unui câine care urla la lună și se rostogol de pe Henry, iar vătraiul căzu, zdrangănind, pe podea. Sângele negru țâșni, umplând încăperea de duhoare de fum și putreziciune te se împletici în prinzându-și sub toctivul sfâșiat al rochiei. Căzu la pământ exact atunci când Henry se sălătă deasupra demonului și, murmurând un blestem, îi tăie beregheta cu un pumnal pe care străluceau câteva rune. Demonul scoase un țipăt. Bolborosit și se strânse ca o hârtie. Împleticindu-se, Henry se ridică în picioare, cu părul de culoarea a ghimbirului năcleit de sânge. Echipamentul ei era sfâșiat la un număr, iar rana îi sângera. Tesa, exclamă el, după care fugi lângă ea, ajutând o să se ridice în picioare. În numele îngerului, ce mai pereche suntem? Zise el cu binecunoscuta lui voce tristă, privind o îngrijorat. Nu ești rănită, nu. Ea se examină și văzu ce voia el să spună. Rochia era îmbibată de sânge și avea o tăietură urâtă pe antebraț, acolo unde căzuse pe sticla spartă. Sunt destul de bine, îi răspunse ea. Henry, ce s-a întâmplat? Ce era chestia aia și de ce se afla aici? Unde demon păzitor. Cotrobăiam prin biroul lui Benedict și probabil că am mutat ceva sau am atins ceva ce l-a trezit. Un fum negru a ieșit din sertar și s-a transformat în ăsta. S-a aruncat asupra mea. Și te-a sfâșiat cu ghearele, spuse Tessa îngrijorată. Sângerezi, ba nu, eu mi-am făcut asta. Am căzut pe pumnal, zise Henry stânjenit, scoțând ostele de la centură. Să nu-i spui lui Charlotte. Te-a aproape că zâmbi, apoi, amintindu-și, traversă repede încăperea și trase draperiile de la una dintre ferestrele înalte. Putea să vadă grădinile, dar în mod frustrant, nu și pe cea italiană, înrucât se găseau pe cealaltă latură a casei. În fața ei se întindeau tufe verzi de buxus și gazon, care începuseră să se usuce din pricina iernii ce stătea să vină. Trebuie să plec, zise ea. Will și Gem și Cecili se luptau cu creatura. L-au ucis pe soțul Tatianei Blackthorn. A trebuit să o aduc înapoi la trăsură, căci aproape că leșinase. Se lăsă un moment de tăcere. Tesa spuse Henry cu o voce ciudată, iar ea se întoarse și îl văzu că se oprise din aplicarea unui raț pe partea interioară a brațului. Henry se holba la peretele din fața lui, peretele despre care Tesa. Gândise mai devreme că arăta ciudat, împestrițat și împroșcat cu pete. Acum vedea că nu erau pete întâmplătoare. Litere de o se întindeau de alatul peretelui, într-o caligrafie ce părea a fi făcută cu sânge negru uscat. Dispozitivele infernale sunt necruțătoare. Dispozitivele infernale nu au remușcări, dispozitivele infernale sunt fără număr. Dispozitivele infernale nu vor înceta niciodată să sosească. Și acolo, sub măzgălituri, o ultimă propoziție, de-abia lizibilă, ca și cum persoana care o scrisese și pierduse abilitatea de a-și folosi mâinile. Ea și-l pe Benedict încuiat în camera lui, înnebunind. Încetul cu încetul pe măsură ce se transforma, trasând cuvintele pe perete cu propriul sânge. Fie ca Dumnezeu să aibă milă de sufletele noastre. Viermele se aruncă, iar Will se feri, rostogolindu-se înainte, scăpând la mustață de fălcile care încercau să-l muște. Se gemui, apoi se ridică în picioare și o luă la fugă de-a lungul creaturii până ce ajunse la capătul cozii cu care izbea. Se răsut și văzut demonul ridicându-se amenințător, ca o cobră, deasupra lui Gideon și Gabriel, deși, spre surprinderea lui, părea că încremenise, să dar fără să atace. Își recunoscuse copiii. Simțea ceva. Era greu de spus. Cecilie era la jumătatea săi, agățată de o creangă, sperând că ea avea să dea dovadă de rațiune și să rămână acolo, Will se răsuci spre gem și ridică o mână, astfel încât parahataiul lui să-l vadă. Cu mult timp în urmă exersaseră o serie de gesturi pe care le foloseau pentru a comunica ceea ce le trebuia în toiul unei lupte. cazul în care nu-și puteau auzi glasurile. Ochii lui Gem se luminara. Înțelegere și -i aruncă lui Will bastonul său. Într-o mișcare perfectă, acesta zbură până ce Will îl prinse cu o mână și apăsă apoi pe mâner. Lama ieșiui l-o aduse în jos iute și cu putere, înfigând o în pielea groasă a creaturii. Viermele sări înapoi și urlă în timp ce îl lovi din nou, despărțindu-i coada de trup. Benedict se zvârcolea la ambele capete, iar sângele țâșnea afară într-un jet lipicios, stropindu-l pe Will. Acesta se feri cu un țipăt, căci i-ardea pielea. Will? Gem se repezi spre el Gideon și Gabriel șarjau la capul viermelui, străduindu-se să-i mențină atenția îndreptată asupra lor. În timp ce Will își ștergea ochii de sângele care l-ardea, cecilii sări din drept pe spatele viermelui. Șocat, Will lăsă să-i scape bastonul spedă. Niciodată nu mai păți și asta, niciodată nu-și mai scăpase armantoiul unei bătălii, însă acolo. Era surioara lui, agățându-se cu un verșunare de spatele masivului vierme demonic, ei doma unui purice minuscul de blana unui câine. În timp ce el o privea îngrozit, Cecilie scoase iute un pumnal de la brâu și îl înfipse cu forță în carnea demonului. Ce crede ea că face? De parcă pumnalul acela mic ar putea ucide o chestie atât de mare. Will? Will? îi spunea gem la ureche pe un ton imperios, iar Will își dădu seama că gândise cu voce tare și că, pentru numele îngerului. Capul viermelui se legăna în direcția lui Cecili, cu gura deschisă și imensă și plină de dinți. Cecili dădu drumul pumnalului și se rostogol într-o parte, coborând de pe trupul viermelui. Fălcile acestuia o ratară la milimetru și se închiseră cu un pocnet, mușcându și propriul trup. Sângele negru țâșni, iar viermele își smuci capul spre spate, lăsând să-i scape din gâtlej un urlet asemănător cu cel al unui spirit care prevestea moartea. În flancul viermelui se căsca o gaură mare, iar din fălcei atârnau bucăți din propria lui carne. În vreme ce uil se holba. Gabriel ridică arcul și trase o săgeată. Aceasta zbârni înspre ținta sa și se înfipse într-unul din ochii negri și lipsiți de pleoape ai viermelui. Creatura se cabră înapoi, apoi capul se lăsă greoi înainte și el căzu grămadă, dispărând așa cum fac demonii atunci când viața îi părăsește. Arcul lui Gabriel căzu la pământ cu un zângănit pe care uil de abia l-auzi pământul călcat în picioare era îmbibat cu sânge din trupul rănit al viermelui. În toată învălmășeala, ceci se ridica încet în picioare, strâmbându-se de durere, cu încheietura mâinii drepte răsucită într-un ungne nefaiersc. Will nici măcar nu-și dădu seama că o luase la goană spre ea, realiza asta numai atunci când foprit oprit brusc de mâna lui Gem. se întoarse nebunit spre parabataiul său. Sora mea. Fața ta ripostă Gem cu un calm remarcabil, în ciuda situației. Ești plin de sânge demonic, William, și te arde. Trebuie să-ți aplic un iraț înainte ca răul să nu mai poată fi desfăcut. Dăm drumul. Insistă Will și încercă să se elibereze, dar gemul ținea cu o mână rece de ceafă. Will simți arsura unei stele pe încheietură și durerea pe care nici măcar nu știa că o avea început să cedeze. Gem îi dădu drumul cu un șuierat ușor de durere, câteva picături de sânge ajunseseră pe degetele lui. Will se opri indecis, însă Gem îi făcusem să plece, căci deja și aplicaste la pe mână. Nu fusese decât un moment de întârziere, dar când îi ajunse lângă sora sa, Gabriel era deja acolo. O ținea pe cecilii de bărbi și ochii lui verzi îi cercetau atent chipul. Ea se uitau imite la el când îl ajunse acolo și o prinse de umăr. Pleacă de lângă sora mea. Lătră el, iar Gabriel făcu un pas îndărăt, strângându-și buzele într-o linie subțire. Gideon era în urma lui și roia în jurul lui Cecilii, în timp ce uil. O ținea ferm cu o mână, folosindu-și stela cu cealaltă ea privi cu ochi albaștri scăpărători în timp ce el grava o irați neagră pe o parte a gâtului ei și o mendelin pe cealaltă. Părul negru îi se desfăcuse din cosiță și arăta ca fata grozavă pe care și-o amintea, aprigă și neînfricată. Ești rănită, cariat. Cuvântul îi scăpă înainte să se poată opri, un cuvânt de alint pe care el aproape că-l uitase. Cariat. Repetă ea cu ochii licărind a neîncredere. Chiar n-am nimic, nu chiar, zise Will, arătând spre încheietura ei rănită și spre tăieturile de pe chipul și mâinile ei, care începuseră să se închidă în timp ce iraț își făcea treaba. Furia se învârtejea în lăuntrul lui, atât de puternică, încât nu-l auzi. Pe gem în spatele lui, începând să tușească, un sunet care de obicei l-ar fi stârnit să acționeze asemenea unei scântei aruncate nească uscată. Cecilii ce a fost în a fost cel mai curajos lucru pe care l-a făcut vreodată un vânător de umbre, îl întrerupse Gabriel. El nu se uita la Will, ci la Cecily, cu un amestec de surprindere și de încă ceva în expresia lui. Avea noroi și sânge în păr, așa cum aveau cu toții, dar ochii lui verzi erau foarte strălucitori. Cecily se înroși. Eu doar? Se opri, făcând ochii mari în timp ce privea dincolo de Will. Gemtuși din nou, iar de data aceasta Will îl auzi, se întoarse la timp pentru a-și vedea parabataiul prăbușindu-se în genunchi. Capitolul 3 Până la sfârșitul vieții Gem se sprijinea de trăsura institutului, cu ochii închiși, alb la față, Will stătea lângă el, ținându-l strâns de umăr. Îndreptându-se grăbită spre ei, te să știa că nu era numai un gest frățesc. Strânsoarea lui era. Cea care îl ținea pe gem în picioare. Ia și Henry auzise rățipătul de înfrângere al viermelui. Gabriele îi găsise, câteva clipe mai târziu, alergând pe scările din față. Le spusese pe nerăsuflate despre moartea creaturii și apoi de ceea ce îi se întâmplase lui Gem și despre tot, căci te pălise de parcă fusese lovită brusc și cu putere peste față. Erau cuvinte pe care ea nu le mai auzise de mult timp, dar la care se aștepta mereu și pe care le visa uneori în coșmarurile din care se trezea brusc, zbătându-se să respire, gem, prăbușit, respirație, sânge, Will, Will e cu el, Will. Firește că Will era cu el. Ceilalți stăteau prin preajmă, frații Lightwood cu sora lor, și până. Și Tatiana era tăcută, ori poate că pur și simplu Tessa nu-i istericalele. Tessa era conștientă și de faptul că și Cecilii se afla acolo și că Henry stătea într-o poziție stânga cea alături de ea, ca și cum și-ar fi dorit să o aline, dar nu știa cum să înceapă. Când Tessa se apropie, împiedicându-se din nou în poala rochiei ei rupte, Will își încruce privirea cu a ei. Preț de o clipă, se înțeleseră la perfecție. Gem era motivul pentru care se puteau încă uita unul în ochii celuilalt. Când venea vorba de el, amândoi erau aprit și de neclintit. Tessa văzut cum Will își strânsoarea mâinii pe mâneca lui Gem. Ea aici, îi spuse el, Gem deschise încet ochii. Tesa se lupta să nu-și arate șocul pe chip. Pupilele lui erau dilatate, irisurile un inel subțire de argint care înconjura negrul. Nișau șanle, cu inaide. Șopti el. Gem învățase pe Tesa mandarina, la insistențele ei. Ea înțelese. Cu de cel puțin, dacă nu și restul. Draga mea, scumpa mea. Îl. Prinse de mână și o strânse. Gem, ești rănită, iubirea mea. O întrebă Uil. Vocea lui era la fel de lipsită de inflexiuni ca și privirea sa și, preț de o clipă, te se inăvăl sângele în obraș, obligându-o să se uite în jos, la mâna ei, care o ținea pe cea lui Gem, degetele lui erau mai albe decât ale ei, asemenea mâinilor unei păpuși făcute din porțelan. Cum de nu văzuse cât de bolnav era? Îți mulțumesc pentru traducere, Will, răspunse ea, fără să-și ia privirea de la logodnicul ei. Gem și Will erau amândoi stropiții de sânge negru, dar bărbia și gâtul lui Gem erau pătate și de sânge roșu. Propriul lui sânge, nu sunt rănită, șoptite și apoi gândi, nu, asta nu va fi suficient, cât uște puțin. Fitare pentru el. Își îndreptă umerii, fără să-i dea drumul mâinii lui Gem. Unde este leacul lui? Îl întrebă ea pe Will. Nu l-a luat înainte să plecăm de la institut. Nu vorbi despre mine ca și cum n-aș fi de față, zise Gem, deși nu avea pic de mânie în glas. Își întoarse capul într-o parte și îi șopti lui Will, care în din cap și îi dădu drumul la umăr. Tesa se siză tensiunea din postura lui Will, era pregătit, ca o pisică, să-l apuce iar pe gem în caz că acesta ar fi alunecat sau ar fi căzut, însă el rămase în picioare. Vezi tu, sunt mai puternic atunci când Tesa e aici. Ți-am spus, zise gem, cu aceeași voce moale. Auzind acestea, Will își lăsă privirea în jos, în așa fel încât Tesa să nu-i poată vedea ochii. Înțeleg, zise el Tesa, aici nu avem leacul lui. Cred că a plecat de la institut fără să ia suficient de mult din el, cu toate că nu o va recunoaște. Du-te înapoi la institut cu el în trăsură și ai grijă de el, cineva trebuie să o facă. Gem inspiră greoi. Ceilalți am să mân eu. Nu va fi o problemă, Balios și Xandos știu drumul. Handy poate să conducă trăsura familiei la tot. Will era energic și eficient, prea energic și prea eficient pentru a-i se mulțumi, nu părea că și-ar fi dorit asta. Îi ajută pe Tesa și pe Gem să urce în trăsură, foarte atent să nu atingă umărul sau mâna Tesei. Se duse să le spună celorlalți ce se întâmplase i prinse puțin din explicațiile lui Henry despre cum trebuia să ia registrele lui Benedict din casă, înainte să întindă mâna și să închidă portiera trăsurii, izolându-se pe sine și pe gem într-o tăcere binevenită. Ce era în casă? O întreba gem în timp ce trecură zângănind pe poarta deschisă care mărginea proprietatea familiei Lightwood. Încă arăta palid ca un mort, cu capul sprijinit pe pernele trăsurii. Cu ochii pe jumătate închiși, cu pomții strălucindu-i din pricina febrei, l-am auzit pe Henry vorbind despre biroul lui Benedict, acolo a nebunit, spuse ea, frecându-i mâinile reci între ale ei. În zilele de dinaintea transformării, când Gabriela a spus că refuza să-și părăsească odaia, mintea lui trebuie să o fi luat razna. Am înscălit pe perete, cu ceva ce părea fi sânge, propoziții despre dispozitivele infernale. Că ele nu cunosc mila, că ele nu vor înceta niciodată să sosească, probabil că se referea la armata de automate. Probabil. Tesa se înfioră ușor și se trase mai aproape de gem. Presupun că a fost o prostie din partea mea, dar în ultimele două luni a fost atât de liniștit, ai uitat de mortmain. Nu. N-am să uit niciodată. Aruncă o privire spre fereastră, cu toate că nu se vedea nimic afară, trăsese draperiile atunci când lumina părea să le facă rău ochilor lui gem, și adăugă. Am sperat că poate și-a îndreptat gândurile în altă direcție. N-avem de unde să știm că n-a făcut-o, răspunse gem și-i cuprinse degetele coale lui. Moartea lui Benedict probabil că e o tragedie, însă acele rotițe au fost puse în mișcare cu mult timp în urmă. Asta nu are nimic de a face cu tine. Mai erau și alte lucruri în bibliotecă. Notițele și cărțile lui Benedict. Jurnale. Henry le aduce la institut. Numele meu e în ele. Tesa se opri, cum putea să-l tulbure pe gem cu chestiunile astea, când lui era atât de rău. De parcă gem i-ar fi citit gândurile, degetele lui trecură peste încheietura mâinii ei, oprindu-se pe locul unde îi se simțea pulsul. TESA e numai o criză trecătoare. Nu va dura. Aș prefera să-mi spui adevărul, tot adevărul, fie că este amar sau înspăimântător. Pentru a putea fi alături de tine. Nici eu și nici ceilalți de la institut nu vom permite vreodată să ți se întâmple ceva rău. Îi zâmbi, îți crește pulsul. Adevărul, tot adevărul, fie că este amar sau înspăimântător. Te iubesc, îi spuse ea. El o privi cu o lumină pe chipul lui delicat, care îl făcea să fie și mai frumos o 11 ani nimeni ca ei și ageo. Tu? Te se încruntă. Tu vrei să te căsătorești. Dar suntem deja logodiți. Nu cred că cineva se poate logodi de două ori. El râse, dar râsul se transformă într-un acces de tuse, te se încordă toată, însă tusea era ușoară, fără urmă de sânge. Am spus că m-aș căsători și mâine cu tine dacă aș putea. Te se prefăcu a clătina din cap. Domnule, mie nu-mi convine mâine. Dar tu deja ești îmbrăcată potrivit, îi zise el zâmbind te s-a privit jos la auriul distrus al rochiei de mireasă. Dacă ar fi să mă căsătoresc într-un abator, fuia de acord. A. Bine. Oricum nu-mi prea plăcea rochia asta. Mult prea țipătoare. Mi s-a părut că arătai minunat, spuse el pe un ton dulce. Te s-aș puse capul pe umărul lui. Va fi o altă ocazie, spuse ea. O altă zi, o altă rochie. O zi când tu vei fi bine și totul va fi perfect. Vocea lui nu-și pierduse bâlândețea, dar în ea se simțea o mare oboseală, tesa, nu există nimic perfect pe lumea asta. Sofie stătea la fereastra micuțului ei dormitor, cu draperiile trase, cu ochii ațintiți asupra curții. Trecuseră ore de când trăsurile plecase răhuruind, iar ea trebuia să curețe șemineurile, însă peria și găleata zăceau nemișcate la picioarele ei. Auzi vocea lui Bridget plutind dinspre bucătărie. Contele Richard o ca avea, o fetișcană cu vinoncoa. Ei am drăguțul inima mai fura, deci nu era de același rang cu ea, Uneori, când Bridget avea o dispoziție deosebită pentru cântat, Sofie se gândea să se repeadă jos și să o împingă în cuptor ca pe vrăjitoarea din Hansel și Gretel. Dar, cu siguranță, Charlotte n-ar fi fost încântată. Chiar dacă Bridget cânta despre iubirea interzisă dintre membrii claselor sociale diferite exact în clipa în care Sofie se blestema pentru că strânsese cu putere în mână stofa draperiei, văzând în mintea ei niște ochi și verzui, în timp ce se întreba și se îngrijora, oare Gideon era bine? Oare era rănit? Fusese în stare să lupte cu tatăl său, și cât de îngrozitor ar fi fost dacă ar fi trebuit să. Poarta institutului se deschise scârțâind și o trăsură intră huruind, o conducea. Sofie îl recunoscu, era cu capul descoperit, cu părul negru fluturând în vânt. Sărde de pe capră și se duse să o ajute. Petesa să coboare din trăsură, chiar și de la depărtare, Sofie putu. Să vadă ce dezastru sinistru ajunsese rochia ei și apoi pe gem, care se sprijinea pe umărul parabataiului său. Sofie își ținu respirația, cu toate că nu-și mai imagina că era îndrăgostită de gem, încă ținea mult la el era greu să nu facă, datorită firii sale deschise, bâlândeții și delicateței lui. El fusese întotdeauna extrem de amabil cu ea. În ultimele luni, Sofie se simțise ușurată văzând că el nu mai avusese vreunul dintre răstimpurile lui rele, așa cum le spunea Charlotte, că deși fericirea nu-l tămăduise, păruse să fie mai puternic, mai bine. Cei trei dispăruseră în interiorul institutului. Ciril venise dinspre grajduri și se ocupa de Balios și de Xandos, care nechezau. Sofie inspira adânc și dădu drumul draperiei. Era posibil ca Charlotte să aibă nevoie de ea, să-i dea o mână de ajutor cu gem. Dacă era ceva, ce ea ar fi putut să facă? Se trase de la fereastră și ești grăbită pe coridor. Apoi coboră scările înguste pentru servitori. În holul de jos se întâlni cu Tessa, palidă și măcinată de griji, șovând în fața camerei lui Gem. Prin ușa întredeschisă, Sofia o văzu pe Charlotte a plecat asupra lui Gem, care stătea așezat pe pat, uil se rezemase de șemineu, cu brațele încrucișate, extrem de încordat. Văzând-o pe Sofie, Tessa ridică privirea și în obraș îi reveni puțină culoare. Sofie strigă ea încetișor. Sofie, gem nu e bine. A avut o altă. Un alt acces. Domnișoară Tessa, va fi bine. l am mai văzut foarte bolnav și altă dată și întotdeauna și-a revenit strașnic. Tesa închise ochii. Sub ei avea umbre cenușii. Nu era nevoie să rostească cu voce tare ceea ce amândouă gândeau, că într-o zi el va avea o criză din care nu-și va mai reveni. Ar trebui să aduc niște apă caldă, adăugă Sofie, și cărpe, eu ar trebui să aduc lucrurile astea, spuse Tessa. Și aș face o, dar Charlotte zice că trebuie să mă schimb de rochia asta, căci sângele. Demonic poate fi periculos dacă stă prea mult în contact cu pielea. A. Trimis-o pe Bridget după cârpe și cataplasme, iar fratele nu va sosi din clipă în clipă. Iar Gem nici nu vrea să audă, dar ajunge. Rosti Sofie cu fermitate. Nu-i va fi de niciun folos dacă vă îmbolnăviți și dumneavoastră, vă ajut eu cu rochia. Veniți, haideți să ne ocupăm de asta, repete. Te s-a deschis brusc ochii. Draga de Sofie, mereu atentă. Firește că ai dreptate. Porni să traverseze coridorul spre camera ei. La ușă se opri și se întoarse să se uite la Sofie. Ochii ei mari, cenușii, scrutară chipul celeilalte fete și păru să încuvințeze din cap ca pentru sine, de parcă s-ar fi dovedit că avusese dreptate cu ceva. El e bine, să știi. Nu e cât uște puțin rănit. Conașul gem să clătină din cap. Gideon Lightwood. Sofie Roș. Gabriel nu era foarte sigur de ce se afla în camera de zi a institutului, doar că fratele lui îi spusese să vină aici și să aștepte și, după cele întâmplate, el încă era obișnuit să facă ceea ce îi spunea Gideon. Era surprins de cât de simplă era încăperea, care nu se compara cu somptuoasele camere de zi din casele familiei Lightwood, cea din Pimlico sau din Chiswick. Pereții erau acoperiți cu un tapet decolorat cu trandafiri bătuți, suprafața biroului era pătată cu cerneală și cu urme de zgrieturi de la deschizătoarele de scrisori și de la penițe, iar grătarul de la șemineu era plin de faningine. Deasupra șemineului era agățată o oglindă cu ramă poleită, pătată de apă. Gabriel aruncă o privire spre propria ei reflexie. Echipamentul era sfâșiat la gât și pe maxilar avea un semn roșu acolo unde o jupuitură lungă era în curs de vindecare. Avea sânge pe tot echipamentul, sângele tău sau al tatălui tău, Îndepărtă iute gândul din minte. Era ciudat își spuse, cum de el. Era cel care semăna cu mama lor, Barbara. Ea fusese înaltă și mai degrabă zveltă, cu părul ei șaten buclat și cu ochii pe care și amintea că erau de cel mai pur verde, asemenea ierbicare acoperea pașii știa ce cobora din spatele casei lor spre râu. Gideon semăna cu tatăl lor, lat în umeri și îndesat, cu ochii mai curând ce nu și decât vers. Ceea ce era ironic, deoarece Gabriel era cel care moștenise temperamentul tatălui, încăpățânat, iute la mânie și nu prea iertător. Gideon și Barbara erau mai pacifiști, tăcuți și cumpătați, unești în convingerile lor. Amândoi semănau mânau mult mai mult cu. Charlotte Branwell intră pe ușa deschisă a camerei de zi, îmbrăcată într-o rochie largă, cu ochii strălucitori ca ai unei păsărele. Ori de câte ori o vedea, Gabriel era izbit de cât de mică era, de cât de înalt părea. El lângă ea. Ce fusese în mintea consulului Wayland de incredințase acestei micuțe ființe conducerea institutului și a tuturor vânătorilor de umbre din Londra, Gabriel îl salută ea cu o înclinare a capului. Fratele tău a spus că nu ești rănit. Sunt foarte bine, rosti el scurt și își dădusea mai imediat că fusese nepoliticos. Nu asta îi fusese intenția. Tatăl lui îi vârâse în capani la rând idei despre cât de proastă era Charlotte, cât de nefolositoare și de ușor influențabilă, și cu toate că știa că fratele lui nu era de aceeași părere, destul cât să vină să locuiască în acest loc și să-și părăsească familia, era o lecție greu de uitat. Credeam că ești cu Carstairs. Fratele Eno tocmai a sosit, însoțit de un alt frate tăcut. ne au alungat pe toți din camera lui Gem. Will se plimbă prin fața ușii de parcă ar fi o panteră în cușcă. Sărmanul băiat. Charlotte îi aruncă o privire lui Gabriel înainte de a se duce spre. Șemineu. În privirea ei se citea o inteligență ascuțită, rapid mascată. De Decoborârea genelor. Dar destul cu asta, Înțeleg că sora ta a fost deja condusă la reședința familiei Blackthorn din Kensington, adăugă ea. Există vreo persoană cărei ai dori să-i transmit un mesaj din partea ta. Un mesaj. Ea se opri în fața șemineului, împreunându-și mâinile la spate. Trebuie să te duci undeva, Gabriel, asta dacă nu vrei să te dau pe ușa afară și să rămâi pe străzi. Să mă dea pe ușa afară. Această femeie îngrozitoare chiar la lunga din institut. Se gândi la ceea ce îi spusese mereu tatăl lui, celor din familia Firekild nu le pasă decât de ei înșiși și de lege. Eu, casa din Pimlico, consulul va fi imediat informat de tot ce s-a petrecut la casa Lightwood, spuse Charlotte. Ambele reședințe ale familiei tale din Londra vor fi confiscate în numele conclavului, cel puțin până ce vor fi percheziționate și se va stabili că tatăl tău nu a lăsat nimic în urmă care ar putea furniza indicii Consiliului. Indicii despre ce? Despre planurile tatălui tău, răspunse Ianetul Burată. Despre legăturile sale cu Mortmain, despre informațiile sale referitoare la planurile lui Mortmain despre dispozitivele infernale. N-am auzit niciodată de a furi -le astea de dispozitive infernale, protestă Gabriel și apoi Roș. Vorbise urât și încă în fața unei doamne. Nu că Charlotte ar fi fost ca celelalte doamne. Te cred, spuse ea. Nu știu dacă și consulul Wayland te va crede, însă asta este problema ta. Dacă îmi dai o adresă, nu am nicio adresă, zise Gabriel disperat. Unde crezi că m-aș putea duce? Ea se mulțum doar să-l privească, cu o sprânceană ridicată. Vreau să stau cu fratele meu, spuse el într-un sfârșit, conștient. Că părea și furios, însă nefiind pe deplin sigur de ceea ce ar. Fi putut face. Dar fratele tău locuiește aici, preciză ea. Iar tu ți-ai făcut cunoscute sentimentele față de institut și de pretențiile mele legate de acesta. Gem mi-a spus ce părere ai. Că tatăl meu l-a împins pe unchiul tău la sinucidere. Nu este adevărat, dar nu mă aștept ca tu să mă crezi. Însă mă face să mă întreb de ce ai dori să rămâi aici. Institutul este un refugiu. Tatăl tău plănuia să-l conducă asemenea unui refugiu. Nu știu. Nu știu care îi sunt planurile, care i erau planurile. Atunci, de ce ai fost de acord cu ele? Vocea ei era bâlândă, însă neîndupălecată. Pentru că era tatăl meu. Strigă Gabriel. se întoarse cu spatele la Charlotte, respirând greu. Fără să știa. Seama ce face, se cuprinse cu brațele atât de strâns, de parcă astfel ar fi putut să nu-și piardă stăpânirea de sine amintirile ultimelor săptămâni, amintiri pe care Gabriel se străduise din răsputeri să și le reprime, amenințau să iasă la lumină, săptămânile petrecute în casă după ce servitorii fusese îndepărtați, zgomotele care veneau din camerele de la etaj, țipetele din toiul nopții, sângele de pe trepte dimineața, tatăl lor strigând vorbe nedeslușite din dărătul și în a bibliotecii, ca și cum n-ar mai fi putut articula cuvinte în engleză, dacă intenționezi să mă arunci în stradă. Zise Gabriel, cu un soi de disperare îngrozitoare în glas, atunci, fă acum. Nu vreau să cred că am un când, de fapt, nu am nu vreau să cred că am să-l văd din nou pe fratele meu când, de fapt, nu o să-l mai văd. Crezi că el nu va veni după tine. Să te caute oriunde te afla. Consider că el a dovedit de cine îi pasă mai tare, răspunse. Gabriel și a nu sunt eu. Se îndreptă încet de spate, slăbind. Strânsoarea. Alungă-mă sau lasă-mă să stau. Nu te voi implora. Charlotte oftă. Nu vei fi nevoit să o faci, zise ea. Niciodată până acum n-am alungat vreo persoană care mi-a spus că nu are unde să se ducă și nici nu voi începe să o fac de acum încolo. Îți voi cere un singur lucru. Am gădui ca cineva să locuiască în institut, chiar în inima înclavei, înseamnă să-mi pun toată încrederea în bunele lor intenții. Să nu mă faci să regret faptul că am avut încredere în tine, Gabriel Lightwood. În bibliotecă se lăsase întunericul. Te s-a într-un cerc de lumină lângă una dintre ferestre, alături de o lampă cu abajur albastru o carte zăcea deschisă în poala ei de câteva ore, dar nu fusese capabilă să se concentreze asupra ei. Trecea cu privirea peste cuvintele de pe pagini fără a le absorbi și adesea descoperea că se oprea încercând să-și amintească cine erau personajele sau de ce făceau ceea ce făceau. Era pe cale să înceapă capitolul al cincilea din nou, când scârțâitul podelei i-a trase atenția și, ridicându-și privirea, îl văzut pe Will stând lângă ea, cu părul ud și cu mânuși pe mâini. Will? Te s-a puse cartea pe pervazul ferestrei de lângă ea. Mai speriat, N-am vrut să te întrerup, îi spuse el cu voce scăzută. Dacă citești, dădu să -se, se întoarcă. Nu citesc, zise ea, iar el se opri, privind-o peste umăr. Acum nu mă pot pierde printre cuvinte. Nu pot să-mi calmez neliniștea din minte. Nici eu, recunosc el, întorcându-se acum de-a binelea. Avea haine curate, iar pe piele nu prea mai avea urme, cu toate că se vedeau liniile albrozalii de scrieuri de pe cât, dispărând sub gulerul cămășii, vindecându-se pe măsură cerunele irați își făceau treaba. Există vești despre logo, există vești despre Gem. Nu e nicio schimbare, spuse el, deși măcar atâta lucru bănuise și ea. Dacă ar fi fost vreo schimbare, Will nu s-ar fi aflat acolo. Frații tot nu lasă pe nimeni să intre în camera lui, nici măcar pe... Charlotte. Și tu ce faci aici? Continuă el de ce stai pentru Neric. Benedict a scris ceva pe pereții biroului său, zise ea cu voce scăzută, înainte să se transforme în acea creatură, așa cred, sau în timp ce se întâmpla. Nu știu, Dispozitivele infernale sunt necruțătoare. Dispozitivele infernale nu au remușcări. Dispozitivele infernale sunt fără număr. Dispozitivele infernale nu vor înceta niciodată să sosească. Dispozitivele infernale. Presupun că se referă la creaturile mecanice ale lui Mortmain. Nu că am mai fi văzut vreuna în ultimele luni. Asta nu înseamnă că nu se vor întoarce, spuse Tessa. Se uită la masa din bibliotecă, la furnirul ei zgâriat, cât te des trebuie să fi stat aici, Will Shijem, împreună, studiind, și gem împreună, studind, săpându-și inițialele în suprafața mesei, așa cum procedează școlarii plictisiți. Eu reprezint un pericol pentru voi. Tessa, am mai vorbit despre asta. Tu nu reprezinți niciun pericol. Ești ceea și dorește mort mai, da, dar dacă nu te-ai afla aici și n-ai fi protejată, ar putea ajunge la tine cu ușurință și pentru ce distrugeri ți-ar putea folosi puterile. Nu știm, știm numai că te vrea pentru ceva și că este în avantajul nostru să te ținem la distanță de el, nu este vorba de altruism noi, vânătorii de umbre, nu suntem altruiști. La auzul acestor cuvinte, ea ridică privirea. Eu cred că tu ești foarte altruist. Când el scoase un sunet dezaprobator, ea adăugă, firește că trebuie să știi că ceea ce faci tu este exemplar. E. Adevărat, există o anumită răceală față de conclav. Cu toții suntem. Pulbere și umbre. Însă voi sunteți asemenea eroilor din timpurile străvechi, Cahile și ason. Ahile a fost ucis cu o săgeată otrăvită, iar Iason a murit singur, omorât de propria ei corabie putredă. Asta este soarta eroilor, numai îngerul știe de ce și-ar dori cineva să fie erou. Tesa se uită la el avea cearcăne sub ochii săi albaștri, iar degetele lui frământau, absent, materialul manșetelor, de parcă el nu era conștient de ceea ce făcea. Luni întregi, gândia. Trecuseră luni bune de când fuseseră singuri mai mult de o clipă. Se întâlniseră accidental pe culoare, în curte, schimbând stânga cea amabilități. Ei fusese dor de glumele lui, de cărțile pe care îi împrumuta, de scăpărările vesele din privirea lui. Amintindu-și cum erau îl când i-a sosise prima oară la institut, de dugla scândurilor, fără să știa seama. Nu pot să nu mă amintesc mereu de ceva ce mi-ai spus cândva, îi mărturisia. El o privi surprins. Da. Și ce anume? Că uneori, când nu te poți decide ce să faci, te prefaci că ești un personaj dintr-o carte, căci este mai ușor să decizi ce ar face el. Nu cred că sunt o persoană cărei ar trebui să-i ceri sfaturi atunci când te afli în căutarea fericirii. Nu a fericirii. Nu tocmai. Vreau să ajut să fac bine. Se opri și oftă. Și am apelat la multe cărți, dar, dacă există îndrumare în ele, eu n-am găsit-o. Ai spus că erai side carton. Will scoase un sunet și se prăbuși într-un scaun aflat de cealaltă parte a mesei. Genele coborâte i-ascundea ochii. Și bănuiesc că știu cine suntem noi ceilalți, continuă ea dar nu vreau să fiu Lucie Manet, căci ea n-a făcut nimic să-l salveze pe Charles, l-a lăsat pe Sidney să facă totul. Și a fost crudă cu el. Cu Charles? Întrebă Will. Cu Sidney, răspunse Tessa. El voia să fie un om mai bun, însă ea a refuzat să-l ajute. Nu putea. Era logodită cu Charles Tarney. Chiar și așa, nu a fost frumos din partea ei, zise Tessa. Will se ridică din scaun la fel de repede pe cât se trântise în el se aplecă în față, cu mâinile pe masă. Ochii lui erau foarte albaștri în lumina albastră lămpii. Uneori o persoană trebuie să aleagă între a fi amabilă sau a fi onorabilă, explică el câtodată. O persoană nu poate fi în ambele feluri. Cum e mai bine? șopti sa. Gura lui Will se strâmbă cu un amuzament amar. Presupun că depinde de carte. Tessa își dădu capul pe spate pentru a-l privi. Cunoști sentimentul, spuse ea, atunci când citești o carte și știi că se va petrece o tragedie. Simți răceala și întunericul venind, vezi? plasa strângându-se în jurul personajelor care trăiesc și respiră între pagini. Însă ești legat de povestire ca și cum ai fi târât în urma unei trăsuri și nu poți să-i dai drumul sau să-i schimbi cursul. Ochii lui albaștri erau întunecați, căci înțelegea, firește că îl înțelegea, iar ea vorbi mai departe, grăbit. Eu mă simt acum de parcă s-ar petrece același lucru, doar că nu unor personaje din pagini, ci prea iubiților mei prieteni și tovarăși. Nu vreau să stau și să nu fac nimic în timp ce tragedia vine spre noi, Vreau să o fac să devieze, numai că mă zbat să aflu cum s-ar putea face asta. Te temi pentru gem, zise Will. Da, recunosc cu ea. Și mă tem și pentru tine. Nu, spuse Will pe un ton aspru. Nu risipe asta pe mine, Tes. Înainte ca ea să-i poată răspunde, ușa bibliotecii se deschise. Era Charlotte, care părea vlăguită și epuizată. Will se întoarse repede spre ea. Ce face gem? O întrebă. E treaz și vorbește, îi răspunse Charlotte. I-a fost administrat. Niște infen, iar frații tăcuți au putut să-l stabilizeze și să-i oprească 67 hemoragia internă. La menționarea hemoragiei interne, Will arătă de parcă voia să vomite, Tessa și imagină că probabil și a arătat la fel. Poate prin un vizitator, continuă Charlotte. De fapt, el a cerut asta. Will și Tessa schimbară rapid priviri. Tessa știa la ce se gândeau amândoi, care dintre ei s-ar cuveni să fie vizitatorul. Tesa era logodnica lui Gem, dar Will era parabataiul lui, ceea ce era din calea afară de sacru. Will dădu să se tragă în spate, dar Charlotte vorbi din nou, iar vocea îi părea îngrozitor de obosită, a cerut pe tine, Will. Will păru surprins. Aruncă o privire rapidă spre Tesa. Eu? Tesa nu putu să negemica mica izbucnire de surprindere și de gelozie pe care o simți și în sufletul ei la auzul cuvintelor lui Charlotte, dar și-o reprimă fără milă îl iubea pe gem suficient de mult încât să vrea orice voia el pentru sine, iar el avea întotdeauna motive întemeiate. Du-te, spuse ea cu bâlândețe. Firește că pe tine vrea să te vadă. Will porni spre ușă pentru a-i se alătura lui Charlotte. Făcu câțiva pași, după care se întoarse și traversă încăperea spre Tesa. Tesa spuse el, cât timp sunt cu gem, vrei, te rog, să faci ceva pentru mine. Tesa își ridică privirea și înghiți cu greu. El era prea aproape, prea aproape, toate liniile, formele, ungurile lui, lui îi umplură câmpul vizual în timp ce sunetul vocii lui îi umplu urechile. Da, sigur, zise ea. Ce este? Către Edmund și Linet Hirondale conacul Ravenscar Westry din Yorkshire, draga tată și mamă, știu că a fost o lașitate din partea mea să plec așa cum am făcut-o, diste. Dimineață, înainte să vă treziți, fără un bilet care să vă explice absența mea, N-am putut suporta să dau ochii cu voi, știind ceea ce hotărâsem să fac și că eram cea mai neascultătoare fiică din lume. Cum să vă explic decizia pe care am luat-o, cum am ajuns la ea? Chiar și acum pare o nebunie. De fapt, fiecare zi reprezintă o nebunie și mai mare decât cea de dinainte. Tată, tu n-ai mințit atunci când ai spus că viața unui vânător de umbre era ca un vis febril. Cecilită e furioasă rândurile pe care le scrisese, apoi mototoli hârtia și își lăsă capul pe birou. Începuse această scrisoare de atâtea ori și tot nu ajunsese la o variantă satisfăcătoare. Poate că n-ar fi trebuit să se apuce acum să o scrie, nu când încercase să-și calmeze nervii încă de când se. Întorseseră la institut. Toată lumea roia în jurul lui Gem, iar Will, după ce o controlase în grădină să vadă dacă era rănită, de-abia îi mai adresase vreun cuvânt. Henry se duse în fugă după Charlotte, Gideon îl luase pe Gabriel la o parte, iar Cecilie se trezise urcând treptele institutului de una singură, se strecurase în dormitorul ei, fără să se deranjeze să-și scoată echipamentul, și se gemuise pe patul moale cu baldachin. Cum stătea culcată în întuneric, ascultând zarva Londrei de dincolo de fereastră, inima îi se strânse din pricina unui dor subit și dureros de acasă. Se gândise la dealurile înverzite din țara Galilor, la mama și la tatăl ei, și, sărind din pat ca și cum ar fi fost catapultată, se duse împleticit către birou și luă un toc și hârtie, pătându-se de cerneală pe degete în graba ei. Și, cu toate acestea, cuvintele potrivite refuzau să vină se simțea de parcă emana regret și singurătate prin toți porii și... Totuși, nu putea da forma acelor sentimente într-un fel pe care părinții. Ei ar putea să-l suporte. În acel moment se auzi un ciocănit la ușă. Cecilii se întinse după o carte pe care o lăsase pe birou, o așeză de parcă citea din ea și strigă, intră. Ușa se deschise larg, era tesa, stând șovăielnică în pragul ușii. Nu mai era îmbrăcată în rochia ei de mireasă distrusă, ci într-o rochie simplă din muselin albastră, cu cele două coliere strălucind la gât, îngerul mecanic și pandantivul din jad care fusese darul de nuntă din partea lui gem. o privi curioasă pe Tessa. Deși ambele fete erau prietenoase, nu erau apropiate. Tessa avea o anumită precauție a cărei sursă Cecilio bănuia, fără să poată fi capabilă să o dovedească, pe deasupra, era ceva fermecat și ciudat la ea. Cecili știa că se putea metamorfoza, se putea transforma în imaginea oricărei persoane, iar ea nu putea să scape de senzația că asta era ceva nefaiersc. Cum puteai să cunoști chipul real al cuiva dacă acea persoană se putea schimba? Cu aceeași ușurință cu care un om își schimba ținuta. Da. Întrebă Cecili. Domnișoară grei. Te rog, spune-mi tesa, îi ceru cealaltă fată, închizând ușa în urma ei. Nu era pentru prima dată când o ruga pe Cecilii să-i spună pe nume, dar obișnuința și îndărătnicia o împiedicau pe Cecilii să o facă. Am venit să văd cum te simți și dacă ai nevoie de ceva. Ah! Cecilii simți un vag de dezamăgire. Mă simt destul de bine. Te s-a venit ceva mai aproape. E cumva marile speranțe. Da. Cecilii nu spuse că îl văzuse pe Will Citindo și că o luase să încerce să capete o perspectivă asupra ceea ce el gândea. Până acum era grozav de nedumerită, Pipiera morbit, iar este la atât de îngrozitoare, încât ce voia să o zguduie puțin. Este la rostite sa calmă. Vei rămâne până la sfârșitul vieții mele o parte din ființa mea, o parte din puținul care e bun în mine și o parte din ceea ce e rău. Așadar, și tu memorezi pasaje din cărți, la fel ca Will. Sau asta e preferata ta? Eu n-am memoria lui Will, răspunse Tessa, înaintând încă puțin. Sau runa lui Nemosine. Dar chiar îmi place cartea asta, Ochii ei cenu și scrutau chipul lui Cecilii. De ce ești încă îmbrăcată în echipament? Aveam de gând să mă duc în sala de antrenament, răspunse Cecilii. Am descoperit că pot să gândesc mai bine acolo și, oricum, nu-i pasă nimănui de ceea ce fac eu. Iar antrenament. Cecili tocmai ai luat parte la o luptă. Protestă Tesa. Știu că uneori e nevoie de mai mult decât o simplă aplicare de rune pentru o vindecare completă. Înainte să încep iar antrenamentele, ar trebui să chem pe cineva la tine, pe Charlotte sau sau pe Will. Se răsti Cecili. Dacă i-ar fi păsat vreunuia dintre ei, ar fi venit deja. Tessa se opri lângă pat. Nu se poate să crezi că lui Will nu-i pasă de tine. Nu i aici, nu i așa. El m-a trimis pentru că este cu Gem, spuse Tessa, ca și cum asta ar fi explicat totul. Cecilii presupuse că într-un fel așa și era. Ea știa că Will și Gem erau prieteni apropiați, dar și că era mai mult de atât. Citise despre parabatai în codex și știa că legătura era una care nu exista printre mundani. Era mai importantă decât o relație frățească și mai bună decât cea de sânge. Gem este parabataiul lui, spuse Tessa. El a făcut un jurământ să fie acolo în astfel de momente. Acolo ar fi, cu sau fără jurământ. Ar fi acolo pentru oricare dintre voi. Însă nu s-a sinchisit prea tare să vină să vadă dacă eu aveam nevoie de o altă irață. Ce ci început Tessa? Blestemul lui Will n-a fost un blestem adevărat. Vezi tu, zise -te, sa prudentă, în felul său a fost. El credea că. Nimeni nu-l putea iubi și că, dacă ar fi îngăduit cuiva să o facă, avea să-i aducă aceluia moartea. Acesta este motivul pentru care el va părăsit pe toți. Va părăsit pentru ca voi să fiți în siguranță, și atâtea acum definiția lui a ceea ce înseamnă să nu fii în siguranță. El nu poate suporta să vină și să se uite la rănile tale, deoarece, pentru el, ar fi ca și când ți le-ar fi făcut el. Eu am ales asta. Să fiu vânător de umbre și nu numai pentru că voiam să fiu cu Will. Știu asta, zise Tessa. Dar de asemenea, am stat cu Will când delira din pricina expunerii la sângele de vampir, înecându-se cu apă. Sfințită și știu numele pe care îl striga. Era al tău. Cecilie o privi surprinsă. Will m-a strigat pe mine. O, oh, da. Un zâmbet micuț a părut pe buzele Tesei. Bineînțeles, atunci când l-am întrebat cine era acea fată, a refuzat să-mi spună și asta m-a adus în pragul nebuniei tăcu brusc și privi în altă parte. De ce? Eram curioasă, răspunse sa cu o ridicare din numeri, deși se îmbujorase la față. E cel mai mare păcat al meu. În orice caz, te iubește. Știu că atunci când vine vorba de Will, totul e de andoaselea și cu susul în jos, dar faptul că nu e aici e o dovadă în plus pentru mine că însemni mult pentru el Will e obișnuit să-i respingă pe toți cei pe care -i iubește și cu cât te iubește mai tare, cu atât mai disperat va încerca să nu arate. Dar nu e niciun blestem, nu te dezbari atât de ușor de obiceiurile vechi de ani de zile, zise Tesa, cu ochii plini de tristețe. Cecilii să nu faci greșeala de a... Crede că el nu te iubește fiindcă se preface că nu-i pasă. Înfruntă-l dacă. Trebuie și pretinde adevărul, însă nu face greșeala de a întoarce spatele doar pentru că tu crezi că este o cauză pierdută. Nu l-a din inima ta. Căci dacă o faci, vei regreta către membrii Consiliului de la Consulul Josiah Wyland domnilor, iertată să-mi fie întârzierea cu care vă răspund. Am vrut să fiu sigur că nu vă ofeream părerea mea pripită, ci că, mai curând, vorbele mele erau rezultatul unei chipzuințe solide și rezonabile. Mă tem că nu pot susține recomandarea lui Charlotte Branwell drept succesoarea mea. Cu toate că are o inimă generoasă, ea este, de potrivă, prea capricioasă, emotivă, pasională și nesupusă pentru a fi potrivită în funcția. De consul. După cum știm cu toții, sexul frumos are slăbiciunile lui, pe care bărbații nu le moștenesc și, din păcate, ea este victimă tuturor acestor slăbiciuni. Nu, nu o pot recomanda. Vă solicit să vă gândiți la altcineva, la nepotul meu, George Penalou, care va împlini 25 de ani în noiembrie și care e un bun vânător de umbre și un tânăr integru. Consider că el are determinarea morală și tăria de caracter pentru a conduce vânătorii de umbre în noul deceniu. În numele lui Raziel, consulul Josiah Wayland. Capitolul 4 A fi înțelept iubind am crezut că ai să faci măcar un cântec din toată tărășenia asta, spuse Gem. Will își privi plin de curiozitate parabataiul. Gem, cu toate călceruse pe Will, nu părea într-o stare de spirit sociabilă. Stătea tăcut pe marginea patului, îmbrăcat în haine curate, deși cămașa era largă și îl făcea să pară mai slab ca oricând. În jurul claviculelor mai avea urme de sânge închegat, un soi de colier violent. Din ce să fac un cântec? Gem schiță un zâmbet. Din înfrângerea viermelui propuse el ținând cont de toate acele glume pe care le-ai făcut, n-am fost într-o stare de spirit glumeață în ultimele ore, spuse Will, aruncându și privirea spre noptiera de lângă pat, acoperită de cârpe însângerate, și spre vasul pe jumătate plin cu un lichid rozaliu. Să nu te agiți, Will, îi zise Gem. Toată lumea se agită din pricina mea și eu nu pot să sufăr asta. Te-am vrut pe tine fiindcă, fiindcă tu n-aveai să o faci. Tu mă faci să râd. Will ridică brațele în sus. O, oh, bine atunci. Fui el de acord. Ce părere ai de asta? E adevărat, mintea mea nu mai trudește. Să arate că variola demonului mințile le împletește. Așadar, necazul meu n-a fost irosit, căci viermele cu variola a fost căsăpit. Trebuie să binevoiți-a, mă crede, negreșit. Gemis sbucni în hohote de râs. Ei bine, a fost îngrozitor. A fost o improvizație. Will, există un lucru numit metrică. Într-o clipită, râsul lui Gem se transformă într-un acces tuse. Will se repezi înainte atunci când gem se încovoie, cu umerii să fira vinălțându-se și coborând. Sângele împroșcă cuvertura albă de pe pat. Gem. Cu o mână, gem arătă spre cutia de pe noptieră. Will se întinse după ea, femeia delicată de senată pe capac, care turna apă dintr-un urcior. Ei era familiară. Ura să o vadă. Deschise cutia cu un pocnet și în lemni. Ceea ce părea a fi o pulbere ușoară de zahar pudră argintiu de abia dacă mai acoperea fundul cutiei din lemn. Poate că existase o cantitate mai mare înainte ca frații tăcut să-l trateze pe gem, Will nu știa. Ceea ce știa era car. Fi trebuit să rămână mult mai multă. Gem rosti el cu o voce strangulată, cum de asta i tot ce ți-a mai rămas. Gem se oprise din tușit. Avea sânge pe buze și cum îl privea lung, prea șocat să se miște, Gem ridică brațul și, -și șterse sângele de pe față cu mâneca. Țesătura deveni stacoșie instantaneu, el părea febril și pielea palidă îi strălucea, deși nu arăta niciun semn exterior de agitație. Will spuse el încet. În urmă cu două luni, începu Will, după care își dădu seama că ridică tonul și se forță să și-l coboare la loc în urmă cu două luni am cumpărat destul infen cât să-ți ajungă pentru un an. În privirea lui gem se zărea un amestec de sfidare și tristețe. Am accelerat procesul de a -l lua. L-ai accelerat. Cu cât? Acum gemul evită privirea. Am luat de două, poate de trei ori mai mult dar cantitatea de drog pe care o iei este legată de deteriorarea sănătății tale, spuse Will, iar când Gem nu-i răspunse, ridică vocea și întrebă doar un singur lucru, de ce? Nu vreau să trăiesc o jumătate de viață, în ritmul ăsta, n-ai să trăiești nicio cincime. Țipă Will, după care trase aer în plămâni. Expresia lui Gem se schimbase, iar Will fu nevoit să trântească pe noptieră cutia pe care o ținea, pentru a se abține să nu izbească peretele cu pumnul. Gem ședea drept, cu ochii înflăcărați. A trăi înseamnă mai mult decât a nu muri. zise el uită ce viață duci tu, Will. Strălucești ca o stea. Am luat suficient drog cât să mă țin în viață, dar nu destul cât să fiu bine. Ceva mai mult drog înaintea. Bătăliilor, poate, pentru a amida energie, însă, altminteri, o jumătate. De viață, un amurg cenușu al vieții, dar acum ți-ai schimbat dozajul. Asta s-a întâmplat de la logodnă încoace. Vruil să știe. E din cauza tesei. Nu poți să dai vina pe ea. Asta a fost decizia mea. Ea nu știe. Iar vrea ca tu să trăiești, James, n-am de gând să trăiesc. James se ridică brusc în picioare, împurpurat la față, era în culmea furiei, gândiu l așa cum nu-l mai văzuse niciodată. N-am de gând să trăiesc și prefer să fiu tot ce pot fi pentru ea, să pentru ea cât de luminos doresc, chiar dacă mai puțin timp, decât să o împovăresc cu o persoană care ar trăi pe jumătate, doar că mai mult timp. Este alegerea mea, William, iar tu nu poți să o faci în locul meu. Poate că pot, Întotdeauna eu am fost cel care ți-a cumpărat infen. Gem se înroși. Dacă refuzi să o faci, îl voi cumpăra singur. Întotdeauna am vrut să o fac. Tu ai spus că doreai să fii cel care să l cumpere. Cât privește asta? Scoase inelul familiei Carstairs de pe deget și îl întinse lui Will, ial. Will își coboră privirea spre inel, apoi se uită la chipul lui Gem. Îi trecură prin minte zeci de lucruri îngrozitoare pe care ar fi putut să le spună sau să le facă descoperise că era greu să renunțe atât de repede la vechea personalitate. Se prefăcuse a fi crud mulți ani, încât mai întâi recurgea la prefăcătorie, precum un om care își mâna trăsura fără să-și dea seama spre casa în care locuise toată viața, în pofida faptului că se mutase de acolo. Acum vrei să te căsătorești cu mine? Îl întrebă în cele din urmă. Vinde inelul, îi cerugem. Pentru bani. Ți-am spus, nu trebuie să. Plătești pentru drogurile mele, vezi tu, eu am plătit odată pentru ale tale și mă amintesc sentimentul. A fost neplăcut. Wilson se apoi privind jos la simbolul familiei Carstairs care se clipea în palma albă și cu cicatricea lui Gem. Se întinse și luă cu delicatețe mâna prietenului său, închizându-i degetele peste inel. Când ai devenit tu nesăbuit și eu precaut. De când trebuie să te păzesc de tine însuți. Mereu tu ai fost cel care m-a păzit pe mine. Îl cercetă cu privirea pe Gem, ajută-mă să te înțeleg. Gem rămase foarte liniștit, Apoi spuse, la început, când mi-am dat seama pentru prima dată că o iubeam pe Tessa, chiar am crezut că era posibil ca iubirea să mă facă bine. Nu mai avusesem de mult o criză. Și când am cerut-o în căsătorie, i-am spus asta. Că iubirea mă vindeca. Așadar, când am fost prima dată, prima dată când s-a întâmplat din nou, după aceea, nu am putut suporta să-i spun, de teamă ca nu cumva să creadă că iubirea mea pentru ea scăzuse. Am luat mai mult drog pentru a contracara o nouă izbucnire a bolii. Curând am început să iau mai mult drog pur și simplu pentru a mă ține pe picioare, mai degrabă decât pentru a fi în formă timp de o săptămână. Will, eu nu am ani la dispoziție, nici măcar luni. Și nu vreau ca Tesa să știe. Te rog, nu-i spune. Nu de dragul ei, ci de al meu. Aproape împotriva propriei sale voințe, Will simți că înțelege, el ar fi făcut orice, își spuse, ar fi rostit orice minciună și ar fi asumat orice risc pentru a o face pe Tesa să-l iubiască. Ar fi făcut aproape orice. Nu avea să-l trădeze pe gem pentru asta. Acesta era singurul lucru pe care nu avea să-l facă. Și iată-l pe Gem stând acolo, ținându-l de mână pe Will, cerându-i din privire compasiune, cerându-i înțelegere. Și cum ar fi putut Will să nu înțeleagă? Își aminti. Cum stătea el însuși în camera de zi a lui Magnus, implorând să fie. Mai degrabă trimis în tărâmurile demonilor decât să mai trăiască o oră în plus, încă o clipă într-o viață pe care nu mai putea îndura. Care va să zică, mor din iubire, spuse el într-un târziu, cu o voce care îi părea până și lui gătuită. Mor puțin mai repede din iubire. Și există lucruri mult mai rele pentru care să mori. Will dă du drumul minii lui Gem, Gem îl privi întrebător. Will voi merge în uite, hapel, spuse Will. Diseară. Îți voi aduce tot infenul care există, tot cât ți-ar putea face trebuință. Gem clătină din cap. Nu ți-pot cere să faci ceva ce este împotriva conștiinței tale. Conștiința mea, șopti Will. Tu ești conștiința mea. Întotdeauna ai fost James Carstairs voi face asta pentru tine, dar mai întâi îți voi smulge o promisiune. Ce fel de promisiune? Acum câțiva ani mi-ai cerut să încetez să mai caut un leac pentru boala ta, răspunse Will. Vreau să mă eliberez de această promisiune. Să fiu liber să caut măcar. Liber să cercetez. Gemul privi oarecum mirat. Tocmai când credeam că te cunosc perfect, mă surprinzi din nou. Da, te eliberez. Cercetează. Fă ceea ce trebuie. Nu pot să mă opun bunelor tale intenții, ar fi o cruzime din partea mea, iar eu aș face același lucru pentru tine, dacă aș fi în locul tău. Dar tu știi asta, nu-i așa? Știu. Will făcu un pas în față. Își puse mâinile pe umerii lui Gem, simțind cât de ascuțiți erau sub apăsarea lui, cu oasele ca cele ale aripilor de pasăre. James, asta nu este o promisiune de șartă. Crede-mă, nu există nimeni care să știe mai bine decât mine ce înseamnă durerea unei false speranțe. Voi căuta, dacă este ceva de găsit, eu voi găsi acel lucru. Dar până atunci, viața ți aparține să o trăiești așa cum dorești. În mod incredibil, gem surse. Știu asta, spuse el, dar ești amabil că mă amintești. Dacă nici eu nu sunt amabil. Zise Will. Ochii lui cercetau chipul lui Gem, acel chip care era la fel de familiar ca propriul său chip. Și hotărât. Nu mă vei părăsi. Nu cât sunt eu în viață. Gem făcu ochii mari, dar nu mai spuse nimic. Nu mai era nimic de spus. Will își luă mâinile de pe umerii parabataiului său și se întoarse spre ușă. Cecili stătea în picioare acolo unde se aflase mai devreme în acea zi, cu cuțitul în mâna dreaptă. Ochii duse cuțitul la spate și îi dădu drumul. Acesta se înfipse în perete exact în exteriorul țintei. Discuția ei cu Tesa nu-i calmase nervii, nu făcuse decât să înrăutățească situația. Tesa afișase un aer de tristețe captivă. Resemnată, care o făcuse pe Cecilii să se simtă neliniștită, Oricât de supărat ar fi fost pe Will, nu se putea abține să nu simtă că Tessa, în sufletul ei, simțea teamă pentru el, o groază despre care nu voia să vorbească, iar ce dorea cu disperare să afle ce era. Cum ar fi putut să-și protejeze fratele dacă nu știa de ce anume trebuia să-l protejeze? După ce își recuperă cuțitul, îl ridică din nou la nivelul mărului și-l aruncă. Se înfipse și mai departe în afara cercului, făcând o să răsufle iritată. Ufair nef. Murmură ea în galeză. Mama ei ar fi fost îngrozită, dar mama ei nu era acolo, Cinci Rosti o voce tărăgănată de pe coridorul de afară. Cecilii tresări și se întoarse. În și și era o umbră, care înaintă și se transformă în Gabriel Laitut, tot numai păr șaten răvășit și ochi verzi tăioși ca sticla. Era la fel de înalt ca Will, poate chiar mai înalt și mult mai deșirat decât fratele lui. Nu înțeleg ce vrei să spui, domnule Laitut. Aruncarea ta explică el cu o întindere elegantă a brațului o evaluezi la 5 puncte. Abilitatea și tehnica ta, poate, necesită muncă, dar talentul născut este cu siguranță acolo. Ceea ce îți trebuie este să exersezi. Wilma a antrenat, spuse ea în timp ce el se apropie. Colțul gurii lui se ridică ușor. Cum spuneam? Presupun că tu ai putea să o faci mai bine. El se opri și smulse cuțitul din perete. Acesta străluci atunci când el îl răsuci între degete. Aș putea zise el am fost pregătit de către cei mai buni și le-am antrenat pe domnișoarele calin și am auzit. Pană ce te-ai plictisit. Nu ești la fel de implicat ca instructorii adevărați. Cecilie își menținut tonul rece, își aminti atingerea lui Gabriel atunci. Când o ajutase să se ridice în picioare la casa lui dar știa că lui nu-i nu plăcea de el, iar trufia din vocea lui era deranjantă. Gabriel atinse cu buricul degetului vârful cuțitului. Sângele țâșnic ca o mărgică roșie, Degetele ei erau bătătorite, iar pe dosul palmelor avea pistrui. Te-ai schimbat de echipament, spuse. Era plin de sânge. Îl privi cântărindu-l din cap până în picioare. Văd că tu nu te-ai schimbat. Preț de o clipă, o expresie ciudată trecu peste chipul lui. Apoi dispăru însă ea și văzuse fratele ascunzându-și trăirile de suficient de multe ori, astfel încât recunoștea semnele. N-am nicio haină aici, zise el, și nu știu unde voi locui. M-aș putea întoarce la una dintre reședințele familiei, dar te gândești să rămâi la institut îl întrebă Cecilii, surprinsă, citind răspunsul pe chipul lui. Charlotte ce părere are? Îmi va îngădui. Ca chipul lui Gabriel se schimbă pentru un moment, o vulnerabilitate. Subit apărând acolo unde anterior se arătase doar duritate. Fratele meu este aici, zise el. Da, în cuvință Cecilii. La fel și al meu. Gabriel se opri pe moment, dând impresia că lui nu-i trecuse prin minte acest fapt. Will spuse. Semn foarte mult cu elie, e, deconcertant apoi scutură din cap de parcă ar fi vrut să scape de niște pânze de păianjen. Tocmai ți-am văzut fratele, continuă. Coborând în goană treptele de la intrarea institutului, ca și cum ar fi fost fugărit de către cei patru călăreți. Nu cred că știi despre ce era vorba, nu. Scop. Inima lui Cecilio luă la goană. Smulse cuțitul din mana lui. Gabriel, ignorând exclamația lui de uimire. Deloc răspunse, dar intenționez să aflu. Exact când cetatea Londrei părea să tragă obloanele în ziua de lucru se încheiase, ea se trezea la viață. Will străbătu străzile pline de dugene în care se vindeau haine și încălțăminte la mâna a doua. Vânzătorii ambulanți și ascuțitorii de cuțite și împingeau cărucioarele, lăudându-și marfa cu glasuri răgușite. Măcelarile neveau în cadrul ușilor deschise, cu șorturile pătate de sânge, lângă vitrinele în care atârnau carcase femeile care întindeau rufe striga una la alta cu un accent cocni atât de pronunțat, încât ar fi putut la fel de bine să vorbească rusește, din cât le puteau îl înțelege. Când traversă strada în fața unei tutungerii cu vânzare angro, închise închisă la acea oră, apoi cotii pe o străduță închisă, începu să cadă o burniță fină, care iuda părul. În depărtare se întrezărea clopotnița. Bisericii uite hapel. Era și mai întuneric acolo, ceața deasă și moale. Mirosea fier și gunoaie, un canal îngust de scurgere străbătea strada, prin cu apă urât mirositoare. Pe acea stradă exista o ușă încadrată de două felinare. Tocmai când se pregătea să bată, se răsuci brusc pe călcâie. Se auzi un strigăt când apucă de mână o siluetă zveltă, înveșmântată în negru, și o trase spre el, Cecili, cu o mantie din catifianie grătrasă la repezeală peste echipament. De sub glugă îi se revărsa părul negru, și aceiași ochi albaștrica ai lui întoarse răprivirea, scăpărând de furie. Dăm drumul de ce mă urmărești pe străduțele lăturalnice ale Londrei, proastă mică ce ești? Will o scutură ușor de braț. Azi dimineața am fost cariat. Acum sunt proastă. Străzile astea sunt periculoase. Exclamă Will. Și tu nu știi nimic despre ele. Nici măcar nu folosești o rună de iluzie magică. Una e să. Sus, sus și tare că nu te temi de nimic atunci când locuiești la țară, dar aici e Londra. Nu mă tem de Londra, spuse Cecilii pe un ton sfidător. Will se aplecă, aproape se se indui la ureche. Fai i unul dun râhiu da du dublu r t h y h și f grec ne de adref. Iar se. Ba nu, nu va fi de niciun folos să-mi spui să mă duc acasă. r w y t t f y m r e i da w i ne de efochi. Will clip la auzul cuvintelor ei. Tu ești fratele meu și vreau să merg cu tine. Era genul de lucruri pe care se obișnuise să le audă de la Gem și, cu toate că cecilii nu se mână în nicio privință cu Gem, ei împărtășeau o calitate, o încăpățânare săvârșită. Când Cecili spunea că voia ceva, acest lucru nu exprima o dorință prostească, ci o determinare de fier. Nu-ți pasă nici măcar unde mă duc. Și dacă mă duc în iad. Mereu am vrut să văd iadul, spuse Cecili, calmă. Nu toată lumea vrea. Cei mai mulți dintre noi își petrec timpul luptându-se să stea. Departe de el, răspunse Will. Dacă e musai să știi, află că mă duc la un bârloc de ai friți, să cumpăr droguri de la niște ticăloși violenți și dezmățați. S-ar putea ca ei să pună ochii pe tine și să decidă să te vândă. Și nu i-a împiedica. Presupun că asta ar depinde de cât de mult mi-ar da. Ia clătină din cap. Gem este parabataiul tău, zise ea. El e fratele tău, cel pe care ți le-a dat conclavul. Dar eu sunt sora ta de sânge. Pentru el ai face orice, dar pe mine nu vrei decât să mă trimiți acasă. De unde știi că drogurile sunt pentru gem? Nu sunt proastă, Will. Nu, din păcate, murmură Will. Gem. Gem este partea mea cea. Mai bună. Nu mă aștept să înțelegi. Îi datorez asta. Atunci, eu ce sunt? Întrebă Cecili. Will expiră, prea exasperat ca să se controleze. Tu ești slăbiciunea mea. Iar Tesa este sufletul tău, îi spuse ea, fără mânie, dar cu un aer meditativ. Nu sunt proastă, așa cum ți a mai spus, adăugă ea, văzând expresia de surprindere de pe chipul fratelui ei știu că o iubești. Will își duse mâna la cap, de parcă acele cuvinte îi produseră o durere crâncenă. Ai spus cuiva. Nu trebuie, Cecili. Nimeni nu știe și așa trebuie să rămână. N-aș spune nimănui. Nu, bănuiesc că n-ai spune, nu-i așa. Vocea ai devenise dură. Probabil că ți este rușine cu fratele tău, care nu trește sentimente nepermise pentru logodnica para bataiului său, Will. Nu-mi e rușine cu tine, Indiferent de ceea ce simți, n-ai acționat în sensul acesta și eu presupun că ne dorim cu toții lucruri pe care nu le putem avea. A, da! Exclamă el și ce anume vrei tu și nu poți avea. Ca tu să vii acasă. O șuviță de păr negru îi se lipise de obraz din pricina umezelii, făcând-o să arate de parcă ar fi plâns, cu toate că Will știa că nu plânsese. Institutul este căminul meu. Will oftă și se rezemă cu spatele de bolta din piatră. Nu pot sta aici toată seara să mă cert cu tine, ceci. Dacă ești hotărâtă să mă urmezi în iad, nu te pot opri. În sfârșit, ai înțeles. Știam eu că ai să înțelegi, la urma urmelor, suntem rude. Will își înfrână imboldul de a o scutura din nou. Ești gata. Ea două probator din cap, iar Will ridică mâna pentru a ciocăni la ușă. Ușa se deschise larg, iar în pragul dormitorului stătea Gideon, clipind de parcă fusese într-un loc întunecos și abia ieșise la lumină. Pantalonii și cămașa erau boțite și una dintre bretele i-a lunecase pe braț. Domnule Lightwood, spuse Sofie, șovând în prac. Ducea o tavă în mâini, încărcată cu brioșe și ceai, destul de grea și incomodă. Bricht mi-a spus că ați sunat și ați cerut o tavă, da. Sigur, da. Te rog, intră. Brusc, de parcă s-ar fi trezit în rutotul, Gideon se îndreptă de spate și o invită să intre. Își scosese cizmele din picioare și le aruncase într-un colț. Surprinzător, camera era în norânduială. Echipamentul era aruncat pe un scaun cu spătar înalt. Sofie se înfioră gândindu-se cum arăta pizzeria. Pe noptieră se afla un măr pe jumătate mâncat. Iar în mijlocul patului era tolănit Gabriel Lightwood, dormind. Buștean. Se vedea limpede că purta hainele fratelui său, căci erau mult prea scurte la încheieturi și la glezne. A dormit, părea mai tânăr, iar de pe chipul netedei dispăruse obișnuita încordare. Cu o mână strângea o pernă, de parcă ar fi căutat alinare nu l-am putut trezi, zise Gideon, cuprinzându-se cu mâinile de coate. Ar fi trebuit să-l duc înapoi în camera lui, dar... Oftă, nu mi-am îndurat. Dânsul rămâne. Întrebă Sofie, lăsând tava pe noptieră. La institut vreau să spun. Eu nu știu. Așa cred. Charlotte i-a spus că e binevenit. Cred că l-a îngrozit. Gideon schiță un zâmbet. Doamna Branuel. Se zbăl Sofia, așa cum făcea mereu atunci când credea că stăpâna ei era criticată dar e cea mai drăguță ființă dintre toți oamenii. Da, de aceea cred eu că l-a grozit. L-a îmbrățișat și a spus că, dacă rămâne aici, incidentul cu tatăl meu va fi de domeniul trecutului. Nu sunt sigur la care incident cu tatăl meu făcea referire, adăugă Gideon Sec. Mai mult ca sigur cel de atunci când Gabriel l-a susținut în încercarea de a pune mâna pe institut. Nu crezi că se referea cumva la cel mai recent. Sofie își vără sub bonetă o șuviță de păr care îi scăpase. Cel cu cuviermele. Nu, deși e ciudat, nu cred. Totuși, fratelui meu nu-i în fire să se aștepte să fie iertat. Pentru nimic. El înțelege numai cea mai strictă disciplină. Poate crede că Charlotte încearcă să-i joace o festă sau că e nebună. L-a condus într-o cameră unde ar putea să stea, dar eu cred că toată afacerea l-a înspăimântat. A venit să... Vorbească cu mine despre asta și a dormit. Gideon oftă, uitându-se la fratele lui cu un amestec de afecțiune, exasperare și tristețe care o înduioșa pe Sofie. Sora dumneavoastră, începuia, o oh, Tatiana nici nu i-ar trece prin cap să stea aici, fie chiar și pentru o singură clipă, zise Gideon. A zbugit-o apoi la casa familiei Blackthorn, la socrii ei. Atâta pagubă. Nu e o fată proastă, de fapt, ea consideră că inteligența ei este chiar superioară, însă e înfumurată și superficială, iar ea și fratele meu nu se pot suferi. El a stat treaz zile neșir, nu uita. A tot așteptat în casa aia furisită, în fața ușii încuiate de la bibliotecă, bătând la ușă numai atunci când nu primea niciun răspuns de la tata, simțiți că trebuie să-l ocrotiți, remarcă Sofie. Firește că da. E frățiorul meu. Gideon se duse spre pat și îl mângâie pe Gabriel pe părul ciufulit. Celălalt băiat se foi și mormăi, dar nu se trezi. Am crezut că n-avea să vă ierte pentru că ați fost împotriva tatălui dumneavoastră, zise Sofie. Ați spus că vă temeați de asta, ca avea să considere acțiunile dumneavoastră drept o trădare a numelui de laitud. Cred că a început să pună la îndoială numele de laitud. Exact așa cum am făcut și eu în Madrid. Gideon se îndepărtă de pat. Îmi pare rău, spuse Sofie, lăsând capul în jos. Îmi pare rău de tatăl dumneavoastră. Orice s-ar spune despre el sau orice ar fi făcut, este tatăl dumneavoastră. Gideon se întoarse spre ea. Dar, Sofie, ea nu-l corectă fiindcă îi folosise numele de botez. Știu că a făcut lucruri regretabile, zise ea. Dar oricum ar trebui să șase se îngăduie să-i deplângeți moartea. Nimeni nu vă poate lipsi de această durere, ea dumneavoastră și numai a dumneavoastră. El o atinse ușor pe obraz cu vârfurile degetelor. Știai că numele tău înseamnă înțelepciune. Se pare că a fost. Bine ales. Sofie înghiți. Domnule Lightwood. Numai că degetele lui se răsfireizeră pentru a-i cuprinde obrazul, iar el se apleca să o sărute. Sofie șopti el, după care buzele lor se întâlniră, o atingere delicată care făcu loc unei apăsări mai puternice când el se aplecă. Ușor și cu mișcări delicate, ea își petrecu mâinile, atât de aspre după ce spălase și cărase atât de multe lucruri, după ce frecase șemineuri și măturase și lustruise, gândi agitată, dar lui nu părea să-i pese sau să fie deranjat de asta, pe după umerii lui. Apoi se apropie de el, tocul pantofului se prinse în covor și ea. Căzu, trăgându-l pe Gideon, care se întinse s o prindă, se izbiră împreună de podea, iar chipul lui Sofie ardea de rușine, Doamne Dumnezeule, el avea să creadă că îl trăsese intenționat, că era cine știe ce nebună de străbălată care căuta pasiune. Boneta ea lunecase, iar buclele negre îi căzură peste față. Covorul era moale sub ea, iar Gideon, deasupra ei, își șoptea îngrijorat numele. Ea și întoarse capul într-o parte, cu obrașii încă înfierbântați, și privirea ai căzut sub patul lui. Domnule Lightwood! exclamă ea, sprijinindu-se în coate. Acelea de sub pat sunt brioșe. Gideon în lemni, clipind precum un iepure încolțit de o haită de tulei. Poftim. Acolo. Spuse ea, arătând spre grămezile întunecate adunate sub pat. Există un veritabil munte de brioșe sub patul dumneavoastră. Ce Dumnezeu? Gideon se ridică în capul oaselor, trecându-și mâinile prin părul răvășit în timp ce Sofie se îndepărtă de el, înfoșnet de fuste. Eu începu el. Dumneavoastră ați sunat după brioșe. Aproape în fiecare zi dumneavoastră le-ați cerut, domnule Lightwood. De ce ați făcut asta dacă nu le voiați? Obrașii lui se împurpurară. Era singura cale prin care puteam să te văd. Nu voiai să vorbești cu mine, nu voiai să mă asculți când încercam să-ți vorbesc, așa că ați preferat să mințiți. Își făcându și boneta, Sofie se ridică în picioare. Domnule Lightwood, aveți idee cam câte treburi am de făcut? să carcăr și apă fierbinte, să șterg praful, să lustruiesc, să fac curat după dumneavoastră și după toți ceilalți, și nu mă deranjează și nici nu mă plâng, dar cum îndrăzniți să-mi dați și mai mult de treabă. Să mă faceți să cartă grele pe scări, doar ca să vă aduc ceva ce nici măcar nu vă doriți. Gideon se ridică în picioare, cu hainele și mai boțite. Iartă-mă! Spuse el, nu m-am gândit. Nu! Exclamă Sofie, vârându-și furioasă părul sub bonetă. Voi, ăștia, niciodată nu gândiți, nu-i așa, și zicând acestea, ieși ca o furtună din cameră, lăsându-l pe Gideon să se uite lung după ea, cu o privire tristă. Buna treabă, frățioare! Spuse Gabriel din pat, clipind din ochii săi verzi, somnoroși, către Gideon. Gideon a zvârle o brioșă în el. Henry! Charlotte traversă podeaua criptei. Torțele cu lampa vrăjitoare iluminau atât de tare, încât ziceai că era ziua în amiaza mare, cu toate că ea știa că era aproape miezul nopții. Henry stătea plecat deasupra celei mai mari dintre mesele de lemn din centrul încăperii. Ceva de ardea într-o cupă aflată pe o altă masă, emanând valuri de fum cu mirostele vânțică. O bucată mare de hârtie, de genul celor în care și-ambalau măcelarii produsele, era întinsă peste masa lui. Henry, iar el o umplea cu tot soiul de coduri și calcule misterioase, murmurând ca pentru sine în timp ce scria. Henry, dragul meu, nu ești obosit. Ești aici de câteva ceasuri bune. Henry tresări și-și înălță privirea, ridicându-și ochelarii de lucru peste părul lui roșcat. Charlotte Părea uluit, dacă nu chiar încântat, să o vadă. Doar Henry, gândi Charlotte cu ironie, putea fi surprins să-și vadă propria soție în propria lor casă. Îngerul meu. Ce faci aici? E îngrozitor de fric. Nu e bine pentru copilaș. Charlotte râse, dar nu obiectă când Henry se repezi spre ea și o îmbrățișă delicat. De când aflase că urma să fie tată, începuse să o trateze ca pe un obiect din porțelan. O sărută în și se dădu înapoi ca să-i cerceteze chipul. De fapt, parcă am trasă la față, ai zice că în loc de cină să te duci în cameră și să rogi pe Sofie să-ți aducă niște supă de pui. Mă duc să-i spun să Henry. Am hotărât acum câteva ore să nu mai luăm cina, toată lumea a primit sandviciuri în cameră. Gem este în continuare prea slăbit ca să mănânce, iar băieții Lightwood încă nu și-au revenit. Și știi prin ce trece Will când Gem nu se simte bine. Și te Tessa, desigur. Ca să fiu sinceră, am senzația că toată casa asta e în derivă. Sandviciuri. Întrebă Henry, dând impresia că asta era cea mai interesantă parte din tot ceea ce spusese Charlotte. Charlotte surse. Sunt câteva sus și pentru tine, Henry, dacă te poți dezlipte. Locul ăsta. Presupun că n-ar trebui să te cert, am răsfoit jurnalele lui. Benedict și sunt de-a dreptul fascinante, dar la ce anume lucrezi acum? La un portal, spuse Henry mândru. O formă de transport, ceva ce ar putea duce un vânător de umbre dintr-un punct al globului în altul în câteva secunde. Inelele lui Mortmain mi-au dat această idee. Charlotte făcu ochi mari. Dar inelele lui Mortmain sunt în mod sigur făurite din mage niagră, nu și portalul meu. A, și mai am ceva să-ți arăt. Hai cu mine. E pentru bufort. Charlotte îl lăsă pe soțul ei soia de mână și să o tragă într-o latură a încăperii. Henry, ți-am spus de o mie de ori, niciun copil al meu nu va purta vreodată numele de bufort. În numele îngerului, ăla e un leagăn. Henry Radia. E mult mai bun decât un leagăn. Anunță el, întinzând brațul către pătuțul de lemn cu aspect robust ce atârna între doi stâlpi, astfel încât să se poate legăna dintr-o parte în alta. Charlotte recunosc în sinea ei că era o piesă de mobilier destul de interesantă. E un pătuț care se leagă singur. Poftim. Întrebă Charlotte cu jumătate de glas. Privește. Mândru nevoie mare, Henry înainte și apăsă pe un soi de buton invizibil. Pătuțul începu să se legene ușor dintr-o parte în alta. Charlotte răsuflă ușurată. Scumpule, e minunat. Nu-i așa că-ți place? Întrebă Henry, radind. Uite, acum se leagă puțin mai tare. Era adevărat, însă mișcarea ușor smucită îi dădu lui Charlotte senzația că plutea în mijlocul unei mări agitate. H.M., făcuia. Henry, trebuie să vorbesc ceva cu tine. Ceva foarte important. Mai important decât faptul că pruncul nostru va adormi legănat în fiecare seară. Conclavul a hotărât să o elibereze pe mine, spuse Charlotte se va întoarce la institut. Peste două zile. Henry se întoarse și o priviu lui. În spatele lui, pătuțul se legăna și mai tare, ca o trăsură care înaintează în viteză. Se întoarce aici. Henry nu are unde să se ducă. Henry deschise gura să-i răspundă, dar fu întrerupt de un pocnet îngrozitor și pătuțul se desprinse de pe și zbură prin încăpere, izbindu-se de cel mai îndepărtat perete și explodând în mii Charlotte icni, ducându-și mâna la gură. Henry se încruntă, Poate că dacă îi aduc câteva îmbunătățiri modelului, nu, Henry, spuse Charlotte pe un ton ferm. Dar sub nicio formă. Charlotte era vehementă. Henry oftă. Prea bine, dragă. Dispozitivele infernale sunt necruțătoare. Dispozitivele infernale nu au remușcări. Dispozitivele infernale sunt fără număr. Dispozitivele infernale nu vor înceta niciodată să sosească. Cuvintele scrise pe peretele din biroul lui Benedict îi răsunau tesei în minte în vreme ce stătea așezată lângă patul lui Gem, privindul cum dormea. Nu știa cât era ceasul, în mod sigur era în orele mici din noapte, așa cum spunea Bridget, fără îndoială trecut de miezul nopții. Gem fusese treaz când ea intrase în cameră, imediat după ce îi plecase, treaz și stând în capul oaselor și simțindu-se suficient de bine cât să bea ceai și să mănânce niște pâine prăjită, cu toate că era mai palid și respira mai greu decât i-ar fi plăcut ei. Sofia venise mai târziu să ia tava de mâncare și îi zâmbise tesei. Umflați perna, îi sugerase Ian șoaptă, iar Tesa procedase întocmai, cu toate că Gem o privise amuzat cum se agita. Tesa nu prea avusese de a face cu oameni bolnavi. Cel mai mult se jucase de dacă atunci când fratele ei fusese beat. însă acum nu deranja că era Gem, nu deranja că stătea ținându-l de mână în timp ce el respira ușor, cu ochii între deschiși, cu genele fluturându-i peste pompi. "N-am fost prea eroic", spuse el deodată, fără să-și deschidă ochii, deși vocea lui era fermă. Tesa tresărî și se aplecă în față. Mai devreme își împletise degetele cu ale lui, iar mâinile lor împreunate stăteau lângă el pe pat. Îi simțea degetele recentrale ei și pulsul slăbit. La ce te referi? Astăzi, spuse el pe un ton scăzut, după care tuși. M-am prăbușit. Și-am tușit sânge prin toată casa Lightwood. Nu a făcut decât să îmbunătățească aspectul acelui loc, spuse Tessa. Parcă ești uil. Gem îi aruncă un zâmbet somnoros. Și schimb subiectul, exact cum ar fi făcut el. Firește că îl schimb. De parcă aș fi gândit numai lucruri rele despre tine din cauza că ești bolnav, știi că nu sunt așa. Și ai fost destul de eroi caz. Cu toate că îi l-a spus mai devreme, adăugă ea, că toți eroii sfârșesc rău și că oricum el nu înțelege de ce și-ar dori cineva să fie erou. Da. Gemostrânse ușor de mână, după care îi dă drumul. Ei bine, îi privește asta din perspectiva eroului, nu-i așa. În vreme ce pentru noi, ceilalți, e un răspuns ușor. Așa să fie. Sigur. Eroi în înrucât noi avem nevoie de ei. Nu o fac pentru ei înși. Vorbești despre ei de parcă tu n-ai fi erou. Se întinse pentru a îndepărta părul de pe frunte. El închise ochii. Gem, te-ai gândit vreodată? Te s Ai gândit. Vreodată la alte metode de a-ți prelungi viața. La metode care nu. Implică acest drog pe care îl iei. Auzind acestea, Gem deschise brusc ochii. La ce te referi? Ea se gândi la Will, pe podeaua din pot, înecându-se cu aghiasmă. Să devii vampir. Ai trăit pe vece. Gem se strădui să se ridice în șezut, sprijinindu-se de perne. Tesa, nu. Să nu. Nu te poți gândi la așa ceva. Ea și întoarce privirea în altă parte. Ți se pare chiar atât de îngrozitor să devii un locuitor al lumii de jos. Tesa. Gem expiră profund. Eu sunt vânător de umbre. Un. Nefilim. Așa cum au fost părinții mei înaintea mea. E moștenirea pe care o pretind, așa cum consider moștenirea mamei mele ca făcând parte din mine. Asta nu înseamnă că murăsc tatăl. Însă onorez darul pe care mi l-au făcut, sângele îngerului, încrederea lor în mine, jurămintele pe care le-am făcut. Și nici nu cred că aș putea fi un vampir prea bun. Vampirii pur și simplu ne disprețuiesc. Uneori, ca să se distreze, preschimbă câte un nefilim, însă acel vampir este disprețuit de către ceilalți. Noi purtăm în venele noastre lumina zilei și focul îngerilor, adică tot ceea ce ei urăsc și mar ar prigoni, la fel cum ar face-o și nefilimi. Nu aș mai fi parabataiul lui Will, nu aș mai fi primit în institut. Nu, Tessa. Mai degrabă aș muri și aș renaște și aș vedea soarele din nou decât să trăiesc până la sfârșitul lumii fără să mă pot bucura de lumina zilei. Atunci, un frate tăcut spuse ea. Codexul spune că runele pe care ei și le aplică sunt suficient de puternice pentru a pune stăpânire. Pe mortalitatea lor. Tesa, frații tăcuți nu se pot căsători. Gem își ridicase bărbia. Tesa știuse de multă vreme că sub delicatețea lui Gem să lășluia o încăpățânare la fel de puternică precum cea lui Will. O vedea și acum oțel submătase. sub mătase. Știi că aș prefera să te am în viață și necăsătorit cu mine decât. Tesa nu rosti ultimul cuvânt. Drumul către frăția tăcută nu îmi este deschis. Cu infenul care îmi contaminează sângele, eu nu voi putea supraviețui runelor pe care ei trebuie să și le însemneze pe trup. Ar trebui să încetez să mai înghit drogul până ce le elimin din organism, iar asta sigur mă probabil că văzu ceva în expresia ei, căci vocea lui deveni mai blândă. Frații tăcuți nu duc cine știe ce viață. Nu mai umbre și întuneric, tăcere și nicio muzică. Gemânghiți. Și în plus, nu mi-aș dori să. Trăiesc o veșnicie. Eu s-ar putea să trăiesc veșnic, zise Tesa. Enormitatea acestui lucru era ceva ce încă nu putea înțelege. Era la fel de dificil să înțelegi că viața ta nu avea să se termine niciodată, așa cum era să înțelegi că avea să se sfârșească. Știu, spuse Gem. Și îmi pare rău pentru asta, întrucât sunt de părere că e o povară pe care nimeni n-ar trebui să o ducă. Tesa, tu știi că eu cred în reîncarnare. Mă voi întoarce, chiar dacă nu în acest trup. Sufletele care se iubesc se atrag și în următoarele vieți. Am să-i revăd pe Will, pe părinții mei, pe unchii mei, pe Charlotte și Henry, dar n-ai să mă vezi pe mine. Nu era prima oară când se gândea la acest lucru, deși, adesea, când acest gând se ivia, ea la lunga imediat. Dacă sunt nemuritoare, atunci înseamnă că o am doar o singură viață. Eu n-am să mă reîncarnez așa cum o vei face tu, James. N-am să te văd în rai sau pe malurile mare lui rău sau în următoarea viață care îi așteaptă pe oameni. Te văd acum. El își puse mâna pe obrazul ei, iar ochii se iar gintice nu și-i căutara ei. Și eu te văd pe tine, șoptia, iar el îi zâmbi obosit și închise ochii. Ea i acoperi mâna cu a ei, culcându-și obrazul în palma lui. Rămase tăcută, cu degetele lui reci pe pielea ei, până ce respirația lui încetin și degetele ei se relaxară în ale ei, adormise. Cu un zâmbet trist, ea îi luă mâna și o așeză cu bâlândețe peste cuvertură. Ușa dormitorului se deschise, Tessa se răsuce în scaunul ei și îl văzu pe Will în încă având pe el paltonul și mănușile pe mâini. O singură privire aruncată chipului său grav și îngrijorat o făcu să se ridice și să-l urmeze pe Will afară din cameră. Will străbătea deja culoarul cu viteza unui om fugărit de diavol. Tessa închise ușa dormitorului cu grijă și se grăb să-l ajungă din urmă. Will, ce e? Ce s-a întâmplat? Tocmai m-am întors din astent, spuse Will. Era durere în glasul lui, o durere cum nu mai auzise din ziua în care se afla în salon și ai spusese că se lobodise cu gem. M-am dus să caut în fen. Dar nu mai este. Te s aproape că se poticni când ajunseră în dreptul scărilor. Cum adică nu mai este? Gem mai are destul, nu-i așa? Will se întoarse cu fața spre ea, coborând treptele cu spatele. S-a terminat, spuse el tăios. Nu voia ca tu să știi, dar nu mai are cum să ascundă asta l-a terminat și eu nu mai găsesc nicăieri. Eu am fost mereu cel care i l-a cumpărat. Aveam furnizorii mei, însă aceștia ori au dispărut, ori nu mai au. M-am dus mai întâi acolo, acolo unde ați venit și mi-ați găsit, tu și Gem, împreună. Nu mai aveau infen. Atunci poate că într-un alt am fost peste tot, spuse Will, întorcându-se. Ieșiseră pe culoarul celui de-al doilea etaj al institutului, acolo se. Găseau biblioteca și salonul. Ambele uși erau deschise, aruncând o lumină gălbuie pe culoar. Peste tot. În ultimul loc în care am fost, cineva mi-a spus că în ultimele săptămâni a fost cumpărat tot în mod intenționat. Pur și simplu nu mai există pe nicăieri. Dar Gem spuse te șocată. Fără infen, va muri. Will se opri preț de o clipă în fața bibliotecii, privirea lui o întâlni pe atesei. Chiar în după amiaza asta mi-a dat permisiunea să caut un leac pentru el să fac cercetări. Iar acum va muri, înrucât eu nu-l pot ține în viață suficient cât să-l găsesc. Nu, spuse Tessa, nu să moară, nu o să lăsăm. Will intră în bibliotecă, cu Tessa lângă el, și privirea lui scrută încăperea familiară, mesele cu felinare, rafturile cu tomuri vechi. Existau cărți, spuse el, ca și când ea nici nu vorbise. Cărți pe care le consultam, volume despre o trăvuri Porn de lângă ea spre un raft din apropiere și își cu febril mâinile înmănușate peste tomurile de acolo. Asta s-a întâmplat acum câțiva ani, înainte ca gem să-mi interzică să mai caut. Am uitat, te s-a venit lângă el și fustele îi fâșâiau în jurul gleznelor. Will, oprește-te! Dar trebuie să mă amintesc. Trecu la un alt raft, apoi la un altul, iar trupul lui înalt și zvelt arunca o umbră lungită peste podea. Trebuie să găsesc, Will, nu poți citi la timp toate cărțile din bibliotecă. Încetează! Venise în spatele lui, suficient cât să vadă că gulerul jachetei era ud de la ploaie. Asta nu o să-l ajute pe gem. Atunci, ce o să-l ajute? Ce o să-l ajute? Se după o altă carte, o privi câteva secunde, după care o aruncă pe jos, de te tresări. Oprește-te! Repetă ea, după care la apucă de mânecă și îl întoarse cu fața spre ea. Era roșu la față, de-abia respira, iar brațul încordat era la fel de tare. Cafierul sub strânsoarea ei. Când ai căutat acum câțiva ani un leac, nu știai ceea ce știi acum. Nu aveai aliații pe care i-ai acum. O să mergem și o să-l întrebăm pe Magnus Bane. El are ochi și urechi în lumea de jos, el cunoaște toate tipurile de mage. A ajutat cu blestemul tău, o să ne poată ajuta și cu asta. N-a fost niciun blestem, spuse Will, ca și când ar fi recitat o replică dintr-o piesă de teatru, ochii erau sticloși. Will, ascultă-mă! Te rog! Haide să mergem la Magnus! El ne! Poate ajuta! Will închise ochii și inspira adânc. Te sal privi lung, nu se putea abține să nu-l privească atunci când știa că el nu putea vedea genele lungi și negre care îi mângâiau pomții, o ușoară urmă de albastru pe pleoape. Da, spuse el într-un târziu. Da. Desigur. Te salți mulțumesc. Nu m-am gândit la asta. Erai mâhnit, spuse ea, dându-și brusc seama că încă îl ținea de braț și că erau suficient de aproape cât ea să-i poată da un sărut pe obraz sau să-și pună brațele pe după gâtul lui pentru a-l liniști. Făcu un pas înapoi și îi dădu drumul. El deschise ochii. Și tu te gândeai că el avea să-ți interzică mereu să cauți un leac pentru el, știi că n-am fost niciodată de acord cu asta. Mă gândisem și înainte la Magnus. Ochii lui cercetară chipul. Dar nu l-a întrebat niciodată. Ia clatină din cap. Gem n-a vrut să audă. Dar acum? Acum toate s-au schimbat. Da. Se îndepărtă de ea, continuând să o privească. Mă duc jos să-l rog pe Ciril să pregătească trăsura. Ne vedem. În curte către Consulul Josia Huailand de la membrii Consiliului Stimate Domn, nu putem decât să ne exprimăm marea noastră mâhnire la primirea scrisorii dumneavoastră. Aveam cu toții impresia că Charlotte Branwell era o alegere pe care urma să o susțineți cu toată inima și că se dovedise a fi o conducătoare potrivită a Institutului din Londra. Însuși, închizitorul lui Telau are numai cuvinte de laudă la adresa ei și a felului în care a făcut față provocării la care a fost supusă de către Benedict Laitud. Părerea noastră unanimă este că George Penalou nu este alegerea potrivită pentru funcția de consul. Spre deosebire de doamna Branuel, el nu și-a demonstrat abilitățile de conducător. E adevărat că doamna Branuel este tânără și pasionată, însă rolul de consul este unul care necesită pasiune. V-am rugat să renunțați la gândurile legate de domnul Penalou, care este prea tânăr și lipsit de maturitatea pe care o cere acest post, și să vă gândiți din nou la posibilitatea de a o numi pe doamna Branuel. Ai dumneavoastră, în numele lui Raziel, membrii Consiliului. Capitolul 5. O inimă dezbinată către membrii Consiliului de la Josiah Huailand, Consul Domnilor, cu inima grea au condeiul pentru a vă scrie. Mulți dintre dumneavoastră mă cunosc de foarte mulți ani, timp în care v-am condus din poziția de consul. Consider că am făcut o treabă bună și că l-am servit pe înger pe cât de bine am putut. Totuși, a greșit omenește și cred că am făcut. O greșeală când am numit-o pe Charlotte Branwell în funcția de conducătoare a Institutului din Londra, când i-am oferit acest post, am crezut că va călca pe urmele tatălui ei și se va dovedi o conducătoare loială, care respectă regulamentul conclavului. De asemenea, am crezut că soțul ei va stăvili tendințele feminine către impulsivitate și nechipzuință. Din nefericire, lucrurile nu au stat așa. Lui Henry Branuel îi lipsește forța caracterului necesară pentru a-și ține soția în frâu și, liberă de obligațiile feminine, i-a lăsat cu mult în urmă virtuțile supunerii. Cu puțin timp în urmă am descoperit că Charlotte a dat ordinul ca spioana Gesamine Lovelace să fie rechemată la institut imediat după ce va fi eliberată din orașul tăcut în pofida dorinței mele exprese ca ea să fie trimisă în Idris. De asemenea, bănuiesc că pleacă urechea la cei care nu sunt prieteni cauzei nefilimilor și, în fapt, se prea poate să fie aliata lui Mortmain, așa cum este cazul vârcolacului Wolsey Scott. Consiliul nu servește consulului, mereu a fost viceversa. Eu sunt un simbol al puterii consiliului și conclavului când autoritatea mi este subminată de nesupunere, acest lucru subminează autoritatea tuturor. Ar fi mai bine să avem un tânăr ascultător, cum e nepotul meu, al cărui curaj urmează a fi încercat, decât o persoană care lasă de dorit la acest capitol. În numele Îngerului, Consulul Josiah Huailand. Will își aminti. Într-o altă zi în urmă cu câteva luni, în camera lui Gem. Ploaia bătea în ferestrele institutului, brăzdând geamurile cu dungi străvezi. Asta e tot. Întrebase Gem. Absolut tot. Adevărul, stătea la birou, cu un picior îndoit pe scaunul de alături, părea foarte tânăr. Vioara era rezemată de scaun. Când când îl intrase în încăpere și, fără vreun preambul, îl anunțase că era sfârșitul prefăcătoriei, avea o mărturisire de făcut și voia să o facă pe loc. Asta pusese punct cântecului de ba. Gem lăsase jos vioara, fără. Să-și ia privirea de la Will și nerăbdarea inflorise în ochii argintin, Timp ce parabataiul său se plimbase și vorbise, se plimbase și vorbise, până ce rămăsese fără cuvinte. asta i tot, spusese Will într-un târziu, când își terminase confesiunea. Și nu te-aș învinovăți dacă mai ură. Aș înțelege. Se așternuse o tăcere profundă. Privirea lui Gem nu se dezlipise de pe chipul lui Will, fixă și argintie în lumina pâlpâitoare a focului. William, n-aș putea niciodată să te urăsc. Lui Willy se făcu stomacul Gem, acum, când văzu un alt chip, o pereche de ochi albaștri nu și ce se uitau în lui. Am încercat să te urăsc, Will, dar n-am reușit, spusese ea. În acel moment Will fusese pe deplin conștient că ceea ce îi spusese lui Gem nu era absolut tot. Mai era o parte de adevăr. Mai era dragostea lui față de Tessa. Însă era povara lui, nu a lui Gem. Era ceva ce trebuia să ascundă, astfel încât Gem să poată fi fericit. Meritura ta îi spusese Will lui Gem cu o voce spartă. Am pus în primejdie, am crezut că eram blestemat și că toți cei care țineau la mine aveau să moară. Mi-am permis să-mi pese de tine și te-am lăsat să-mi fi frate, punându-te în pericol. Nu a existat niciun pericol. Dar eu credeam că există. Dacă aș îndrepta un revolver spre tine, James, și aș apăsa pe trăgaci, oare ar conta dacă nu știam că nu există niciun glonț în el? Gem făcuse ochii mari, după care răsese bălând. Crezi că nu știam că ai un secret. Îl întrebase el, crezi că m-am împrietenit cu tine cu ochii închiși. Nu știam ce povară duceai pe umeri, dar știam că exista o povară în viața ta. Gem se ridicase în picioare și adăugase: Știu că te considerai nociv pentru toți cei din jurul tău. Știu că te gândeai că duceai în tine un soi de forță corozivă care avea să mă distrugă. Am vrut să-ți arăt că nu era cu putință să mă distrugi, că. Dragostea nu era atât de fragilă. Am reușit să fac asta. Will ridicase din umeri odată, neputincios aproape că își dorise ca Gem să fie mânios pe el ar fi fost mult mai ușor. Nu se mai simțise niciodată atât de mic în lăuntrul lui ca atunci când era pus față față cu bunătatea fără marginea lui Gem. Se gândi la satana lui Milton. Așa îl rușina pe diavol, făcându-l puterea lui să o simtă. Mi-ai salvat viața, spusese Will. Un zâmbet se întinsese pe chipul lui Gem, la fel de luminos ca soarele care răsărea deasupra tamisei. Asta e tot ceea ce mi-am dorit vreodată. Will? O voce bălândă îl smulse din reverie. Tesa așezată în fața lui întrăsură, cu ochii ei cenușii de culoarea ploii în lumina slabă. La ce te gândeai? Cu un efort, Will se desprinse de amintirile lui, cu ochii ațintiți pe. Chipul Tesei. Chipul ei. Nu purta pălărie, iar gluga pelerinei din brocartei căzuse pe spate. Chipul ei era palid, mai lat în dreptul pomților, ușor ascuțit la bărbi el se gândi că nu mai văzuse niciodată un chip care să aibă o asemenea putere de expresie. Fiecare zâmbet al ei îi frângea inima lui Will, așa cum fulgerul putea despica în două un copac, așa cum făcea fiecare privire tristă a ei. În acel moment, Tesal privea cu o îngrijorare melancolică ce îi strângea inima. La gem, răspunse el cu toată sinceritatea. Mă gândeam la reacția pe care a avut-o când i-am povestit adevărul despre blestemul demonului Marbas. Nu a simțit decât tristețe pentru tine, spuse ea repede. Știu sigur, el mi-a spus-o, tristețe, dar nu milă, zise Will. Gem mi-a oferit întotdeauna exact ceea ce aveam nevoie, în felul în care aveam nevoie, chiar și atunci când eu însumi nu știam ce trebuia. Toți parabatai doi sunt devotați. Trebuie să fim pentru a oferi celuilalt cât de mult putem din noi. În chiar dacă atunci când facem asta ne întărim puterea. Însă cu Gem altfel. Vreme de mulți ani am avut nevoie ca el să trăiască și, de fapt, el e cel care m-a ținut pe mine în viață. Credeam că nu știa că face asta, dar poate că știa. E posibil, spuse Tessa. N-ar fi considerat niciodată un astfel de moment important ca fiind irosit. Nu ți-a spus niciodată ceva legat de asta. Ea clătină din cap. Mâinile ei mici în mânușa albe erau strânse pun în poală. Will, el vorbește despre tine cu cea mai mare mândrie, spuse ea. Nici nu știi cât de mult te admiră. Când a aflat despre blestem, inima i s-a frânt, dar în același timp, aproape că a existat și un soi de justificare, I-am cuvință din cap. El a crezut mereu că erai bun. Și apoi acest lucru a fost dovedit. Of, nu știu, răspunse el pe un ton amar. Să fi bun și să fi blestemat nu e unul și același lucru. Ea se aplecă și îi luă mâna, strângând-o între ale ei. Atingerea curse ca un foc alb prin venele lui. El nu îi putea simți pielea, ci doar materialul mânușilor. Și totuși, nu conta. Ai ațățat mormanul de scrum care sunt eu, prefăcându-l în foc. El se întrebase odată de ce oare dragostea era exprimată în termeni care aveau legătură cu focul. Acum pârjolul din venele lui îi oferi răspunsul. Will, tu ești bun, spuse ea. Cred că eu sunt singura în măsură să afirme cu toată certitudinea că ești un om deosebit de bun. El spuse încet, nedorind ca ea să-și retragă mâinile. Știi, când aveam 15 ani, Ian Lu, demonul care i-a omorât pe părinții lui Gem, a fost într-un final căsăpit. Unchiul lui Gem era hotărât să se mute din China-Nidris și l-a invitat pe Gem să meargă. Să locuiască cu el acolo. Gem l-a refuzat pentru mine. A spus că nu. Se cuvine să-ți părăsești para Că făcea parte din cuvintele jurământului. Poporul tău va fi poporul meu. Mă întreb dacă aș fi avut posibilitatea de a mă întoarce în sânul familiei mele, oare aș fi făcut același lucru pentru el. Îl faci acum, spuse Tessa. Să nu crezi că nu știu că Cecilie vrea să te întorci cu ea acasă. Și să nu crezi că nu știu că tu stai aici de dragul lui Gem. Și al tău, spuse el, înainte să-și dea seama ce face. Ea își retrase mâinile dintre ale lui, iar el se bleste mângând, cum ai putut să fii atât de prost? Cum ai putut, după două luni? Ai avut atât de multă grijă. Dragostea ta fată de Tesa e o povară pe care i o suportă doar din politețe. Aduți aminte de asta. Însă Tesa se mulțum să dea perdeaua la o parte, înrucât trăsura încetinise. Intrau într-un graj transformat, cu o plăcuță la intrare pe care scria, toți vizitii sunt rugați să-și conducă pe jos doi când trec pe sub această arcadă. Am ajuns. Exclamă ea, de parcă Will n-ar fi spus niciun cuvânt. Poate că nu spusese, gândi Will. Poate că nu vorbise cu voce tare. Poate că își pierdea mințile. Date fiind circumstanțele, putea fi adevărat. Când portiera trăsurii se deschise, înăuntru năvălea aerul rece din Chelsea. Când Cirilo ajută pe Tessa să coboare, Will o văzu și capul. Întâi se alătură Tesei pe caldarâm, în aer plutea mirosul tamisei. Înainte să fie construit cheiul, fluviul trecea mult mai aproape de aceste șiruri de case, ale căror contururi erau îndulcite de lumina felinarelor în întunericul nopții. În prezent, fluviul se afla mai departe, însă duhoarea de sare, mâl și fier încă mai persista. Fațada casei cu numărul 16 era în stil georgian, construită din cărămidă roșie, cu un bovindou ieșit în afară deasupra ușii principale. Exista o curte mică pavată și o grădină în spatele unui gard elegant. Din fier forjat, Poarta era deja deschisă. Tessa intră și urcă treptele pentru a bate la ușă, cu doar doar câțiva pași în urma ei. Ușa fu deschisă de către ol Scott, care purta un halat de casă galben-canar din brocart peste o pereche de pantaloni și o cămașă. Avea un monoclu de aur la ochi și îi privi pe amândoi cu un oarecare desgust. O? Făcu el l-aș fi pus pe la cheu să vă răspundă și să vă trimite la plimbare, dar credeam că era altcineva. Cine? Vrutea să știe lucru pe care Will îl considera a fi relevant pentru problema lor, însă așa era Tesa. Punea mereu întrebări. Dacă o lăsai singură într-o încăpere, ar fi început să le pună întrebări plantelor și pieselor de mobilier. Cineva cu absint, spuse Olzi. Mai bea tu mult absint și ai să crezi că tu ești altcineva, îi spuse. Will? Îl căutăm pe Magnus Bane, dacă nu e aici, spune-ne și nu să-ți mai irosim timpul prețios. Wolsey oftă de parcă ei l-ar fi convins. Magnus, strigă el e băiatul tău cu ochi albaștri. Pe coridorul din spatele lui Wolsey se auziră niște pași și Magnus a păr îmbrăcat la patru ace, de parcă tocmai ar fi venit de la un bal. Plastron și manșete apretate, frac negru și părul ca o creastă din mătase neagră. Se uită de la Will la Tessa. Și cărui faptei datorez această onoare, la o oră atât de târzie. O favoare spuse Will și se corectă imediat când sprâncenele lui Magnus se ridicară brusc. O întrebare. Wolsey oftă și se dădu la o parte din cadrul ușii. Prea bine, veniți în salon. Nimeni nu se ofer să le ia pălăriile sau paltoanele și, odată ajungi în salon, te scoase mânușile și se apropie cu mâinile de foc, tremurând ușor. Părul ei era o masă de bucle umede la ceafă, iar Will își mută privirea, înainte să-și amintească senzația pe care o avea. Când își trecea mâinile prin acel păr și simțea șuvițele șerpuindu-i printre degete. La institut, cu gem și ceilalți care îi distrăgeau atenția, era mult mai ușor să nu uite că nu trebuia să-și amintească așa de tesa aici, având senzația că înfrunta lumea cu ea alături, având senzația că ea era aici pentru el, nu pentru sănătatea logodnicului ei, așa cum și trebuia să fie, era aproape imposibil. Wolsey se aruncă într-un fotoliu cu motive florale. Își scosese monoclul de la ochi și îi legăna lanțul de aur pe degete. Pur și simplu de-abia aștept să aud despre ce e vorba. Magnus se apropie de șemineu și se rezemă de poliță, înruchipând imaginea perfectă a unui tânăr dandy. Încăperea era zugrăvită într-o nuanță de bleu pal și decorată cu tablouri care înfățișau vaste întinderi de granit, mări strălucitori de albastre și bărbați și femei în costume clasice. Lui Willy se păru că recunoaște-o. Reproducerea unui tablou de Almatadema, pentru că sigur era o reproducere, nu-i așa. Will nu mai privi pereții cu gura căscată, spuse Magnus. N-am mai auzit de tine de câteva luni bune. Ce te aduce acum aici? Nu voiam să te deranjez, murmură Will. Era doar parțial adevărat, Imediat ce Magnus dovedise că blestemul lui îl fusese o făcătură, îl evitase pe Magnus, nu din cauza că era supărat pe Medician, sau că nu mai avea nevoie de el, ci pentru că simpla lui vedere îi provoca durere. Îi scrisese o scurtă misivă, spunându-i ceea ce se întâmplase și că secretul său nu mai era secret. Îi vorbise despre logodna lui Gemcutesa. Îl rugase să nu-i răspundă. Dar asta, asta e o criză. Magnus făcu mari ochii săi de pisică. Ce soi de criză? E despre infen, spuse Will. La naiba! exclamă Olzi. Nu-mi spune că haita mea ia din nou chestia asta. Nu, îl liniștiu -l. Nu mai au de unde să ia. Văzu că Magnus începe să înțeleagă și porni să le explice situația pe cât de bine putea. Magnus nu-și schimbă expresia în timp ce îl vorbi, exact așa cum făcea ciurci când cineva îi se adresa. Magnus pur și simplu îl privi pe el cu ochii să-i riverzui, până ce băiatul termină de povestit. Și fără infen. Întrebă Magnus într-un târziu. Va muri, răspunse Tesa, întorcându-se cu spatele la șemineu. Era îmbujorată, însă Will nu-și de seama dacă era din pricina căldurii focului sau din cauza stresului pe care îl prezenta această situație. Nu imediat, dar în decurs de câteva zile. Trupul lui nu poate face față fără acea pulbere. Cum și-o administrează? Se interesează? olzi. Dizolvată în apă sau inalată? Ce relevanță are asta? Dori Will? Să știe. N-are nicio relevanță, răspunse Olzi. Voiam doar să știu, Drogurile demonice sunt niște lucruri tare curioase. Pentru noi, cei care îl iubim, e o priveliște mai mult decât curioasă, spuse Tessa. Ținea bărbia ridicată, iar Will își aminti că îi spusese la un moment că se cu Boadicea. Ea era curajoasă, iar el o adora pentru asta, chiar dacă își manifesta neînfricarea apărându-și iubirea pentru o altă persoană. Și de ce ați venit la mine? Se interesă Magnus pe un ton liniștit. Ne-ai mai ajutat și altădată, spuse Tessa. Ne gândeam că poate ne poți ajuta din nou. Ne-ai ajutat cu decuincei și cu blestemul lui Will, nu sunt la cheremul vostru, spuse Magnus. V-am ajutat cu decuincei fiindcă m-a rugat Cami și pe Will, odată, pentru că la rândul său s-a oferit să mă ajute. Eu sunt magician. Și nu-i ajut gratuit pe vânătorii de umbre. Eu nu sunt vânător de umbre, spuse Tessa. Se așternă o tăcere de plină. Apoi, hâm, făcu Magnus, dezlipindu-se de poliță. Tessa, să înțeleg că trebuie să fi felicitată. Eu pentru logodna cu James Carstairs, se îmbujoră, iar mâna îi zbură la gât, unde purta totdeauna colierul mamei lui Gem, darul pe care îl făcuse el. Da. Îți mulțumesc. Will simți, nu văzu, ochii lui Wolsey a țintiți asupra celor trei, Magnus, Tesa și el însuși, alunecând de la unul la celălalt, mintea. Din spatele lor examinând, deducând și bucurându-se. Will se încordă. Aș fi încântat să-ți ofer orice, spuse el de data asta. O altă favoare sau orice îți dorești în schimbul pulberii fen. Dacă e vorba de bani, aș putea aranja, vreau să zic, aș putea încerca, te-aș fi putut ajuta înainte, spuse Magnus. Dar asta. Medicianul oftă. Gândiți-vă voi doi. Dacă cineva cumpără tot infenul din țară, atunci înseamnă că e o persoană care are un motiv bine întemeiat. Și cine are un motiv bine întemeiat pentru a face asta? Mortmain șoptite sa, i o înainte lui Will. El încă își putea aminti propria ei voce. Adepții lui Mortmain au cumpărat cea mai mare parte din rezerva de infen din Astend, mi s-a confirmat. Dacă rămâneai fără, iar el era singurul care mai avea, am fi ajuns la mila lui, zise Gem. Asta dacă nu vrei să mă lași să mor, desigur, ceea ce ar fi cel mai rațional lucru de făcut. Dar cu suficient timp să le ajungă pentru 12 luni, Will se gândise că nu era un pericol. Se gândise că mort mai avea să găsească o altă modalitate de a-i hărțui și chinui, înrucât era evident că acest plan nu putea funcționa. Will nu se așteptase ca drogul care ar fi trebuit să ajungă un an întreg să se termine în 8 săptămâni. Nu vrei să ne ajuți, spuse Will. Nu vrei să fi văzut ca dușman al lui Mortmain. Ei bine, nu-l poți învinui. Wolsey se ridică într-un vârtej de mătase galbenă. Ce anume ați putea voi să-i oferiți pentru a-l face săriște? Am să-ți dau orice, spuse Tessa pe un ton coborât pe care Will. Îl simți până în măduvă oaselor. Orice îți dorești, dacă ne poți ajuta să facem ceva pentru gem. Magnus își strânse în pumn o șuviță de păr. Dumnezeule, ce să mă fac cu voi doi? Am să mă interesez pe unde pot. Am să încerc să dau de urma câtor varute comerciale mai neobișnuite. Bătrâna Molly am fost la ea, spuse Will. Ceva înspăimântat-o atât de tare, încât nici nu vrea să iasă din mormânt. Olzi pufni. Și asta nu îți spune nimic, vânătorașule de umbre. Chiar merită toate astea, doar pentru a prelungi viața prietenului tău cu câteva luni. Cu un an. Oricum o să moară. Și cu cât moare mai repede, cu atât mai repede o să poți pune mâna pe logodnica lui, de care ești îndrăgostit. Wolzi își îndreptă privirea amuzată spre Tesa. Zău așa, ar trebui să numeri cu nerăbdare zilele care i-au mai rămas. Will nu știa ce anume se întâmplă după aceea, totul se făcu deodată alb, iar monoclul lui Olzi zbură în celălalt capăt al încăperii. Capul lui Will se lovi dureros de ceva, iar vârcolacul se afla sub el, dând furios din picioare și înjurând, și se rostogoleau pe covor, iar la încheietura mâinii, acolo unde Olzi și înfipsese ghearele, simți o durere ascuțită, Durerea îi limpezi mintea și deveni conștient că Wolzi îl țintuia la pământ, cu ochii deveniți galbeni și dinții dezveliți, ascuțiți ca niște pumnale, pregătiți să muște. Opriți-vă! Opriți-vă! Tessa, aflată lângă foc, își făcase un vătrai, Will se sufoca și își puse mâna pe fața lui Olzi, împinându-l cu toată forța. Olzi țipă. Și deodată, Will nu mai simți nicio greutate pe piept, îl. Ridicase pe vârcolac și îi făcuse vânt. Apoi Magnus îl apucă pe Will de jachetă și îl târă afară din încăpere, în vreme ce Olzi se uita lung după ei, ținând o mână pe față, acolo unde inelul de argint al lui Will iar se pometele. Dăm drumul! Dăm drumul! Will se zbătea, dar Magnus avea o strânsoare de fier. Îl târă pe culoar și îl duse într-o bibliotecă slab luminată. Will reuși să se elibereze exact când Magnus îi dădu drumul, lucru care a avut ca rezultat o împleticire lipsită de eleganță cel lip de spatele unei canapele din catifia roșie. Nu pot lăsa pe tesa singură cu Olzi, virtutea ei e în siguranță cu el, spuse Magnus Sec. Olzi o să. Se poarte frumos, dar nu pot spune același lucru și despre tine. Will se întoarse încet, ștergându-și sângele de pe față. Te uiți urât la mine, îi spuse lui Magnus. Parcă ești ciurci când vrea să muște pe cineva. Să te iei la bătaie cu căpetenia praetor lupus, spuse magicianul pe un ton amar. Știi prea bine ce ți-ar face haita lui dacă ar avea și cea mai mică scuză. Tu vrei să mori, nu-i așa? Nu vreau! Exclamă Will, surprinzându-se chiar și pe el însuși. Nu știu de ce te-am ajutat. Îți plac lucrurile distruse. Magnus făcu doi pași prin încăpere și l-a pucă pe Will de față cu degetele sale lungi, ridicându-i forțat bărbia. Tu nu ești Saidni Carton. Spuse el apăsat. Cu ce te-ar ajuta dacă 111 ai muri pentru James Styles, când el oricum e pe moarte? Dacă l-aș salva, atunci ar merita să Dumnezeule. Exclamă Magnus, mijind ochii. Ce anume merită? Ce Dumnezeu ar putea să merite? Tot ce am pierdut. Strigă Will. Tesa. Magnus își luă mâna de pe chipul lui Will. Făcu câțiva pași îndărât. Și începu să inspire și să expire lent, ca și când ar fi numărat în gând până la zece. Îmi pare rău, murmură el într-un târziu. Pentru ceea ce a spus Olzi. Dacă gem moare, nu pot fi cu Tesa, spuse Will pentru că ar fi ca și când aș fi așteptat ca el să moară, sau ca și cum m-aș bucura cât de cât de moartea lui, pentru că ea mi-a permis să o am petesa. Și nu am de gând să fiu acea persoană. N-am să profit de pe urma morții lui. Așa că el trebuie să trăiască. Will își coboră brațul, cu mâneca pătată de sânge. E singura cale prin care toate astea ar putea să aibă o noimă. Altminteri ar fi doar suferință și durere inutilă și fără sens. Presupun că nu te-ar ajuta foarte tare dacă ți-aș spune că așa e viața. Cei buni suferă, răul înflorește și tot ceea ce e muritor trece în neființă. Vreau să fiu mai mult decât atât, spuse Will. Tu m-ai făcut să vreau să fiu mai mult decât atât. Mi-ai arătat că am fost blestemat doar pentru că alesesem să cred asta. Mi-ai spus că exista o posibilitate, un sens. Și acum întorci spatele acestui lucru pe care l-ai creat. Magnus răse scurt. Ești incorigibil. Am mai auzit asta. Will se dezlip de canapia, strâmbându-se de durere. Așadar mă ajuți. Am să te ajut. Magnus vă rămâna sub plastron și scoase ceva ce atârna de un lanț, ceva ce arunca o vagă lumină roșiatică. O piatră roșie, pătrată. E asta. O puse în mâna lui Will, care o privi confuz. A fost a lui Cami, o recunosc cu el. I-am făcut-o cadou, spuse Magnus, zâmbind amar în colțul. Guri. Mi-a înapoiat toate darurile luna trecută. Poți să o iei. Te avertizează când sunt demonii prin apropiere s-ar putea să funcționeze și asupra celor creații mecanice ale lui Mortmain. Dragostea adevărată nu moare niciodată, spuse Will, traducând inscripția de pe spatele pietrei la lumina de pe culoar. Nu pot purta asta, Magnus. E prea drăguță pentru un bărbat. La fel ca tine. Du-te acasă și curăță-te. Am să te chem de îndată. Ce dispun de informații? Îl privi pătrunzător pe Will și adaugă, între timp, fă tot ce poți pentru a merita ajutorul meu. Dacă vă apropiați de mine, am să vă trag una în cap cu vătraiul ăsta. Exclamă Tessa, fluturând unealta între ea și Wolsey scot de parcă ar fi fost o sabie. Și n-am nicio îndoială că ai face-o, spuse el, privind-o cu un soi de respect ranchiunos în timp ce el ștergea sângele de pe bărbi cu o batistă cu monogramă. Și Will se murdărise de sânge, al lui și al lui Wolsey, cu siguranță acum se afla alături de Magnus într-o altă încăpere, mângind peste tot cu și mai mult sânge. Lui Will nu îi păsa niciodată foarte tare de curățenie, cu atât mai puțin când se lăsa prada emoțiilor. Văd că ai început să te porți ca vânătorii de umbre, pe care se pare că i-a dorit atât de mult. Ce n bate a făcut să te logodești cu unul dintre ei? Și încă unul pe moarte. Te se în furie și se gândi să-l lovească totuși pe Olzicu. Vă traiul indiferent dacă se apropia sau nu de ea. Dar el se mișcase. Extrem de iute atunci când se luptase cu el, așa că ea nu prea avea șanse. Nu-l cunoașteți pe James Carstairs. Nu vorbiți despre el. Îl iubești, nu-i așa, Olzi reuși să facă asta să sune într-un fel neplăcut. Dar îl iubești și pe Will. Te s-a înlemni. Da, Magnus știa ce simțea Will pentru ea, dar gândul că sentimentele ei pentru Will îi se citeau pe chip era greu de suportat. Nu e adevărat. Mincinoasă. Exclamă Olzi. Zău așa, care e diferența dacă? Unul dintre ei moare. Vei avea întotdeauna o a doua opțiune, să se gândi la gem, la forma chipului său, la ochii închiși atunci când cânta concentrat la vioară, la arcuirea gurii atunci când zâmbea, la degetele care le mângâiau cu grijă pe ale ei, toate trăsăturile lui care erau atât de dragi. Dacă ați avea doi copii, răspunse ea, ați spune că ar fi în regulă dacă unul dintre ei ar muri, înrucât tot ați mai rămâne cu unul. Oamenii pot iubi doi copii în același timp. Dar într-o relație, inima se poate dărui unei singure persoane, îi răspunse Olzi. Asta face cu nu-i așa? Asta ne spun romanele, deși eu, unul, nu am o asemenea experiență. Am ajuns la o concluzie în privința romanelor, spuse Tesa. Și care e aceea? Nu sunt adevărate. Wolzi ridică o sprânceană. Ești tare nostimă. Spuse el, aș putea spune că înțeleg că au văzut băieții ei la tine, dar... Ridică din umeri. Halatul său galben avea acum o ruptură. Prelungă și murdară de sânge. N-am înțeles niciodată femeile, și ce anume găsiți misterios la ele, domnule? În general, scopul lor. Ei bine, presupun că ați avut o mamă, zise Tessa. Cineva m-a fătat, da, spuse Olzi fără prea mult entuziasm. Mi-amintesc cât de cât. Poate că așa e, dar nu ați fi existat fără o femeie, nu-i așa? Chiar dacă nu prea ne găsiți vreun folos, suntem mai istețe, mai hotărâte și mai răbdătoare decât bărbații. Se prea poate ca bărbații să fie mai puternici, însă cele care îndură sunt femeile. Asta faci tu. Înduri. Din câte știu, o femeie logodită ar trebui să fie mai fericită. Wolzi o cercetă cu ochii lui deschiși la culoare. După cum se spune, o inimă care se dezbină în sine nu poate de inui. Îi iubești pe amândoi și asta te macină. O casă, spuse Tessa. El ridică o sprânceană. Ce anume? O casă care se dezbină în sine nu poate de noi. Nu o inimă. Poate că n-ar mai trebui să folosiți citate dacă nu le știți prea bine. Și poate că tu ar trebui să nu-ți mai plângi de milă, spuse el. Mulți oameni sunt norocoși dacă pot găsi o singură mare iubire în decursul vieții. Tu ai găsit două. Spuse bărbatul care n-are niciuna. Oh! Olzi se trase în spate împleticit, cu mâna pe inimă, prefăcându-se căleșină. Porumbelul are dinți. Prea bine, dacă nu dorești să discutăm chestiuni personale, atunci poate că ar trebui să discutăm lucruri mai generale. Natura ta. Magnus pare convins că ești magiciană, dar eu. Nu sunt atât de sigur cred că s-ar putea ca prin venele tale să curgă. Ceva sânge de zână, pentru că ce e magia metamorfozării dacă nu o magia iluziei? Și cine sunt stăpânii magiei și iluziei dacă nu chiar spiritele naturii? Tessa se gândi la zâna cu păr albastru de la petrecerea lui Benedict, care pretinsese că o cunoștea pe mama ei și îi se puse un nod în gât. Dar înainte să-i mai poată adresa vreun cuvânt lui Wolsey, Magnus și Will reveniră în salon, Will, așa cum bănuise, la fel de însângerat ca mai devreme și încruntat. Se uită de la Tessa la Wolsey și râse, Scurt. Magnus, bănuiesc ce aveai dreptate, spuse el Tesa nu se află în niciun pericol. Nu se poate spune același lucru și despre el. Tesa, draga mea, dăm vătraiul. traiul, o rugă Magnus, întinzând mâna. Olzi poate fi nesuferit, dar există metode mult mai bune de a-l ține în frâu. Cu o ultimă căutătură urâtă aruncată lui Olzi, Tesa în mână vătraiul lui Magnus. Se duse să-și recupereze mânușile, iar lui paltonul, și urmă un vârtej de mișcări și voci, iar ea l pe Olzi râzând dar nu prea îl băga în seamă, era prea concentrată asupra lui Will. Își dădu seama după expresia lui că ceea ce el și Magnus discutaseră între patru ochi nu rezolvase problema drogurilor lui Gem. El părea chinuit și era ușor cadaveric, iar sângele care îi colora punții în alții îi făcea albastrul ochilor și mai surprinzător. Magnus îi conduse afară, unde aerul rece o lovi pe tesa asemenea unui val. Își puse mânușile și îl salută pe Magnus cu o înclinarea, capului, după care el închise ușa, lăsându-i singuri în întunericul. Nopții Tamisa se călipea dincolo de copaci, de stradă și de chei, iar felinarele de pe podul boter se apa, un nocturnă în albastru și auriu. Umbra trăsurii era vizibilă sub copacii de lângă poartă. Deasupra lor, luna apărea și dispărea în spatele norilor cenușii. Will stătea complet nemișcat. Tesa, spuse el. Avea o voce bizară, ciudată și necată. Tesa se apropie iute de el și îl privi în ochi. Chipul lui Will era adesea la fel de schimbător ca lumina lunii, ea nu -l mai văzuse niciodată să aibă o expresie atât de încremenită. Are de gând să ne ajute. Șoptia. Magnus. O să încerce, dar după privirea pe care mi-a aruncat-o, mi-am dat seama că îi pare rău pentru mine, Tes. Asta înseamnă că nu mai există nicio speranță, nu-i așa? Dacă până și Magnus crede că această strădanie este sortită eșecului, nu mai pot face nimic, nu-i așa? Ea își puse mana pe brațul lui. Will nu se clinti, era atât de bizar să fie așa de aproape de el, să-i simtă prezența, să aibă senzația atât de familiară pe care aceasta i-o producea, după ce luni întregi se evitaseră și de-abia vorbiseră. El nici nu voise să o privească în ochi. Iar acum era aici, mirosind a săpun și a ploaie și sânge, și Will, ai făcut atât de multe, șoptia. Magnus va încerca să ne ajute, noi vom continua să căutăm și poate că va ieși ceva la lumină. Nu-ți poți pierde speranța. Știu. Știu asta. Și totuși, simt o teamă imensă în inimă, ca și când ar fi ultimul ceas al vieții mele. Nu e pentru prima oară când sunt. Disperat, te dar nu am trecut niciodată printr-o asemenea temere. Și totuși știam, mereu am știut, că Gemva muri. Ea nu spuse. Cuvintele erau între ei doi, nerostite. Cine sunt? Șoptii ani la rândul m-am prefăcut a fi altcineva. Și apoi m-am bucurat că aș putea reveni la adevărata mea personalitate, doar ca să mă trezesc că nu există niciuna adevărată la care să revin. Am fost un copil obișnuit, și mai târziu un bărbat nu prea bun, iar acum nu mai știu cum să fiu unul din acele două. Nu știu ce sunt, iar când gem va pleca, nu va mai fi nimeni care să mă arate. Eu știu cine ești. Tu ești tu, Ilhirondale, atât spuse Tessa, iar apoi, brusc, brațele lui erau în jurul ei, capul lui pe umărul ei. La început, i-a de uimire, iar apoi i -i întoarse cu grijă îmbrățișarea, ținându-l strâns în timp ce el tremura. Nu plângea, era altceva, un soi de paroxism, de parcă se neca. Știa că nu se cuvenea să-l atingă, cu toate că nu și-l putea imagina pe gem dorindu și ca ea să-l respingă pe Will într-un asemenea moment. Ea nu putea fi gem pentru el, gândind sinea ei, nu putea fi busola care indica mereu nordul, dar cel puțin putea să-i mai ușureze povara pe care o ducea în spate. Vrei tu tabachera asta îngrozitoare pe care am primit-o cadou? E din argint, așa că eu nu pot atinge, spuse Olzi. Magnus, stând lângă bovindoul salonului, cu perdelele trase suficient cât să-i vadă pe Will și Tessa pe treptele casei lui, îmbrățișându-se de parcă viețile lor depindeau de asta, murmură ceva evaziv. Wolsey își dă două ochii peste cap. Tot acolo sunt, nu-i așa? Așa se pare. Tare complicată toată treaba asta cu iubirea romantică, spuse Olzi. E mult mai bine cum suntem noi. Nu contează decât fizicul. Categoric. Will și Tessa se despărțiseră într-un târziu, cu toate că încă se țineau de mână, se părea că te s-a încercat să-l facă pe Will să coboare treptele. Crezi că te-ai fi căsătorit dacă nu ar fi fost nepoții tăi care să-ți ducă mai departe numele familiei. Presupun că aș fi fost nevoit să o fac. Strigați în Iureș, Dumnezeu cu Henric, cu Anglia, cu Sfântul Gorghe și cu Praetor Lupus. Olzi râse, își turnase un pahar de vin din carafa de pe bufet, iar acum îl rotea, privind spre adâncurile schimbătoare ale lichidului. I-ai dat lui Will colierul lui Cami, remarcă el. Cum de-ai știut? Magnus era doar pe jumătate atent la conversație, cealaltă. Jumătate îi urmărea pe Will și pe Tessa, care se îndreptau spre trăsură. Cumva în pofida diferențelor de înălțime și constituție, ea părea să fie sprijinul. Îl purtai când ai ieșit cu el din salon, dar nu și când te-ai întors. Presupun că nu i-ai spus că at valorează. Că poartă un rubin care costă mai mult decât institutul. Eu nu-l voiam, spuse Magnus. O tragică amintire a iubirii pierdute. Nu se potrivea cu tenul meu, Will și Tessa erau în acum, iar vizișul lor trăgea de hățuri. Crezi că are vreo șansă? Întrebă Magnus. Cine? Will Hirondale. Să fie fericit. Wolzi ofta adânc și puse paharul jos. Există vreo șansă ca tu să fii fericit dacă el nu e. Magnus nu răspunse nimic. Ești îndrăgostit de el. Îl întrebă Wolzi, pură curiozitate, niciun pic de gelozie. Magnus se întrebă cum era să ai o asemenea inimă sau, mai degrabă, să nu ai deloc o inimă. Nu, răspunse Magnus. M-am întrebat asta, dar nu. E vorba de. altceva. Simt că îi sunt dator. Se spune că atunci când salvezi o viață, ești responsabil pentru acea viață. Eu simt că sunt responsabil pentru băiatul ăla. Dacă nu va găsi niciodată fericirea, voi avea senzația că le-am dezamăgit. Dacă nu va putea fi împreună cu fata pe care o iubește, voi avea senzația că l-am dezamăgit dacă nu-i pot ține parabataiul alături, voi avea senzația că l-am dezamăgit. Atunci înseamnă că l vei dezamăgi, concluzionă Olzi. Între timp cât tu ai să bocești și ai să cauți în fen, eu cred că am să plec într-o călătorie. Pe la țară. Orașul mă deprimă în timpul iernii. Fă ce vrei. Magnus lăsă perdeaua să cadă când trăsura lui Will și te s-a dispărut din peisaj. Către Consulul Josiah Weiland de la Inchizitorul Victor Uitelau Josiah, am fost profund îngrijorat să aud descrisoarea pe care ai trimis-o membrilor Consiliului privind numirea lui Charlotte Branwell în funcția de consul. Că aveți cunoștințe, sperasem că poate aveai să vorbești mai liber cu mine decât ai făcut-o cu ei. Există vreo problemă care te macină. Tatăl ei a fost atât prietenul meu, cât și al tău, și nu am auzit vreodată ca ea să fi făcut vreun lucru lipsit de onoare. Al tău, îngrijorat, Victor Uitelau.